Neața lume, astăzi băgăm tot sezonul din Solo Leveling, așa că fiți pregătiți și începem cu această insulă unde scrie că acum 3 ani în urmă se întâmplau niște chestii. Mai exact erau acești marinari care zic: capitane, trebuia să ne băgăm și noi să luptăm aici. Degeaba ne-am băgat noi pentru că armele noastre nu dau damage, efectiv dăm degeaba. Și o să vedeți de ce, acum nu prea are sens, dar mai încolo o să aibă sens chestia asta. N-avem ce să facem, trebuie să lăsăm pe vânători să preia acest caz. Băi, și erau ăștia atacați de furnici. Un venit în vânător x vânător și ultimul arc cu furnicile chimeră sau himeră. Băi, și încercau ăștia să se lupte cu ele, avem aici vrăjitor, bani, dădeau ăștia cu foc. Părea că se țin la ei până i-a călcat furnicile și a început să mănânce din ei. Oh, nu, firar să fie, suntem prea slabi pentru jocul ăsta. Ae, cât spunea XF. Ăsta când să moară, vine unul și-l ajută. Dar ziceți voi dacă armalul ăsta nu seamănă cu un măr. Un măr mâncat, mâncat din el, știi, cotorul de la măr, uite numai. Și îi dă heal-ul ăsta care era mâncat de furnică, iar ăsta zice: oh, nu vine să cred, m-a vindecat. Păi da, asta face magia care te vindecă, te vindec. L-a vindecat pe fraier, apoi apare unul care dă cu fulger și altul care este, cred că e un fel de fighter că luptă cu mâinile goale, mă rog, are niște mănuși, da. Na. Și se bat ăștia doi, toată lumea zice: oh, sunt vânătorii de rank S, wow, ce tare. Dar după furnicile basic pleb alea roșii, vin astea ale mari, mă rog, deocamdată e numai una, dar o să apar mai multe mai acolo. Și ăsta zice: bă, nu cred că e bossul. Probabil e doar liderul celor de dinainte. Păi da, cam ăsta ar fi un boss. Nu bossul final, dar un mini-boss, o elită, ceva. Și încep ăștia să se bată cu el sau cu ea, că nu știm ce furnic e ăsta. Poate furnicul sau furnica. Și îl atacă furnica pe ăsta care a zis eu că e fighter. Îl prinde așa, se ține foarte bine, i-a prins colții în mână. Iar ăsta de sus, cu ghearele tigrului aurii, bam, fulger pe el. Ăsta de năcaz rupe dinții la furnică. Da, are și dinți, vedeți dinții, și are și colți. De fapt i-a rupt colții aia mari, bă, și dă cu unul fix prin ea. Bam! Și cam aia a fost furnica. Easy, ai crede. Dar de fapt nu, acum vin alelalte mai multe, că s-o grămadă și din acestea. Interesant, bă, și ăsta evoluează aici și alaltul cred că își mărește puțin ghearele și dă cu fulgere și apoi sărim în altă parte, unde era alt pleb, dar un pleb cu ochelari. Aici era în oraș și pe drum, bă, am o grămadă de furnicuțe din astea și ăsta era lider de guild. Că plebii de jos zic: bă, guildmaster Choi, când ești pregătit, dă-ne semnalul să tăbărâm pe ei. Gata, boss, nicio problemă. Ia ăsta focul, aparent dă cu foc băiatul, rad de toate furnicile ale roșii și mai rămân ale mari și le zice la ăștia plebs: șopei! Și s-ar ăștia pe ei și acum ni se explică ce pâlmân se întâmplă cu lumea asta. Acum 10 ani, o grămadă de porți care leagă lumea noastră către o altă dimensiune s-au deschis. De partea cealaltă, erau niște creaturi dubioase numite bestii magice. Uite goblinii. Unei mă goblin slayer când ai nevoie de el. Ei, și ăștia trăgeau cu mitraliera în ei, niciun damage, ok? Zero damage. De-aia la început ăla de pe barcă a zis: bă, dar nu trebuia să luptăm și noi? Păi da, dar degeaba, aparent armele lor moderne nu merg, dar cumva o sabie, bă, dă damage. Și apoi au apărut ei, vânătorii. În funcție de puterea magică pe care o ai în corpul tău, ți se dă un rang. Și ai așa: S, cel mai bun, A, B, C, D sau E, ultimul pleb. Și l-avem pe al nostru, iau-te-l, pe Sung Jin-Woo, care nu știu dacă să-i zic Sun, Jin sau U. Sujuk o să-i zice, eu cred că o să rămânem cu Jin sau Jinuț. L-avem pe Jinuț al nostru. Problema e că, odată ce ți s-a dat rangul ăsta, știi, te-ai născut cu o anumită cantitate de putere, bă, indiferent cât te-ai antrenat, niciodată în viața ta nu o să poți să depășești asta. Te-ai născut cu power level 2, să zicem, cu 2 mori. Nu și în cazul lui Jinuț, dar asta o să vedem mai încolo. Solo Leveling pe ecran, bun, începem anime-ul. 3 ani mai târziu, present day, acum în 2024, erau băieții aici că se deschisese o poartă din asta, să intre înăuntru. Bă, da, super relaxați, ia uite aici, camionul cu cafeluț, o, salut, baftă băieți în raidul de azi, desigur nicio problemă, salut amice, vine ăsta, se salută cu colegul lui, zice: bă, ce faci, dă-te încolo, am crezut că nu mai vii să mai lucrezi cu noi. Bă, nu m-aș mai fi dus, dar și nevastă mea asta a rămas gravidă și vine al doilea copil, ne traia și nouă bănuț, știi? Și apoi vine și Jinuț al nostru, toată lumea îl salută: oh, Jinuț, ce faci, bro, dă-te încolo, ai mâncat înainte să vii aici, îți dau o ciorbă, ceva? Nu, boss, că am mâncat, măcar atâția bănuți să aibă și el să mănânce de pe zi pe alta. Și pe ăsta îl întreabă: bă, cine e ăsta? Toată lumea îl salută, e cel mai puternic cumva de aici? Nope, dimpotrivă. E cel care a venit după ce ai plecat tu și ăsta, porecla lui, este cel mai slab vânător din toată lumea. Noi am avut un raid printr-o poartă de rang E, ok? Ultima poartă și el a ajuns în spital. E ca și cum ai juca un joc pe easy și pierzi mereu. Așa e el, ăsta e el, n-ai ce să faci. Și fiind cel mai slab, raidurile la care participă el, noi le luăm ca raiduri ușoare. Că dacă el poate să le facă bine, deși nu prea poate, că ajunge în spital și la ultimul raid, ei ceilalți care nu sunt ultimii plebi o să o ducă bine. Și apoi apoi apare Gagica și zice: o, Ginuț, ce-i cu tine? De ce ești așa plin de răni? Te-ai lovit? Ce ți-a întâmplat cu fața ta? Bă, na, știi și tu, am fost într-un raid și mi-am luat bătaie. Mai vorbește puțin cu tipa asta, îl întreabă cum de s-a rănit. Păi, na, fiind un dungeon de rang, nimeni nu s-a gândit, bă, hai să aducem un healer că poate ne lovim. Că nu se lovesc, că e dungeon de rang mic. Dar na, Ginuț al nostru s-a lovit, era să moară. Și apoi vine ăsta, Song Chi-Yul, care le ține aici și a întâlnirea, adunarea, e liderul, ce să mai e liderul grupului, zice: bă, hai să mergem să intrăm să rupem totul, mă bucur să lucrez cu dumneavoastră, zice Ginuț, foarte de treabă Ginuț, bă, sunteți pregătiți să intrăm? Da, bun, perfect. Intră ăștia în dungeon, Ginuț al nostru se uita la cuțitul lui care de-abia avea magie în el, dar din păcate atât și-a putut permite. Ginuț al nostru e cam pe sărăcie maximă și intră și el în portal. Apoi, în altă parte, în timp ce se întâmplă aventura asta, avem și termenii politici pe partea altă și ni se explică și se leagă bine una cu cealaltă. Go ăsta prinde tăieturi pe față, ne explică: bă, fii atent, vânătorii vânează în aceste dungeonuri pentru resurse. Aceste resurse, de exemplu, șuricanul ăsta, e foarte valoros. Și acum ajungem la Ginuța nostru care avea și el o piatră de rang E, nu e ca șuricanul ăla care probabil era de rang mai mare. Și bă, Ginuț era fericit, zice: în sfârșit am și o pietricică din asta, dă-te încolo. A, și după aia atacă un goblin. Bă, nu doar că îl atacă, îl nenorocește. Dacă l-ar vedea Goblin Slayer, i-ar zice: a, so desca. Și și-o dă cu goblinul, îi se rupe arma și după aia goblinul bagă sabia în el și gata. Asta a fost Solo Leveling, s-a terminat, mulțumim de participare, Ginuța nostru a murit. Îl ajută ceilalți din parte și vine Gagica să-i dea heal. Și se uita așa în timp ce își lua heal de la asta, vedea cum toți ceilalți se descurcă foarte bine. Înapoi la moșul care ne explica: bă, fii atent, pietrele astea pe care le colectăm noi de la bestii pot fi transformate în arme puternice ca să batem alte bestii. Practic batem o bestie cu altă bestie. Plus că cristalele de mana pe care le luăm din dungeon au aplicație similară, dar sunt mai puțin potente. Aha. Dar guvernul vrea să le folosească în alt mod, ca și o nouă sursă de energie. Mai în siguranță decât energia nucleară, mai eficientă decât apa, vântul și orice altceva și nu poluează ca combustibilul fosil. Sursa de energie ideală ar fi cristalele astea. Și bineînțeles că au nevoie de vânători care să adune aceste cristale. Și apropo de vânători, s-a terminat raidul ăsta, au bătut ultimul boss, acest lup care doarme cu limba scoasă. Ginuța nostru și-a luat și el heal. Tipa asta că am încercat să-i spună pe ocolite: boss, nu-i jocul tău. S-ai greșit, meseria lui pentru tine, las. Cei care bătuseră monstru se gândeau: bă, dar nu prea am avut, sincer. Înțeleg că e dungeon din ăsta de săraci, dar prea de sărace. Și Ginuț iară se gândea: uite, era să mor pentru o pietricică de rang E. Păi, dar ce fac cu asta? Nu ajută cu nimic. Și la un moment dat zice unul: bă, Nick, am găsit poteca asta aici. Ce ziceți, ne băgăm? Bă, ce naiba? Double Dungeon? Adică tunel în tunel? Unde naiba să ne ducem? Bă, poate e lut acolo, poate nu e lut. Ăsta, liderul grupului, zice: bă, fiți atenți, procedura standard e să așteptăm ordine de la Asociația Vânătorilor. Nu să ne băgăm noi ca orbi, că nu știi ce acolo. Lasă, bă, că e un dungeon de rang D. Siguranță o să fim bine. Ăsta tot nu voia să meargă și a zis: bă, știi ce? Hai să punem la vot. Și cumva se votează da, nu, da, nu, până e 6-6 și cine trebuie să decidă? Ginuț. Ginuț, fiind ultimul sărac, s-a gândit: bă, acum că tasul lipsea, iar măsa era super bolnavă și pe soră s-a treas-o de la facultate, are nevoie de bănuți. Și a zis: bă, hai să mergem. Eu, Ginuț, zic să mergem. În altă parte, vedem cum se testa nivelul de magie, ca să ți se determine rancul. Era biluța asta aici, te duceai, puneai mâna pe ea și ți se determina rancul. Apoi venea unul, dacă erai destul de șmecher, și zicea: boss, ia contractul ăsta că ești rank ce, ești șmecher, hai la noi în ghildă. Vorba la telefon cu ăsta. Și ăsta zicea: bă, nu contează genderul, vârsta, cine sunt, nu pasă nimic, atâta timp cât îți buni, o ofertă ei la noi în grupă. Dar oricât de bune ar fi, niciodată nu se compare cu Cha Hae-In. Bă, vedeți că Cha Hae-In e șmecheră. Pentru că aici s-a furat poșeta la o tipă, mergeau ăștia pe scooter și dau de ea, de Cha Hae-In. Ia uite pe Cha Hae-In. S-a filmat aici, s-a filmat, cameramanul și-a făcut treaba bine aici. Îi recuperează geanta la tipă și toată lumea atunci zice: bă, e vânătorul de rang S, este Cha Hae-In și șmechere, dă-te încolo. Și pleacă Cha Hae-In, nu stă cu plebii de vorbă, sare pe aici pe bloc, face niște backflip-uri și s-a dus. În tunel, înapoi la Ginuța nostru, mergeau de vreo 40 de minute și n-au mai dat de nimic. Ginuț vorbea cu Gagica, zice: bă, scuze că din cauza mea mergem aici, că eu am votat pentru. Ai, ok, nu-ți face griji, dar ești conștient că dacă acel boblin te-ar fi atacat puțin mai sus, ai fi mort acum, nu? Bă, da. E bine, dacă înțelegi atunci, ar trebui să mă scoți la cină. Ginuț, care săracul de-abia avea bani să mănânce ceva. Ce, bă, nu vrei să mă scoți la cină? Ba, da, mă, da. Sunt întrerupți de porți. Au ajuns, mă, gata. După 40 de minute au dat de mari porți. Și unul zice: dă-le încolo de porți, le deschid eu, că n-am mers până aici degeaba. Deschide ăsta porțile, apoi îl vedem iară pe Ghost al bătrân, care explica la cei care au trecut proba treaba aia să vadă ce era în gâs. Le-a explicat că 10 ani de când s-au deschis porțile, să devii vânător înseamnă să-ți riști viața, chiar și cei care s-au obișnuit cu raidurile niciodată să nu uite că, bă, sunt periculoase. Dacă vrei să supraviețuiești, ține minte sfatul ăsta să-ți fie frică. Înapoi la băieții din echipa lui Ginuț, cărora nu le era frică de nimic, că na, l-aveau pe Ginuț și Dungeon de rang D, intră în camera asta, bă, niște statui super mari aici. Ginuț se uita la asta, zice, uau, asta cât de mare e, mai mare decât celelalte. La un moment dat unul zice, bă, nicio bestie, dar am găsit chestia asta, tableta magică scrisă aici. Încep ăștia să citească pe tabletă, gagica lui Ginuț zice, bă, nu ți se pare că statuia aia se uită la noi? What? Nu mă, ce ți se pare ție cum să uite o statuie? 2 secunde mai târziu se închid ușile. Opa! Ăsta zice, fira să fie, v-am zis, bă, că să nu mergem, dar voi nu, că mergem să luăm lut, aha. Hai că eu plec de aici. Bă, și ăsta la fugă, când să plece, statuia asta mare care ținea dita mai alebarda, și bam, s-a dus ăsta, a plecat dacă e, de tot. Panică în grup acum, îți dai seama, toată lumea, bă, nu, o să murim aici, s-au mișcat statuile, ce, cum să batem statuile astea, what? Ginuța nostru nu înțelegea, zice, bă, la care a murit nu era rang D, cum naiba a pierdut unul de rang D? Că dacă ăla a pierdut, ce șansă are Ginuț? Într-adevăr. Bă, și se uită Ginuț la statuia aia, de a zis gagică sa, bă, vezi că asta se uită la noi. Și într-adevăr, s-au mutat ochii, mă. Și acum Ginuț ne face niște backstory, și că el stătea să moară cam în fiecare raid. Primul lui raid s-a separat de ceilalți și a fost atacat de un goblin din ăsta și a stat câteva săptămâni în spital. În alt raid s-a pierdut fraierul prin labirint și era să moară de foame. Deci Ginuț nu doar că e slab ca putere, nici capul nu prea îl duce. El se pierdea prin toate raidurile, mă. Nu contează cât de slab era dungeon-ul, el mereu ajungea în spital, cam asta e faza. Majoritatea vânătorilor își iau echipament foarte bun din pietrele pe care le adună. El fiind ultimul pleb și nereușind să adune nimic, sau când aduna era o piatră din aia micuță, are un singur cuțit ăsta. Și dacă îi se rupe aia, o să lupte cu mâna goală. Și i s-a rupt atunci cu goblinul. Papucii lui, după cum vezi, nu erau în cea mai bună condiție. Și revenind în prezent, statuia asta trage din ochi cu raze laser. Le zice Ginuț, bă, jos! Dar ce jos, că aia i-a bărăit aia de a lua dracii. Au ars câțiva din ei. A început ăștia să țipe, oh, nu, au ars ăștia, ce să facem? Nimeni nu ne-a zis, păi cine să vă zică, că cred că n-a mai intrat nimeni în bucata asta de dungeon, îți dai seama. Ginuț, panicat, nu înțelegea ce naiba se întâmplă, cum e posibil să se întâmple asta, suntem blocați, o să murim, aia e. Toată lumea, oh, nu, ce se întâmplă, haideți să fugim, nu, dar dacă fugim, poate ne omoară statuia asta, pe unde să ieșim, că nu mai avem pe unde să ieșim. Și le-a zis Song ăsta, bă, nu vă mișcați, dacă vă mișcați, ne atacă statuile. Și stăteau toți pe loc, Ginuț striga la gagică sa, Joo-Hee, stai pe loc, nu fugi. Îi mulțumește ăsta lui Ginuț, zice, bă, dacă tu nu băgai de seamă că statuia aia ne atacă când ne mișcăm, eram cu toții morți. Tu ne-ai zis atunci să ne lăsăm în jos, nu? Cum ai bați-ai dat seama? Și se uită la mâna lui Song și vede, opa, nu mai e mânuță, alo băiatul, de ce faci cosplay-ul Shanks? Din totdeauna mi-am dorit să fac parte din echipajul pălărilor de paie. Și băi zice ăsta, bă, Ginuț, nu mă ajut și pe mine să opresc sângerarea. Bineînțeles, domnule Song, îl înfășoară aici cu bandaj, apoi o cam bârfesc pe tipul asta healer, pe Joo-Hee. Îi zice ăsta, uite, deși ea de rang B, nu prea se poate băga în raiduri complicate pentru că e slabă de înger, mă. Tipa se pierde cu firea ca firea. Deși eu, zice domnul Song, am participat în misiuni de rang B, dar frate, nu știu ce cu statuia, cred că e de rang A, S, sau poate chiar mai sus. Avem aici poruncile scrise pe tabletă. Prima e să te închini lui Dumnezeu, a doua să lauzi pe Dumnezeu și a treia să crezi în Dumnezeu. Cei care nu ascultă de aceste porunci, sănătate. Dar domnule Song, zeul de care a zis mai înainte, nu credeți că e statuia aceasta? Apoi ni se face iară bla bla bla, cu 10 ani s-au deschis porțile. Da, domnule prezentator, știm asta de săptămâna trecută, haideți să mă trecem mai departe. Ne bagă și opening-ul și după opening, gata. Backstory, what? Nu e neapărat backstory, dar e, cred că în același timp, doar că la școală un era soră sa care vorbea cu o tipă și asta îi zice, bă, dar fratele tău este cumva vânător? Da, dar este de rang E. Ultimul pleb mereu îl văd acoperit cu vânătăi și bandaje. De ce m-ai întrebat? Aia, fără niciun motiv. Înapoi în dungeon, domnul Song zice, bă, hai mă să plecăm de aici când se calmează situația. Dar cum? Păi da, nu plecăm noi de aici? La un moment dat zice unul, bă, știi ce? Eu m-am cam săturat să stau aici, în sfârșit am prins și eu un contract bun cu o asociație mare, eu zic că mă descurc să plec. Sunt foarte bun pe speed. Aha, da, ai tu viteză. Îți dai seama. Bă, și ăsta pleacă, era cu Adidas și lui ai bun de alergat și stă în poziția aia de sprint și zice, gata, mă duc. Și a plecat, nu, a început să fugă, bam, 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 până îi dă statuia rază laser din ochi. Și îl vezi aici întreg? Iată-l, nu mai întreg. Hop, a rămas din el picioarele. Fir ar să fie, zice Ginuț, ne poate omorî oricând, dar de ce n-o face? Că asta e întrebarea. De ce nu ne atacă? E diferit față de celelalte bestii care te atacă într-una. Și pe aia se gândește ăsta, bă, care e mă prima poruncă? Slavă Domnului! No, fii atent, bă, și se ridică Ginuț în picioare, că îi zice Song, amice, stai, ești sigur că vrei să faci asta? Se ridică Ginuț în picioare, se uită statuia la el, când să-i dea rază laser, bam, se lasă Ginuț jos. Și le spune la toți, îngenunchiați în fața statuii. Bă, Ginuț, te-ai prins de ceva? Da. Atâta timp cât capul nostru nu depășește o anumită înălțime, nu o să ne atace. Știi cine mai are regula asta? Sukuna. Când i-a zis atunci lui Jogo, vezi că tu ții capul cam sus, ce? Vum! Ia da rază! Bro, statuia asta e Sukuna deghizată. Și atunci îți dai seama că toți se pun în genunchi că n-avea ce să mai comenteze. Și gata, mă, s-a întunecat ochii statuii, s-au dus razele laser și râdem acum. Uite-mă ce zâmbetare! Statuie, statuie, dar Colgate-ul ăla. Și acu stăteau ăștia așa, a plecat și la un moment dat ăsta cu geaca verde zice, bă, știi ce? Da, mă, că nu ne mai atacă. Ninuma. Ce tare, suntem salvați. S-au ridicat toți în picioare și dacă s-au ridicat ei în picioare, statuia a zis, bă, ar fi de prost gust, știi, eu stau jos și vă imbea că mă ridic și eu la voi. Și s-a ridicat statuia la ei, uite fața are. Credeam că s-a terminat. Domnule Ginuț, ce puteți să mai facem în continuare? Mai poți să te gândești la ceva? Bă, nu. Nu vă uitați la mine, sunt doar un vânător de rang E. Acum că stau să mă gândesc, ia zi, care a doua poruncă? Bă, lăudați-l pe Dumnezeu. Dar cum naiba să lăudăm? Bă, și apare ăsta de zici că e Dracula din Castlevania și zice, eu știu, bă, că eu am cercetat, eu înainte să vin aici acasă, știi cum eram eu pe folclor? Mamă! Și începe ăsta, o, Doamne, ajută-mă să iau numai 10 la matematică, tu care conduci toată lumea asta și toate cere, ghidează-mă pe drumul adevărului și știi ce zice statuia? Nimic, râde și îl calcă pe ăsta direct pe căpățână. Bam! Toată lumea, oh, nu, ce s-a întâmplat, dice? Vedeți aici cum nu se văd fețele personajelor. Jujutsu Kaisen, sezonul 2. Și atunci o tipă se pune în genunchi și a panicat, ce să fac, că ne calcă ăsta pe cap? Nimic. Îmi aduce aminte de Eren când a început să calce oamenii pe cap. Panicați! Ginu se duce la gagică sa Joo-Hee, fugi tată, nu mai sta, dă-i și fugi. Ăsta se gândea la familia lui, problema e că s-a întors cu spatele la o statuie care, jbam, l-a secerat, l-a împărțit în doi. Ginuț fugind cu gagică sa de mână se gândea, bă, cum n-am putea să lăudăm pe Dumnezeu, nu știu cineva să-i facem. Și dintr-o dată se uită la statuie și vede nimă, ăsta are halebardă, în altă parte un pleb este decimat de altă statuie, sabie, hop, și vede una cu trompeta, zice, ia stai mă așa, poate trebuie să-i cântăm și zice, bă, fiecare duceți-vă la o statuie care are un instrument muzical. Ok? Ajunge ăsta la o statuie, începe aia să cânte, se duce altul la altă statuie, începe și aia să cânte și ajunge Ginuț cu gagică sa la unul cu tobele. Și nu se întâmplă nimic. Zice, băi, oare nu merge că suntem doi? Și în loc să-i zică lui asta, du-te bă de aici la altă statuie, pleacă el, mă, că Ginuț al nostru are și suflet de erou. Și pleacă el și o lasă pe aia acolo în siguranță și în timp ce pleacă, îl alerga ăla să-l calce. Problema știi care e? Că îl și prinde pe săracul Ginuț. Când tot alerga el și zicea mada, mada, i-a dat ăsta picior, direct pe picior. Deși cum ne arată nou aici, eu am crezut că frate jumate din el e mort, dar nu era decât piciorul lui. Ajunge la statuie în sfârșit, începe asta să cânte, se calmează statuia cealaltă și vine atunci Joo-Hee la el și zice, Ginuț, ești ok? Da, sunt ok, dar Ginuț, piciorul tău. Oh, hai! Începe asta să-l hiluiască, dar nu merge, că nu avea cum să-i crească piciorul de acolo, că nu e Ridu-over healer, ca să-i refacă membru cu totul. Și vin ăștia toți, se uită la Ginuț, cum nu mai are un picior și ceilalți oameni care au murit. Și bă, ăștia se iau de capitan, bă, vezi că e decizia ta, că tu ai zis să venim aici, de parcă n-au votat să vină, știi? Sau Ginuț, de parcă nu el a avut ultimul vot să vină ăștia aici, dar asta este. Bă, și acum statuia știi ce zice? Acu că m-am așezat, parcă m-aș mai distra o țără. Și sumonează un altar și Ginuț le zice, bă, voi n-ați mai auzit de altarele ăștia primitolor. Știi ce înseamnă, nu? Și la un moment dat unul scoate sabia, o pune la capitan la gât și zice, amice, trebuie să facem un sacrificiu. Și din moment ce tu ai cam luat decizia să venim aici, este vina ta, este timpul să te sacrificăm. Bă, și se duce ăsta să sacrifice, se duce spre altar și se aprinde o flacără din asta. Și acum ce să facem? Păi nu știu ce să facem. Ginuț, nu ne poți ajuta cu ceva? Bă, cărați-mă și pe mine până la altar, că vreau să văd ceva. Ok, îl iau ăștia al cară până la altar, intră înăuntru, mai se aprind 3 flăcări pentru ei 3. Hopa! Ți-ai dat seama de ceva, mă, Ginuț? Bă, nu încă, da. Dacă așteptăm noi aici, nu vine cineva să ne salveze. Bă, ținând cont că asta e a 7-a zi de când dungeonul a fost creat, cu siguranță o să acționeze înainte să ne salveze pe noi. Pentru că aici, în lumea asta, dacă 7 zile nu bați bossul de la dungeon, ies creaturile afară. Că 7 zile stau aceia, intră vânătorii peste ei, dar după 7 zile ies ei afară. Și nu vrei să dai drumul la statuia asta afară, îți dai seama. La asta se gândea Ginuț. Apoi vedem pe sora sa care se duce să o viziteze pe mama lor și spunea ea că, bă, am fost la școală, ui, nu ce fain a fost, între timp brasul care trăgea să moară aceea. Și atunci îi zice ăsta, bă, veniți și voi încoa în cerc, că mai erau ăștia doi, ca să aprindem toate flăcările. Ok, s-a aprins flăcările galbene, opa, flăcări albastre, what? S-a deschis poarta. Oare putem să ieșim, mă? Poate e o capcană. Încep statuile să prindă viață, toate, și vin toate spre ei. Păi ce să facem? Și apoi Ginuț s-a uitat la o statuie și s-a oprit și ce, o, ia stai așa, mai știți mă jocul ăla din Squid Game, cu roșu-verde? Uitați-vă la statui, dacă vă uitați la statui, suntem ok. Bă, și asta nu mai putea obosi, se naiba să o ia și zice, știi ce, eu plec. Și m-am gândit, a, să vezi ce moare asta. N-a murit, mă. A ieșit, na. S-a stins flacăra când a plecat ea și s-a închis puțin poarta, dar doar puțin. Și atunci se gândesc, bă, a ieșit asta, mă. Flacările albastre dispar după timp și când cineva pleacă de aici de lângă altar și o flacără din aia portocalie se stinge. Și acum se gândea Ginuț, bă, stai mă, deci poruncile, crede în Dumnezeu, slăvește-l pe Dumnezeu. Oare poarta asta nu e o capcană? Poate ne testează credința în Dumnezeu. Bă, și ăsta de-l ținea pe Ginuț, zice, bă, eu nu mai pot să mai stau și l-aruncă pe Ginuț, săracul care n-avea un picior, și a fugit și ăsta. Și a trecut, s-a stins focul, s-a mai închis puțin poarta și ăsta le zice, bă, nu plecați, nu plecați de aici. Doar uitați-vă la statui. Când flăcările albastre dispar de tot, statuile se opresc și plecăm cu toții. E o teorie, dar pe de altă parte zice ăsta, dar nu e posibil că atunci când flăcările dispar să se închidă și poarta? A, pălă mă. Nu m-aș fi gândit ca tu care ești cel mai slab să ne fie atât de util, adevărat și asta, dar eu am o familie care mă așteaptă, vreau să mă duc acasă. Bro, dar cine n-are familie care așteaptă și vrea să se ducă acasă, îți dai seama? Și Song ăsta, bă, un adevărat erou, mă, un adevărat erou, că le zice astora, plecați mă voi, plecați voi că rămân eu. Dar Ginuș ce să plece, că piciorul lui nu era, asta nu mai putea să-și miște picioarele că folosise prea mult magia de vindecare și atunci Ginuș zice, bă, Song, nu mai bine pleci tu cu tipa asta? Ia nu, bă, Ginuș, lasă-mă să stau lângă tine, nu știu ce. Ia mă ăsta, i-a dat cristalul ăla de rang E, du-te că știi că vorbise noi ca să te scolacină. Ia du-te și mănâncă de ăsta, de banii de pe cristalul ăsta și dacă ies să ies de aici, mai îți aduc eu niște băruți. Și asta nu, că eu nu plec, că nu știu ce, vine somn, ghidă că arată după cap, jap, somn, o ia și pleacă. Și acum rămâne Ginuț. Bă, și-a sabia, să nu zici că s-a lăsat Ginuț. Nu, frate, și-a luat sabia și a zis, bă, dacă eu mor, măcar unul din voi o să moară cu mine. Și începe asta să-l atace cu sabia, bam, Ginuț parează frumos. După vine unul cu o halebardă care ia mâna cu totul, n-a mai putut să mai pareze pe asta. Bă, și după începe asta să dea cu ciocanul în el. Și în acest timp se gândea, da, de ce eu să mor, da, vreau și eu să devin mai puternic, în timp ce ăsta dădea cu ciocanul în el. De ce toată lumea zice că ei au familie și să plece, dar ce eu n-am? Și chiar are, adică e și soră sa și maică sa în spital. Ăia chiar depindeau de el. Îl ia ăsta pe ciocan, îl ridică în sus și dă drumul fix pe altar. L-a sacrificat de toți banii. Și și-a ăsta un avânt, mamă, dar un zoom out aici, ani numai de unii o dă ăsta. I-o dă de la 200 de metri. Și bam. Și aici moare Ginuț și primește, fii atent, notificare. Quest secret. Curajul celui slab. Curaj câinele fricos. Și că ai calificarea necesară ca să devii un jucător. Accepti? Deci că l-a băgat în joc pe Ginuț. Inima ta se va opri în 0,02 secunde dacă alegi să nu accepti. Accepti? Păi nu prea ți-a dat variante, știi? Și se trezește Ginuț. Era în patul de spital. Se uită la mână. Ni, bă, am mână. Se uită repede sub plapumă la picior. Ni, mă, am picior. Da, ce picioare are. Da, uite ce picioare are, bă. Ei le-au făcut ăștia în paint. Bă, important e că le are, ce mai contează? După se uită la piept, zice, uite, eu am fost tras în țeapă, dar mi-a revenit, it's ok. Ce a fost ăsta, un vis? După aia apar băieții ăștia, zic, oh, Ginuț, te-ai trezit. Noi suntem de la Asociația de Vânători. Păi ce treabă are Asociația de Vânători cu mine? Nu contează că-ți bagă opening-ul și după opening tot Ginuț întreabă, dar ce s-a întâmplat cu Mr. Song și gagică sa Joo-Hee? Bă, domnul Song și-a pierdut o mână, s-ar putea să retragă din meseria de vânător, ia să zic vânzător. Și Joo-Hee a fost traumatizată de acel eveniment și nu se știe dacă se va mai întoarce vreodată ca și vânător. Ginuț acum se gândea la statuia vieții care i-a distrus totul. Au fost doar 6 care au supraviețuit dungeonului descoperit de voi. Se numește Double Dungeon ăsta. Meseria de vânător întotdeauna e periculoasă, dar frate, e rar. E foarte rar să ajungi la așa eveniment tragic. Și totuși cumva tu ai supraviețuit. Când a venit Tigru Alb, o altă ghildă din asta, te-au găsit pe tine leșinat pe jos și toate statuile dispărute. Bă, nu mai era nimic din ce au descris ăștia. Dacă n-ar fi fost poveștile, gen fiecare om care a supraviețuit a zis exact același lucru, că ne-au atacat statuile, bla bla bla, suspiciunea ar fi căzut pe grupul vostru. Cine știe, s-o fi gândit ăștia că cumva unul dintre ei au omorât pe ceilalți sau s-au omorât între ei. Dar din moment ce toți au aceeași poveste că i-au atacat statuile, na, n-am ce să mai zică. Bă, domnule Ginuț, îl întreabă ăsta super serios. Ai pățit cumva sau ai experimentat cumva o a doua trezire? Mă, acu că zici, se gândea Ginuț. Cine zice iară că puterea unui vânător este terminată atunci când o primești, când ai prima trezire. Dar câteodată, la ocazii foarte rare, se întâmplă ca un vânător să treacă prin a doua trezire. Și atunci poți să ajungi la rang A sau rang S. Deci aparent n-ajungi până acolo decât dacă n-ai trezirile astea. Și se gândea Ginuț super fericit, bă, poate și eu, dă-te încolo. Vine ăsta, ia pune mâna pe piatra asta să vedem repede câtă mana ai, cât de șmecherești. Ăsta se tot gândea, mamă, frate, dacă ăsta a supraviețuit la un dungeon de rang S, deci imposibil ca un vânător. Nu mă, fai de să vezi numai ce vânător avem aici. Aha, pune Ginuț mâna pe ăla, scor 10. Fate, vi se pare mult sau puțin scor 10, dar stați numai să vedeți 2 secunde mai târziu. Când Jin-Woo zice, ziceți-mi și mie care e scorul, ce s-a întâmplat. Se uită ăștia, zic, ne cerem scuze, domnule Jin-Woo, se pare că ne-am înșelat. Și zice asta, bă, chiar și vânătorii de rang E, care sunt, na, plebea, au scor mai mare de 70. Bă, mai mare de 70 și Jin-Woo al nostru cu 10. Ăsta tot nu înțelegea cum naiba supraviețuit, dungeonul a dispărut după tot evenimentul ăsta și nu mai poate fi explorat a doua oară. Și Jin-Woo se întreba, bă, dar oare de ce nu m-au întrebat despre ecranul ăsta care apare, dar numai el îl vede. Și scrie aici, ai mesaje necitite. Încearcă Jin-Woo să apese pe el, dar nu e touchscreen. Și după aia și aduce aminte de când a luat bâtă, i-a apărut quest-ul cu curajul celor slabi și că inima lui se oprește în 0,02 secunde dacă acceptă sau nu. Păi da, ce mai putea să mai refuze? Și pe aia vine sora sa și zice, bă, Jin-Woo, ce faci, bă, ești ok? Ți-am zis să nu mai îngrijorez așa. Nu, mă, că-s ok. Dar tu vezi chestia asta? Ce chestie? Bă, Jin-Woo, ești ok? Nu vedea nimeni meniurile astea decât el atâta. Și o întreabă, bă, dar știi că câteodată în jocuri când ai mesaje necitite, cum faci să le citești? Că aparent sora sa a jucat jocuri. Era gameriță. Păi intri la mesaje și le citești, ești cazan. Și zice chestia asta, zice open message box, că aparent e pe comandă vocală, nu e pe touchscreen și chiar se deschide. Și apare aici notificare, ai devenit un player și daily quest strength training has arrived. Stați să vedeți numai care era antrenamentul lui pentru îmbunătățirea puterii. Între timp sora sa zice, bă, dacă ești ok, hai că eu plec. Te las cam și altă treabă, că mai ai și la școală tipa. Și acum are mai multe notificări din astea. 1. Că sistemul a fost destinat ca să asiste dezvoltarea jucătorului. 2. Dacă nu reușești să faci un quest din ăsta, vei primi o penalizare. Și 3. Recompensele au fost trimise. Ce recompense o fi primit până acum? Probabil mâna și piciorul înapoi și na, e viu. Cred că cam asta ar fi recompensele. Și acum daily quest, ăsta strength training, și dă pe el, zice confirmă. Și vedeți aici antrenamentul lui. Și mai jos scrie avertizare. Dacă nu faci ăsta, vei primi pedeapsă. Penalizare. Da, Jin-Woo se pune pe spate, zice, a, mă, că-s la spital. De unde naiba să fac 100 de flotări, 100 genoflexiuni, 100... Bă, ăștia nu sănătoși la cam, plecați mă de aici cu quest-ul vostru. E, și aici, jos, vedeți rotița asta, se scurgea timpul. Prostul doarme, el se culcă, n-a niciun stres. Dacă ați ascultat povestea lui Jin-Woo, știți deja cam ce se întâmplă în primele câteva capitole. Ăștia iară vorbeau pe mașină, vorbește cu Chairman Go, ăla, care ne explica la început în primul episod ce s-a întâmplat cu lumea și toate cele, că, bă, nu se pare să se fi retrezit Jin-Woo. Totuși avem noroc că acest incident n-a rezultat într-un dungeon break, gen când se sparge și ies monștri afară, că dacă ieșea statuia pe aici prin lume s-a legea praful, dar tot e ceva neregulă cu chestia asta, lasă prea multe întrebări fără răspuns. Și atunci ce facem? Păi îl marcăm ca și caz special, îl băgăm în dosar și în caz că se mai întâmplă vreodată să avem unde să ne uităm, să adunăm informații. Ok, și cam atât cu tipul ăsta. Apoi avem pe tipa asta care e super șmecheră. E vorbea ochelaristul ăsta, zice, nu vreți să participați într-un raid de rang B ca și instructor? Eu mă, ca și instructor, nu mă prea pricep. E, cum să zic eu ție, mai mult ca să vadă începătorii cum te lupți tu, nu trebuie neapărat să le predai ceva. Deși nu ne putem crește puterea individual, putem crește puterea colectivă, pentru că guildul nostru de vânători este al 5-lea cel mai mare guild din țară. Dar la nivel internațional, practic nu ne știe nimeni. E ca și cum tu ești cel mai bun jucător de LOL de la tine, din casă. Da, pe EUNE, bronz. Și nu îi răspunde asta, rămâne așa, apoi se deschide un dungeon din asta fix în mijlocul drumului, toată lumea dezamăgită. Ia-te, bă, iar un din ăsta, bă, și fix în mijlocul drumului și vreau să mă duc și eu acum să-mi iau de mâncare. Ce fac vânătorii ăștia? Jin-Woo dormea. Băga Jin-Woo somn, la un moment dat, mare avertisment ce apare, failure. N-ai reușit să faci quest-ul, timpul i s-a scurs, penalizare. Și începe să-i tremure camera, Jin-Woo, mamă, cu tremur, dă-i, fugi. Cade din pat, fix în deșert. Și după aia apare gara și zice, eu sunt gara al deșertului. În spatele lui, o miriapodă, o centipidă, o ce-o fi asta, o dita mai carcalacu. Și trebuie să supraviețuiască aici 4 ore. Nu știu de ce eu am citit 4 minute prima oară, zic, mă, 4 minute nu e așa mult, dar 4 ore de alergat de baracudele astea, păi nu mai bine făceai 100 de flotări, zic și eu. Vin asistentele, că na, l-a auzit pe ăsta că a picat din pat. Bă, ce s-a întâmplat? Păi pacientul nu e aici. Între timp Jin-Woo, care fugea săracul pentru viața lui, îi mai apărea din când în când ăsta de notificare, zicea că mai are 2 ore. Astea îl căutau. Unde mă? Nu e. L-am căutat pe spital, e nebun, a plecat. Tot aleargă Jin-Woo, aleargă Jin-Woo până când se sară miriapodul pe el să-l mănânce și ți-o dă așa cu 3, 2, 1 și fix la 1 când să-l mănânce, gata. Se trezește înapoi Jin-Woo în cameră, o bucată de pământ după el. A luat și nisipul cu el, mă. Felicitări. Notificare, quest-ul de penalizare, ai supraviețuit. Recompensele au fost trimise. Vrei să vezi care sunt? Între timp asistentele, domnule Sung, ce faceți și ce cu nisipul ăsta aici? A doua zi vorbea iară la telefon, zicea că da, mă vinde foarte bine, cred că în curând o să plec de aici. Și ieșea omul să-și facă antrenamentul, nu mai stătea, că nu mai vrea penalizări. Tipa asta, Joo-Hee, primește telefonul de la cineva că bă, s-a deschis o poartă de rang de nu vrei să te bagi cu noi. Bine, pe de altă parte înțelegem dacă nu ești pregătită să te bagi. Și ea nu prea voia, ăsta îi zice, vezi că s-a trezit ginuț dacă, na, nu știu, vrei să te duci pe la el. E, nu, păi imediat se duce asta cu florile. Și mergând pe aici prin salon, le-au de pe asistente care vorbesc între ele că Nibălă la iară fuge. Și am zis să stea în pat. Era genunț care își făcea antrenament. În 4 zile de când și-a recăpătat cunoștința, un lucru pe care l-a observat el e că nu halucinează aceste pop-up-uri reale. Și are aici 3 chestii, uite, level 1 cu statusuri, skill pasive, uite, level 1 willpower, activ skill mai jos, dar nu mai ne arată ce e, și quest info, alergări, flotări și toate cele. Când termină daily quest-ul, primește 3 recompense. Full recovery, care îl face să nu mai gâfâie după tot antrenamentul ăsta. Apoi ability points, pe care și le pune în strength, că ce e mai bun decât forță. Și că bă, dar chiar se simte că când bagi punct în forță, chiar se simte că ai forță mai multă. Și în timp ce ne explica asta cu voce tare, doar el vedea pop-up-urile alea și restul oamenilor care erau pe aici se uitau la el că dacă e nebun, de ce lăsați să iese din cameră? Băgați-l înapoi. Și apoi Ginu-ți băga un măr și a treia recompensa lui este un loot box random, care nu știi ce are în el și acum se deschide cu o cheie. De obicei primea chestii utile, cum ar fi bandaje sau pixuri sau ceva, dar acum i-a dat o cheie din asta. Cheie care te poate teleporta într-un instant dungeon și poate fi folosit la ieșirea a treia din Hapjong Subway Station, la metrou. Se gândea Ginu-ți, bă, cred că acest dungeon o să mă facă mai puternic. Între timp, în oraș, aparent, ăștia explicau despre porțile care se deschid, cum ne arată nouă vremea. Zice, în sud plouă, în vest e soare, asta zicea, vedeți că s-a mai deschis o poartă acolo, aveți grijă pe drumul ăla că o să întârziați la muncă, că s-a mai deschis o poartă și acolo și tot așa. Și acum o vedem pe mama lui Ginuț, care săraca e tot pe pastile. Ne arată de la început de când ce s-a întâmplat cu ea, păi pur și simplu a găsit-o Ginuț pe jos, nu înțelegea ce-i cu ea, a dus-o la spital, i-a zis doctorul, vezi că are o boală numită ultima odihnă, the final rest, bună boală, e foarte rară, gen odată la 10.000 de oameni și apare de când au apărut porțile astea. N-avem ce să facem, nu putem să o ajutăm decât să o ținem în viață. Și acum Ginuț făcea aici flotări și aduce aminte de când lucra pe șantier și dintr-o dată s-a trezit ca și vânător, s-a dus, a dat examenul, a zis asta, felicitări, de azi înainte ești vânător, abia așteptăm să lucrăm cu tine, se bucura aici la sor, s-a dat încolo vânător, acum să vezi cum vin bani la băiatul. Doar că Ginuț, când a dat de goblin prima dată, l-au distrus goblinii, ălalți care erau în parte cu el îi ziceau, alo băiatul, ce faci, du-te în colț acolo și plângi, nu ne mai încurca. A, și ca să știi, dacă nu participi la raid, nici nu primești nimic. E fain ca și vânător, 10 din 10. Și apoi iară Ginuț își băga tot un strength, avea 31 strength și se duce la Hapejong Station, scoate cheia, deschide poarta, intră înăuntru, mare notificare, felicitări, a intrat în dungeon și Ginuț voia să iese, dar s-a închis poarta. A naiba, Ginuț intrase cu gândul să fugă. Mai primești o notificare după aia cum că nu poate să iasă din dungeon, trebuie să-l bată pe boss sau să folosească o piatră de teleportare pe care cel mai probabil nu o are. Și acum ce naiba să fac? Eu n-am putut să bat nici bestii de rang E. Și mergea Ginuț prin dungeon și apar goblinii. Bă, cei mai agresiv goblin de la Goblin Slayer încoace. Că încep ăștia să-l atace, el și aduce aminte de când a băgat la sabia în el și se bate Ginuț puțin cu goblinii, cam dădea în retragere Ginuț, de seama fricos, cred că n-a avut un kill de când e el vânător și la un moment dat zice, băi, mai dă-vă încolo. Și sare, dă cuțelul ăsta la un goblin, după aia bam, îi dă și la celălalt, bam și pe al treilea 3-0 Ginuț. Și se gândea, iau te, am devenit mai puternic. Și după aia apare un mâț în spatele lui care îi rupe cuțitul. E un mâț cu dinți de metal. Încep să-i tremure picioarele, nu credea că a rămas traumatizat de la experiența aia, dar se pare că frica e tot acolo în el. Sare lupul pe el, zgârie puțin pe față și aduce aminte Ginuț, bă, stai că n-am niciun healer cu mine, că am intrat singur în dungeon ăsta. Și după aia când să sară lupul pe el iară să-l mănânce. Și vedeți aici că numele e cu roșu. Asta înseamnă că e mult mai puternic decât el. Și la un moment dat sare câinele pe Ginuț și Ginuț începe să se dea peste cap, să facă forfeca în aer și zice, bă, dă-te încolo, ce acrobat sunt. Și când îl atacă câinele, bam, pumn în cap la câine, direct, stai jos 4. Și se gândește Ginuț, bă, dau drumul la brațe și a dat drumul la brațe și aparent dacă bagi în strength până la 32, poți să bați un câine cu mâna goală. Și începe și dă-i pumni în cap la câine. Bă, și îi dă ca lumea. Și după aia se gândea că nu poate să-l bată. Deși îi dădea cu pumni în cap, nu e suficient ca să-l omoare. El n-are party, n-are healer, n-are nimic și atunci cineva să facă în ghiozdanul numai apă și mâncare. Bă, dacă i-ar arunca un sandwich, poate lăsa câinele în pace, dar nu s-a gândit Ginuț la asta. Și tot fugind, îl mușcă câinele de pantaloni. Așa mai sunt câinii, deci ce vedeți voi lupta asta aici? E doar o seară normală în orice oraș din România. Unde tu mergi pe stradă și ce ceva câine random vine și îți rupe pantaloni. Nu e pentru ei, asta e un dungeon, e boss battle. Pentru noi, pe doar viața de zi cu zi. Noi de ce nu facem level că ne batem câinii pe stradă? În fine, și Ginuț acum din disperarea lui zice, bă, n-am armă, ce să fac? Și strigă, alo, inventory. Bă, și iasă inventarul lui Ginuș, avea o sabie acolo. Sabie din asta basic, nu să zici, da bună, că l-a tăiat pe câine în două. I-a despicat așa căpățâna în două și zice, nu știu cum a intrat sabia asta în inventarul meu. Și primește două notificări acum. Felicitări, ai bătut câinele și încă una cu level up. Bă, și mai vin doi câini. Dar ținând cont care sabie, zice Ginuț că nu e frică, dar el fiind ultimul cazan și a dat super tare cu sabia, a rămas sabia fită în pământ. Și nu mai putea să o scoate, mă. Mi s-a blocat sabia în pământ, ce să fac? Haide, bă, sabie, ieși de acolo. Și spre norocul lui iese sabia, că altfel îl mâncau câinii și începe să dea după căței ăștia doi. Stânga, dreapta, ratează, după aia celălalt ia sabia în gură. Dar Ginuț supărat rău de tot îi zice, ia mai dă-te mă încolo de câine și dă un picior și după aia trage cu sabia așa prin gura lui ăla până în gât, îl taie ca lumea. I-a tăiat jumate de cap aici, gândindu-se la ce necazuri a pățit el când a murit atunci în dungeonul celălalt. Zice, în comparație cu aia asta e nimic, bă. Apă de ploaie. Celălalt câine fuge. Ginuț se relaxează puțin, primește aici două notificări. Ia uite, status, level 2, job nimic, titlu nimic, că deocamdată e pleb. Bă, dar strength 32 e forță rău de tot, mă. Deși gândindu-se la antrenamentul pe care îl făceam fiecare zi cu flotările și alea, nu îi schimba levelul. Dar se pare că o luptă reală într-un dungeon din ăsta chiar l-ajută. Și s-a vindecat și rănile. Și a primit și 5 puncte față de antrenamentul lui zilnic, unde primește doar 3. Deși poți să-ți bagi în inteligență și alte alea, zice Ginuț, no, mă, nu, forța e ce trebuie. Dacă stânga omoară și dreapta doboară, ce mai trebuie mie inteligență? Are dreptate Ginuț. Chiar pot să devin mai puternic. Și acum începea Ginuț să caute bolovani din alea, să vadă dacă au. Dar primește o notificare aici că a primit un item, colț de mâț. Poate fi vândut în shop. Ce bă, item, pe unii mi piatra. Să stai, dubios aici, la câte chestii dubioase mi s-au întâmplat mie, cam are sens să primesc chestii dubioase. Și ia dintele ăsta și acum are shop. Dar din păcate nu pot să cumperi nimic, că e de level prea mic, dar poate să vândă. Și vânde dintele ăsta și dă 20 de bănuți. Acum cât o fi 20 de bănuți în banii lui reali, nu știe, că la asta se gândea și Ginuț. Dar ținând cont că ăsta e un dungeon de rang, e probabil că nu s-a atât de mulți bani. E, parcă vezi tu că iasă Ginuț de aici și maxat pe level și bogat. Și după aia duce pe Joo-Hee la o cină. Și acum așa sabia lui. Se gândea Ginuț, bă, păi nu pot să plec până bat bossul. O piatră din aia de teleportare n-am și nu știu unde să găsesc una. Nu știu dacă pot să bat bossul că eu sunt doar rang E, dar cine știe, dacă fac level mare până ajung la el, poate îl bat. Gândindu-se la toate astea, apare câinele ăla, cu mai mulți câini, că s-a supărat câinele și s-a dus și l-a spus. Și acum Ginuț zice, bă, mie nu mai mi-e frică, mă, că știu cum e să mori. Adevărat și asta. Bă, și începe să se atace cu câinii. Dă stânga, dreapta, mai dă și pe lângă, dar fiind atât de mulți câini, mai și pălește. Și începe să-i taie pe ăștia. Și în timp ce tăia la ei, își aduce aminte de când s-a dus și a devenit vânător, de când mama sa e în spital, de când i-a dat ea fatală și a murit. Și începe să se bucure de luptă Ginuț, că zâmbește un pic și după aia taie pe ăștia. Între timp tot apăreau notificări cu level up, level up, level up. Ghiciți cât level a făcut aici, bine, dacă ați văzut episod deja, știți. Dar eu m-am gândit, bă, hai că o face vreo 3 levele. A făcut 15. A făcut level 15, a primit un nou titlu, Wolf Assassin, asasinul de mâțe. Între timp afară portalul ăsta era din ce în ce mai rău. Asociația n-a mai venit să se bage aici, asta o să se spargă în curând. Dar ajungem noi și acolo. Ginuț a farmat câinii ăștia ca lumea, sabia lui s-a crăpat grav rău de tot. Și ar fi bine să mă opresc aici, zice Ginuț. Și dintr-o dată primește notificare. Titlu, asasinul de mâțe, toate abilitățile plus 40% damage la monștri de tip animal. Na, frumos. În inventar, uite, a primit o grămadă de chestii, 34 de dinți de câini, 2 cuțite leșinate și un parpalac. Și în mod surprinzător și o piatră din asta de teleportare. Oare să plec? Pentru că ar putea să pleci, să-și ia echipament să se întoarcă, pe de altă parte s-ar putea să nu mai prindă dungeonul ăsta. Că nu știe ce se întâmplă cu dungeonul când folosește piatra. Poate dispare și atunci ce mai face? Pentru că uite ce repede a făcut 15 levele, deci s-ar cam merita să farmeze aici. Dar mai bine continuă, că în caz de ceva presupun că poate să iese cu piatra, orică nu trebuie să iasă neapărat acum când a și luat-o. Și continuă Ginuț. Aici o vedem pe Joo-Hee, care primește un telefon de la Asociația de Vânători. Bă, mereu vine să zic vânzători. Și zice asta, Asociația Vieții. Da, n-am putut să vin ieri că am fost ocupată. Cum s-a spart dungeonul și au ieșit animalele afară? Era să fie. Îi zice ăla că, bă, da, noi am adunat vânători să se bată cu ei, dar nu prea avem, mai ales din ăștia care dau heals foarte puțin, nu vreți să ne ajutați pe noi? Bă, ok, hai că vin. Între timp Ginuț, care bătea aici Black Shadow mâț și a rupt destul de bine, că uite, acum a început să se schimbe culoarea la scris. Miții cu dinți de tablă care s-a bătut până acum erau cu roșu. Acum s-a făcut cu alb. Cei care au scris cu culoare albă sunt slabi. Cei care au cu galben îs cam de același nivel cu el. Iar cei care sunt cu roșu îs peste el. Roșu înseamnă pericol. Ca peste tot. Și mâțul ăsta era roșu, acum e cu alb, deci deja pentru Ginus nu mai reprezintă o problemă. Dar, uitându-se pe scări, că trebuia să coboare aici la nivelul următor, simte că e un monstru acolo care face pielea de găină. Ia uite la statusul lui Ginuț acum. Level 15, strength 45, că asta e tot ce contează la Ginuț, forță maximă. Nu mai vrea să mai farmeze la nivelul ăsta unde se bate cu lupii, că e de level mic și cu cât e levelul mai mic, cu atât și experiența mai puțină și nu prea mai se merită. Îi pe cale să-i se spargă și sabia, deci cred că din vreo 2-3 câini se spargea și sabia și nu mai putea să bată bossul fără. Și decide să coboare. Bă, și ajungând aici, stația asta era inundată și din apă iese ceva și dă cu Ginuț de pereți. Sabia s-a dus. A mai rămas doar puțin din ea, bă, și iese din apă Orochimaru, pentru că ce-ar fi un anime nou fără Orochimaru în el? A venit să-l învețe Sage Mode. Și numele lui e cu galben, mă, ceea ce e bine, că înseamnă că sunt oarecum la egal. Deși Ginu se crede încă foarte slab, bă, level 15 e destul de mare, ținând cont că alții nu pot să-și crească nivelul, cum te naști așa rămâi. Și ăsta fiind cu galben e cu el, dar Ginu fricos rău de tot, se gândea cineva să-i facă sabie, n-am, e leșinată, e briceag, plus că uite ce solz are fraierul ăsta. Și cu mâna goală nu poți să-l bat. Bă, crezi că șarpele i-a apăsat? Nu, direct a început să-l atace. Ginu se proteja cu mini sabia lui. Bă, și dă șarpele în el. Bam, direct în apă. După aia lea din apă, la aruncă sus. După aia dă în el. Bă, de nu lasă deloc. Nu să zici că a dat. După aia stai că mai vorbește Ginu să facă planul. Nu. Deci nu l-a lăsat șarpele deloc, l-a atacat. Într-una asta mi-a plăcut foarte mult că de obicei la animeuri când se bat cu un boss sau ceva, atacă bossul, mai vorbesc ăia, mai atacă el, mai poate mai vorbește și bossul cu el. Dar aici nu. A dat șarpele în el, nu l-a lăsat deloc. După aia a luat un tren din ăsta, l-a aruncat peste el. Norocul lui că a fost peste el și nu pe el, că n-avea cum să se mai ferească de tren. Clar, nu trecea prin tren. Și aici cade trenul și am crezut că i-a căzut iar pe picioare. Dar nu. Nu, a căzut fix lângă el. Și când era șarpele să-l muște aici, se pare că Mr. Song, genial omul ăsta, i-a zis lui Ginuț, bă, toată lumea îți spune ție că ești cel mai slab vânător de pe planetă, da? Tu muncește din greu ca să le demonstrezi că nu ești, bă. Domnul Song e the goat. Și acum Ginuț supărat parează șarpele iară cu sabia lui spartă și după aia șarpele dă cu coada. Bă, și lipește aici de perete cu coada, îl împinge, desparge peretele cu el și acum Ginuț își dă discursul de încurajare în care zice, sunt slab, dacă ești puternic, aducându-și aminte de statuia care era puternică, poți să faci orice în orice situație. Deja intri cu avantaj în dungeon, nu mai că ți-e frică, nu nimic. Aici era îmburligat de șarpe și sare pe el, mă. Să prinde de el, dar îl dă șarpele de tavan. Bă, nu lasă, vezi, nu lasă șarpele ăsta deloc. Aici, Ginuț după ce se ridică, vedem puțin cum trebuie să ajungă Ginuț. Ia uite-l. Asta e bună poza. Un cadru bun avem și noi în tot anime-ul ăsta, că animația cu Ginuț nu e chiar atât de faină. Nici nu prea ți-l arată destul de aproape ca să poți să-l vezi la calitate maximă cum e aici, știi? Dar și când e de la distanță e puțin așa blurry. Și iar dă șarpele în el, Ginuț cu sabia lui, de asta ziceam de animație, că nu e neapărat cea mai bună. Dar nu e atât de rea încât să te deranjeze. Dar eu pun în pauză mereu ca să iau pozele pentru YouTube. Da, la mine se vede, eu pot să văd mereu. Și lui Ginuț nu mai era frică, mă, că na, comparând situația asta cu statuia care arăți de el și l-a și omorât după aia, nu e chiar atât de rău. Asta o să fie super ușor. Bă, și sare Ginuț pe el, îi bagă aici sabia într-un solț din ăsta, dă șarpele în el, îi sare sabia din mână și crezi că face Ginuț, mă? Îl ia de gât, mă. Bă, strânge șarpele de gât, mă. Dacă tot scopul lui e să aibă strength mare, nu? 32 strength, 40 acum cât avea, 40, 40 și ceva. Știi ce, mă? Ia, mă, că te strâng eu de gât. Bă, și strânge șarpele de gât, mă, până la omoară. Îți vine să crezi că așa bate bossul? Îl strânge de gât. De asta vă cea la început că dă-te încolo ce fază șmecher s-a întâmplat, că nu l-a bătut cu sabia aia basic. Nu, bă, l-a strâns de gât. Eu te-am făcut, eu te omor, știi? Ginuț român adevărat. Și l-a spart, mă. Șarpele mort. Felicitări, notificare, tot creșteau. Level up aici. Râde Ginuț, zice, ia vezi, mă. Pare că m-am devenit o țără mai puternic. Da, o țără dacă e. Ai rupt un șarpe cu mâna goală, ești nebun. Notificări, l-ai bătut pe regele mlaștinei Blue Venom Fanged Kasake și a primit un cuțit șmecher. Ia uite-l. Asta zic armă, nu? Ce sărăcie avea până acum. Are atac plus 25, oponentul nu se poate mișca pentru că are pasiva asta de paralizie și îi ia și din viață 1% pe secundă. Destul de șmecher, dar poțiunea asta e destul de agresivă pentru că îți dă așa, ai un avantaj, dezavantaj cu ea. Avantajul e că primești damage cu 20% mai puțin, dar îți scade și din strength 35%. Pentru că poți să bei asta și ți se întărește pielea, dar mușchii tăi devin pe viață atacați de o travă. Dacă ar ține doar cât ține poțiunea, să zice, nu știu, că durează 5 minute minute și în 5 minute tu ți-ai damage cu 20% mai puțin, dar nu mai ai damage tu ca să-l ataci, poate s-ar merita, că depinde ce atac îți dă ăla și într-o situație de viață și de moarte te-ar putea ajuta poțiunea, dar dacă pe viață tu ai minus 35% strength, nu prea se merită. De aia și zici Ginuț, bă, nu știu cum o să folosesc poțiunea asta, hai să o punem deoparte deocamdată. O altă notificare, felicitări, ai bătut bossul acestui dungeon, dungeonul acum o să-și revină la starea lui originală, adică o stație de metrou normală. Iese Ginuț din stație și îl vede unul cu arma și zice, bă, ce fac? N-ai auzit, mă, ce s-a zis la televizor, mă, că s-a spart dungeonul, pleacă, mă, de aici, săracule. Și după aia vede cuțitul și zice, a, ești un vânător, mă scuzați, domnule vânător, n-am vrut să vă stresez, haideți numai să vă duc la bătălie. Dar ce s-a întâmplat, zice Ginuț? Păi s-a spart un dungeon și au început să iese bestiile afară. Doar că majoritatea bestiilor au fost deja bătute, dar mai e unul mare. Și Ginuț cu abilitățile lui noi avansate, îl simte pe boss. Zice, bă, că-i peste cășile alea. Și era un monstru din ăsta de piatră cu care încercau ăștia să se bată, dar nu prea mergea. Tancul tanca, dar ăștia care trebuia să dea damage nu prea dădeau damage, că na, era sărăcia asta de băia cu arcul. Și vine Ginuț și zice, a, asta e o echipă făcută acum la grăbeală, normal că nu se înțeleg unul cu alții, iau. Și sunt și de rang slab, Ginuț răzândește acum. Erau 8 de rang E, 2 de rang D și unul din rang D era tancul, că de aia nu-i dau damage-ul ăsta, că tancul tanchează, dar trebuie să fie și cineva care să-l bată. Și 2 healeri, 2 de rang D, 1 de B și iau-te pe Joo-Hee, la care îi zice tipa asta cu arbaleta, doamna, dați și heal aici sau ați venit să vă uitați? Și începe asta să dea heal-ul și aduce aminte de statuie și se sparge magia. Aparent asta a rămas cu traume pe vecie și Ginuț se gândea, bă, nu pot să dau vina pe ea că și eu sunt la fel, stai că nu mai sunt la fel. Bă, și ia sabia asta lui, tot aia basic, jumătatea care a rămas, să dă așa o țără în spate și o aruncă, mă, o arunc. Ba, proiectil îi sparge bariera la monstru și după aia încep ăștia să tăbare pe el și gata, l-au bătut. Dă-te încolo. Bine, bă, ce tare, între timp tancul care de rang de și îl mai duce capul se gândea, bă, niciunul din atacurile noastre n-a funcționat, ce a spart apărarea. Să fie cuțitul ăla, se uita la sabia lui Ginuț. Cum, mă, de o sabie din aia leșinată să-i se spargă bariera, n-are cum. Și strigă la asta, bă, cine arunca sabia leșinată? Păi era vânătorul ăsta de aceea care, unde, mă? A plecat Ginuț, mă. Și acum iară ce mi-a plăcut, uitați-vă la mâna lui Ginuț. Nu vi se pare că e mai mare decât era înainte? Adică strength 40 e strength 40. E fain dacă vedem și schimbările astea fizice, efectiv, cum devine Ginuț mai șmecher. Uitându-se în spate, zice, bă, dar monstrul e foarte slab, nu știu de ce s-au chinuit băieții atâta cu el. Nu era monstru slab, bro, te-ai făcut tu mai puternic. Și cred că Joo-Hee l-a simțit că zice aici, Ginuț, ești tu? Bă, și cred că Ginuț cumva din punctele de status și-a băgat și la riz. Nu-i apare opțiunea acolo, dar cred că e ceva ascuns, că bă, îi merge bine. Și mai apare un șarpe în episodul ăsta. Cam astea sunt două dintre cele mai importante lucruri din episod. Apare un șarpe și Ginuț riz. Riz masiv. Că începem direct cu rizul. Erau asistentele astea două care ziceau, bă, l-ați văzut, mă, pe pacientul ăsta, mă, de rang E? Da, mă. Bă, frate, eu nu am băgat de seamă că avem un așa pacient aici, dar-i maxat rău ăsta. Între timp Ginuț, care își număra flătările, la față n-arată prea bine, dar corpul ăla e tank. Nu prea arăta el bine când a venit, dar de când s-a apucat să-și facă antrenamentul ăla, îi ce trebuie. Și venea doctorița la el să-l externeze, între timp Ginuț antrena aici, iau stâncă, mă, zice, o, mă scuzați că m-ați prins așa. A, nu, e vina mea că m-am grăbit, zice asta. Da, da, te-ai grăbit. De ce ați venit? Aveți treabă cu mine? Păi, uite, o să-ți dăm drumul azi acasă, să vii să semnezi. Nici o problemă. Și când o să plece, îi zice asta, bă, Ginuț, dar nu vrei tu, mă, să facem schimb de informații? Ce schimb de informații, mă? Da, mă, și bierbră tot de telefon. Oare de ce, mă, să-mi trimită rezultatele de la teste pe e-mail? Da, Ginuț, da. Da, exact. Are el risc, da, creier zero. Și dă datele lui asta, îți dai seama. Și apoi sărim direct în opening. După opening era băiatul ăsta la televizor, mare interviu ce avea, îl cheamă Baek Yoon-ho și întreabă asta, domnule Hunter Baek, sunteți foarte ocupat fiind unul din cei 7 vânători de rang S din țară. Aparent numai 7 în toată țara. Ce faceți dumneavoastră ca vânător când nu explorați dungeon-uri? Păi ce să fac? Uite, vin la interviuri cu toate cazanele, mă antrenez în fiecare zi. Că nu știi când ai de un dungeon și ai nevoie. Serios, în fiecare zi, da, și că i-a rămas asta de când era el pompier și știe că cea mai mică greșeală poate duce la moartea sau rănirea colegilor săi. Și omul se ține de antrenament, între timp sora sa care se uita la televizor zice, ok. Naruhodo, naruhodo. Da, să iese să plece la școală, zice, bă, Ginuț, ce faci? Ginuț super maxat aici să scărpina pe burtică și vede sora sa mușchiuletele și zice, bă, Ginuț, mi se pare mie sau tu ai mai pus niște fibră pe tine? Puțin așa, bă, par și mai înalt, mă. Nu știu ce antrenamente faci de ai crescut, dar băieții de 1,60 ar dori să știe antrenamentul ăsta. Și apoi dă asta să iese pe ușă, Ginuț îi zice, ia-ți, mă, umbrela asta. Nu-mi trebuie umbrela, înveți că e soare afară. Ia-o, mă, că nu știi. Ok. Apoi Jin-Woo se uită la ăsta lui, vede că făcuse totul mai puțin alergatul, zice lasă-mă că alerg și mai încolo, că am timp. Dar frate, mușchii ăștia dau drumul la braț sau să le iau ce aici. Dacă mai fac levele, poate o să ajung să arăt ca un bodybuilder din ăla. Și acum vedem statusul lui Jin-Woo, iară job nimic, titlul asasinul de mâțe, level 18 și mare 12 puncte de băgat nebun. Uite, strength 48, agilitate 27 și zice, unde să pun eu aceste punctulețe? Strength-ul mă ajută să dau forță puternică, are sens. Dar dacă nu-i pălesc, degeaba am eu forță puternică și atunci ce să fac? Să mai bag și în agilitate. Și vitalitatea bună și percepția, intelect, o prea întrebe. Cred că ăsta e mai mult pentru magie. Ce întrebe mie magie? Nu e mă, și bagă punctele. Și acum ne arată, uite, strength 50, vitalitate 27, inteligență, nu-i trebuie lui viață și creier n-a avut niciodată, nu, deci ar începe să aibă acum. Și agilitate 35 și strength-ul care e max ale el și percepția. Bun, perfect. Îi mulțumim Jin-Woo cu alegerile lui și îl sună omul cu chiria pe Jin-Woo, zice: "Bă, mai plătești noi chiria luna asta sau sal?" A, mă scuzați, eram în spital. Acum numai ce am ieșit. Băi, ok, super de treabă omul ăsta, că zice: "Bă, dacă nu poți să plătești acum, na, mai te lăsăm o lună." Nu, lăsați că plătesc. Dar nu și-a convertit fraierul banii ăia din dungeon în banii de la el. Vreau să văd câți bani ar veni. Acum că pot să fac dungeon-uri din astea, mă descurc eu cu chiria, nu mai e o problemă. Și se uita pe telefon să vadă dacă găsește ceva. Problema e că pentru a face mai mulți bani trebuie să intre în dungeon de nivel mai mare. El fiind de rang E, nu poate să intre în dungeon mai mare. Poate ar trebui să se ducă iară la piatra aia să-i recalculeze rangul. După aia se gândește, bă, stai mă, că dacă mi s-a întâmplat retrezire din aia și atunci vin ăștia pe capul meu, oh, Jin-Woo ce-a făcut, cum vă dă-te încolo, cum îi stă presa pe capul lui și nu vrea Jin-Woo atâta gălăgie și zice, bă, las, mai bine până devin eu puțin mai maxat, da, să știu numai eu de puterea asta. Și atunci Jin-Woo și-a găsit un job și-a făcut și alergatul, probabil că a alergat până acolo, a primit recompensele și vin băieții. Salutare, salutare, ăsta din spate zice, bă, nu știi, pe ăsta e super faimos, oa? Cine e? Da, mă! Nu știi că are porecla de cel mai slav vânător din lume? Bă, nu mai fiți mă răuți cu el, mă. Și începe asta să explice. Deci cum am vorbit la telefon, o să fie un dungeon de rang C și avem nevoie de 8 oameni ca să intrăm. Atât, te-am luat numai din asta. Din moment ce tu nu o să participi la bătaie, nu o să primești loot, dar îți dăm 2 milioane de bănuți. Păi bine, zice Jin-Woo. E bine rău. Se uită la ăștia, le vede statusul, le zice, 4 de rang C și 2 sub rang D. Am înțeles, am înțeles. Păi și ce vreți să fac eu? Păi dacă e să ne car și nouă bagajele, cu mâncare și alea ce mai avem pe acolo. Păi și healer n-aveți. Nu, că noi mergem fără healer, că știi ce greu e să ai un healer în echipă. Cam dubios, zice Jin-Woo, semnează contractul ăsta, citea pe contract, nu suntem responsabili dacă muriți în acest dungeon. Aha, da, frumos, frumos, ce să zic. Și apoi apare băiatul ăsta. Băiat pe care dacă ați ascultat povestea lui Jin-Woo, știți că ăsta e super maxat pe bănuți și o să continue aventura cu el. Zice, salutare, sunt Yojin-ho, rang de 21 de ani. Nu-ți face griji, domnule Jin-Woo, te voi ține în siguranță, îi zice ăsta. Și atunci gata, toată lumea pregătită, hai mă să mergem în dungeon. Ăsta tot să-l ajute pe Jin-Woo, dacă-s prea grele alea de cărat să te ajut mai car și eu, bă, vezi mă de treaba ta acolo. N-ai tu treabă. Mai vorbesc ăștia puțin pe drum și ajung la poartă. Cam mare poarta, se gândea ăsta. De ce atât de mare? Bă, nu contează mărimea, zice Jin-Woo, contează puterea care iese din ea, că după nivelul ăsta de putere, asociația vede dacă e de rang A, B, C, D, F, G, orice. Și în moment ce s-a zis că e de rang C, e clar că putem face și noi. Ok, bine, așa să fie dacă tu zici. Hai mă, toată lumea tatacaie pe dungeon, intră ăștia înăuntru, dubios, nici o bestie, nici o piatră din aia care lumină de găseai pe pereți în orice dungeon. Jin-Woo deja le au traumele, zice, a, mi-aduc aminte de dungeonul ăla unde am intrat să ales praful. Ăsta începătorul neștiind ce pulă sunt pietrele care lucesc, îi spune Jin-Woo și fii atent. Descrierea e în titlu, îi zice, ce sunt pietrele care lucesc? Păi sunt pietre care lucesc. Oh, wow, nu-mi vine să cred. Asta sunt, da, asta sunt. Extraordinar. Și ajung la o intersecție aici și le zice Jin-Woo, băiată ce o țără caut ceva. Venea, chiar venea ceva, nu știau ce, dar erau super alerți băieții din toate direcțiile. Și ce atacau pe ei? Jin-Woo le zice, bă, vedeți că sunt insecte. Ce naiba de insecte? O fi furnici ca să vezi. Și chiar erau furnici. Bă, o grămadă de furnici. Le dă ăsta rază direct pe gaură în sus. Pșum, bam. Ăsta din față are ceva skill care le dă agro și i-a tras pe toți la el și începe bătălia. Bam, bam, stânga-dreapta, ăsta al mic zice, bă, să vă ajut și eu, nu mă las, stă în spate că pleacă Rasenganul. Da, mă, chiar îi pleca Rasenganul ăsta, fii atent aici, ia-te-l. Dă-te că vine, Rasengan, bam. Se uită Jin-Woo la ei, zice, bă, pare că ăștia au mai lucrat în echipă. Toată lumea se descurcă bine, chiar și dacă n-au healer-ul, e ok. Ăsta bogatul, zice Jin-Woo, bă, chiar dacă nu se descurcă el atât de bine, echipamentul lui îl trage în sus. Și venea o furnică să-l atace pe Jin-Woo, i-a dat un călcâini, nu s-a uitat la ea. Și apoi gata, a bătut toate furnicile, perfect. Ăsta super fericit, zice, hai să luăm pietrele și să mergem. Vorbește cu Jin-Woo, îi zice, bă, bine că ne-ai ajutat, dacă nu ziceai tu că vezi că ne atacă insectele, nu eram atenți, poate cine știe ce se întâmpla. Bă, e ok, nicio problemă, bă. Și în timp ce căutau ăștia pietrele, unul zice, bă, ia vezi că furnica asta are damage luat, dar nu de la sabie și nici de la magie, ceva s-a întâmplat aici. Ăsta aici face o față dubioasă și zice, există ceva mai puternic decât furnicile aici. Jin-Woo îl întreabă pe ăsta, bă, dar sabia și scutul pe care le-ai tu, sunt destul de scumpe, de unde le-ai? A, Păi din moment ce ăsta e primul meu raid, mi le-au cumpărat ai mei. Ok, foarte frumos. La organizația aici s-a antrenat băieții. Dintr-o dată s-aude o bubuitură mare. Și era băiatul care a fost la televizor și s-a antrenat ăsta. Dar el distrugea tată, era damage masiv. Și apoi ăștia merg prin dungeon. Bă, și merg și merg, e mai mult gol. Păi și zice băiatul ăsta, da mă, Ginuț, aveai dreptate. Deci nu contează cât de mare e dungeonul, contează magia pe care o emite. Pentru că uite, noi mergem pe aici și nu prea găsim nimic, e mai mult goală. Dar totuși, Ginuț, tu mergi cu echipamentul la în spate, pinita mai dungeonul. Se pare greu. Bă, nu-i greu și ținând cont că mă plătesc ăștia fără să mă bat, e destul de bine. Cam prea bine, zice Ginuț, și cam începe să fiu un pic așa în alertă și aduce aminte de ceva ce a zis domnul Song și o să vedeți și noi mai încolo care e faza. Am mai dat de niște furnici, am mai tăiat puțin la ele, trebuie să fie bossul ăla pe undeva, deci furnicile astea chiar erau mâncate de ceva. Bă, și ajung aici la niște pânze de păianjeni și prin pânzele astea, după ce mai taie din ele, dau de o cameră cu cristale de mana. Bă, da multe rău, tone de ele, zice, mamă, frate, putem să facem cred că 1 miliard aici de bănuți, zic ăștia. Și am dat, îi zice unul, cred că și fratele tău ar fi gelos dacă ne iasă treaba asta. Băieții super fericiți, zici, mamă frate, păi dacă părțim asta în 7 părți, o să primim peste 100 de milioane fiecare. Și acum ăsta zice, bă Ginuț, ia dă contractul încoace, că eu înțeleg că tu n-ai voie dacă nu participi să iei loot de la monștri, dar asta nu-i loot de la monștri, nu? Se duce contractul la lider și zice fix asta, din moment ce cristale de mana sunt excavate, nu luate de la monștri, nu-i dăm și lui. Bă, da cum să nu-i dăm? Îi dăm, bă, dar trebuie să batem bossul mai întâi. Și problema știi care e? După ce bossul e bătut, se închide poarta și nu mai putem să minăm. Și acum începe șarpele să-și arate coada. Fii atent, zice, trebuie să minăm înainte să batem păianjenul. Norocul nostru e că doarme și putem acum să minăm. Și strigă la unul din echipă, bă, unde e echipamentul de minat? Bă, că să vezi că l-am lăsat afară, că nu mă așteptam să fie mana cristale pe aici. Bă, ce ai făcut, nu știu ce, băieți, rămâneți voi doi aici, adică Ginuț și cu ăsta în armură, că mă duc eu cu ai mei să-l cer pe ăsta. Ia vezi manevra aici, bro. Ăsta zice, mă, păi rămânem singuri în cameră cu bossul dacă se trezește, că numai eu și cu Ginuț ce facem noi? Nu mă, e ok că doarme, e full, cred că am mâncat, n-aveți voi treabă. Noi mergem să vorbim mai încolo, dar de ce nu vorbiți aici? Îți dai seama că e suspicios ca naiba asta. Aveți încredere în mine, băieți, nu o să se întâmple nimic. Și acum Ginuț se gândea, măi, asta e așa, mă, pentru un dungeon de rang C ai nevoie de 8 oameni. Ăștia nu sunt 8 oameni, că fără mine și băiatul ăsta sunt 6. Ei 6 mereu lucrează bine în echipă, fără healer, fără asta. Cum se descurcă ei și cum fac alte dungeon-uri dacă ei sunt numai 6? Ce se întâmplă cu ceilalți 2? Că îți trebuie 8 ca să intri. Și acum aș dă seama, Ginuț, că s-ar putea să fie o capcană. Și fraierul ăsta zice la unul din ei, bă, ia închide-mă tu camera la boss. Și dărâmă ăsta zidul, se închide camera și acum ne arată ce i-a zis domnul Song, cum că poți să dai și de escroci. Din moment ce jobul ăsta e periculos, accidentele se întâmplă regulat. Problema e că acele accidente sunt total izolate și dacă în dungeon omori pe cineva, cine să vadă? Asta e problema. Nu sunt camere de supraveghere în dungeon. Câteodată ăștia folosesc oameni slabi ca și momeală pentru inamici sau îi abandonează. Ăsta cu armură supărat zice, ce bă, ne lasă aici pentru niște cristale, mă, firar să fie, poate dacă nu ziceam de contract înainte, nu frate, n-are nicio treabă, zice Ginuț. Ăștia erau puși pe noi să ne omoare orice ar fi, păianjen nu s-a trezit, ăsta îi zice, bă, Ginuț, dă-te în spate că mă țină la el. De treabă asta. Te gândea Ginuț, stai mă, că dacă eu, uite, putem să plecăm pe acolo, pe partea aia. Dar de ce să plecăm pe de altă parte? Se uită Ginuț la boss, zice, bă, boss de rang C, vânător de rang E. Nu sună prea bine. Gândindu-se iară la statuile lui, ia stai mă așa, că nu e chiar așa. Ia înapoi ce am zis. Și zice lui la bă, stai pe loc că mă duc să mă bag cu el. Ce mă? Scoate cuțitul ăla lui al șmecher, se uită la monstru și zice, da, o să-l bat. Probabil că vede numele cu galben, că nu ne-a arătat încă. Dar știți că dacă e cu galben e de același nivel și dacă e cu alb, îl distruge. Trec ăștia prin portal, unul din ei zice, bă, domnule Dong-Suk, chiar trebuia să ne chinuim așa cu băieții aia, nu puteam să-i omorâm noi direct, poate ești prost, îi zice ăsta. La ce să ne batem acolo ca să trezim păianjenul și să nu mai putem să luăm cristale de mana? E imposibil ca el și sărăcia aia de rang D, cu nicio experiență, să bată bossul. Fiți atenți cum stă treaba, îi mănâncă păianjenul, după aia se culcă și noi mergem să luăm cristale de mana. Păi, un plan foarte bun, băiatul nu s-a așteptat ca Ginuț să fie șmecher. Păi și atunci ce să fac? Să luminez locul ăsta cu magia mea? Nu, mă, că trezești păianjeni. Bă, voi nu înțelegeți, mă? În camera la păianjeni erau niște tuneluri. O să coborâm pe acolo. Bun plan, domnule Dong-Suk. Dacă crezi că o să doarmă bossul după ce mănâncă pe aia? Bă, dacă nu doarme, îl batem noi. Deși ai văzut la băiatul ăla la Yojin ce echipamentare? Sabia și scutul ăla cred că fac câteva sute de milioane. Dacă nu putem să luăm destule cristale de mana, eu zic să luăm echipamentul. Și se uită ăsta pe telefon să vadă al cui era copilul, pentru că ar fi aiurea să nu mă duc la mormântarea lui, zice ăsta. Bă, trebuie să recunosc, s-a făcut mare zgomot când am dărâmat intrarea la peșteră. Cred că s-a trezit bossul și supărată. Abă și eu un boss destul de mare, ceea ce înseamnă că ăia doi n-au nicio șansă să supraviețuiască. Între timp ăia doi și Yojin îi zice lui Jinuț, bă, stai mă că trebuie să fii cel puțin rang B ca să poți să bați un boss de rang C. Sau măcar rang C, dar mai sus, știi, aproape acolo de rang B. Hai să găsim altă cale. Bă, ai dreptate, se gândea Jinuț. Poate că m-am retrezit eu și am făcut level, dar tot sunt slab. Și arpele care m-am bătut eu atunci probabil era de rang D. Și golemul ăla pe care l-am bătut, cred că tot așa era, rang D sau mai slab. Bossul ăsta cu siguranță e mult mai puternic decât ei. Dar din nu știu ce motiv, bă, nu mă simt intimidat. Nu vreau să renunț. Am ajuns atât de puternic încât să pot să stau în fața unui boss de rang C. Păi normal, mă, bossul la boss trage. Sunt level 18, zice Jinuț, și mi-o dau cu bossul de rang C. Bă, și începe să-l alerge. Și zice titlul episodului: noi suntem vânători și adevărata vânătoare începe acum. Ăsta e titlul la episodul 6 și acum ne bagă opening-ul. Iar după opening nu mai are nicio treabă cu Jinuț, pentru că îl vedem pe omul acesta care le-a făcut atunci instructajul la noi recruți, cred că a apărut în primul episod. Și șmecher ăsta vorbește șoferului cu el, îi zice: domnule, ce mai faceți? Uite, bine, m-am căsăturat să tot vorbesc la întâlnirile astea. Bă, știți ce? Am eu soluția perfectă pentru dumneavoastră, nu veți să veniți să mă antrenați și pe mine puțin? Bă, dacă zici tu, hai că ar merge o țără bătaie. Înapoi la Jinuț, că tot ce se vorbește în paralel se leagă și cu Jinuț. Și se chinuia săracul, mă. Dă în păian genul ăla degeaba. Picioarele lui sunt atât de tari că nu poate să-l taie. În schimb, dacă l-ar păli ăla cu piciorul, ar muri instant. Între timp, Yojin, care se uita la el: mă, ăsta se mișcă cam dubios, nu pare să fie de rang E. Cine este Jinuț al nostru? Oare și-a fake-uit ranking-ul? Oh, să fie de fapt de rang S, dar ne-a mințit că e de rang E. Nu, mă, el chiar a fost de rang E. Așa s-a născut Jinuț, n-ai ce să-i faci. Eu am auzit zvonuri. Sunt mulți oameni care pot să-și controleze magia când se registrează atunci și se fac de rang mai mic. Acei vânători sunt cunoscuți ca fake rankuri și majoritatea din ei sunt nebuni care o moară de plăcere. Și uitându-se la Jinuț cu fața asta și cum îi lucesc ochii, s-a speriat puțin Yojin. Zice: mă, ce caut eu aici, mă? Între timp, Jinuț, care se bătea cu păiangărul și se gândea: e prea tare, nu pot să dau damage. Începea să le ia oboseala, are aici 57. Dacă e să crească mai sus, o să înceapă să încetinească el și nu mai poate să bată cu bossul. Se uită la cuțitul lui, care are paralizie și ia viață pe secundă. Dacă pot cumva să îl străpung pe ăsta, îl fac. Îl face numai din pasiva de la cuțit. Și s-a gândit Jinuț: bă, ce e între ochi cu siguranță. Dar nu mai bine dădea în ochi, că ochii cu siguranță nu-s din metal. L-a scuipat păian genul, s-a ferit, după ce că-i tare ca stânca, mai dă și cu acid fraierul. Și-și folosește un nou skill, dash, care îi dă viteză plus 30%. Băi, și se pune Jinuț în poziție de alergare și dă-i, frate, și fă deșuri stânga-dreapta, sare pe stâncă și dă fix între ochi. Degeaba. A zis Jinuț: bine, mă, dacă nu vrei din prima, îți mai dau o dată. Și problema e că debuff-urile lui cu paralizie și să ia viața pe secundă au fost anulate. Da. Notificare, debuff-urile au fost anulate. Bun meci. Deci dacă nu-l penetrezi pe fraier, degeaba nu merge. Și în timp ce se ferea Jinuț pe aici, Yojin zice: mamă, dar ce rapid e băiatul ăsta. Dar o să aibă suficientă stamina ca să reziste? O să vedem, domnule Yojin. O să vedem. Alerga Jinuț și în același timp zicea: vreau să fiu mai rapid, mai rapid, mai rapid, mai rapid. Moto-moto. Și la un moment dat le ia oboseala din urmă, ajunge la 70, e pe roșu, nu mai poate și lovește pe iangănul. Bam, direct picior. Și când să moară, că acum mai trebuia pe ajuns să mai dea o bucată, Jinuț are ideea genială să-și folosească recompensele de la antrenamentul zilnic. Atunci când a alergat înspre peșteră și a terminat antrenamentul, dar el nu și-a luat recompensele. Și și-a luat acum una din ele, full recovery, exact ce avea nevoie, își revine și se ferește și îi bagă cuțitul în ochi. Exact ce trebuia să facă de la început. Ei, și acum debuff-urile merg. Și începe Jinuț să bage cuțitul de mai multe ori și tot apărea debuff, drain, debuff, paralizie într-una. Dă-i, tată, dă-i, 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 până când l-a omorât. Easy. Pentru că nu contează unde l-atinge cu cuțitul ăla, că ia din viață. Notificare: ai bătut stăpânul acestui dungeon, level up de vreo 3 ori. Ce bine că nu mi-a luat recompensele de la quest-ul zilnic, zice Jinuț. Într-adevăr, a fost o idee foarte bună. Între timp, Yojin: na, nu-mi vine să cred. Ce ai făcut? Ăsta a bătut bossul singur. Nu, nu e clar, altă explicație nu există, este un fake ranker din ăla. Între timp, Jinuț, care pescuia cristalul de la ăsta, primului cristal care nu-i de la ceva goblin basic, zice: mam, oare cât de mult o să fie acest cristal? Yojin a început să le ia cu respect, zice: Aniki, stăpâne, nu vrei să-ți car eu alea să nu te mai chinui tu? Nu vrei să-ți dau niște apă, că poate ți-o fi sete? În capul lui Jinuț: bă, dar de ce-mi zice ăsta stăpâne? Nu vrei tu să iau eu cristalele astea de mana să nu te mai chinui tu? Bă, dar ce put Yojin să farmeze? Ce naiba s-a întâmplat cu el, se gândea Jinuț. Și apoi apar plebii, mă. Apar fix prin tunelul ăla de unde au zis că vin să-i facă invazie la boss. Și apoi suntem duși în altă parte, unde s-au antrenat ăia doi în mașină. Mamă, și lea asta îl bătrân cu un strong left-o și dă-l ăsta, bam, îl aruncă așa în spate ceva metri. Și zice ăsta: bă, felicitări că n-ai murit. Bineînțeles, domnule, vă mulțumesc pentru lecție. A, nu, eu îți mulțumesc bineînțeles că e exact ce aveam nevoie. Impresionant, domnule, se pare că nu v-ați pierdut din îndemânare. Vă să știi că eu când eram activ, când mergeam în dungeon și de asta, eram mult mai puternic. Dar și tu ai devenit mai bun pe apărare, domnule Ginciul. Bă, deși antrenamentul nu ne poate ridica rancul, întotdeauna poți să-ți întărești corpul și tehnica. A, apropo de antrenament care îți ridică rancul, vorbesc cu Ginuț. Este foarte important să-ți îmbunătățești corpul și mintea decât să te bazezi pur și simplu pe puterile tale de vânător. Mai ales dacă te afli în situații foarte periculoase, cum sunt dungeonurile. Și asta merge perfect mână în mână cu ratații care vin să-l atace pe Ginuț. Coboară ăștia și zic, ia uite-o, ce păianjen era asta dacă l-au bătut săraci ăștia doi? Cred că era doar un păianjen mai mare, nici de cum un boss. Poate echipamentul lui Yojin a fost suficient ca să bată un boss de rang C? Domnule Dong-Suk, ce-ți facem cu ăștia? Păi, asta e așa ca o idee. Yojin, echipamentul ăsta tău m-a făcut puțin curios, sunt impresionat de el. Stai că tu-i patronul ăla de la firma de construcție supermaxată. Da, și ce dacă? Omoară pe Ginuț. De ce? Bă, tu n-auzi. Cred că ți-ai dat seama deja că noi luăm oameni de care avem nevoie ca să fim 8 și după aia omorâm în dungeon și ținem tot lootul pentru noi. Deci, Yojin, tu o să fii complice. E singurul mod în care poți să scapi în viață de aici. Pentru că Dong-Suk ăsta se gândea, dacă echipamentul ăsta e suficient de puternic ca să bată un boss de rang C, cu siguranță are ceva efecte speciale pe el. Că n-ai de unde să știi. Că armurile sau cuțitele pot să aibă tot felul de efecte, cum e al lui Ginuț. Și zice ăsta, bă, ce alegi? Să vă omorâm pe amândoi sau să-l omori tu pe Ginuț? E exact alegerea pe care a dat-o Danzul lui Tachi. Ce alegi? Să vă omor eu tot clanul sau să-i omor tu și să-l lași pe Sasuke viu? Nu zic că un D rang ca și tine îi e frică de unul de rang E. Și se duce ăsta la Ginuț și în loc să dea în el, se întoarce. Dă-te încolo. Nu e, bă, Yojin e de treabă. Ce să facem, domnule Dong-Suk? Ne batem? Da, mă, băteți-vă cu ăla mai slab prima oară. Și acum primește Ginuț mare notificare. Atenție! Quest urgent. Omoară toți inamicii. Sunt oameni care vor să-l omoare pe jucător. Omoară-i ca să nu mori tu. Atenție! Dacă nu completezi acest quest, vei primi o pedeapsă. Și dă băiatul ăsta în el cu o explozie. Bam! Mort. Ginuț e mort. Și apoi vedem niște gagici. Ia uite-le numai. S-au întâlnit ele aici afară, după aia se duc să bea niște cafea, vorbesc puțin despre gilda lor, că ce noroc au ele, că fiecare cu gilda lor, bla bla bla. Asta blondă a fost să-i antreneze pe fraierea, s-a dus și s-a bătut cu un boss de rang A, l-a distrus singură, n-a avut nicio șansă ăla. Și ceiurea am început să au niște zvonuri. Sunt niște echipe de atac cu o rată foarte mare de mortalitate printre ei. Da, ratația care își omorau cu echipiere la fiecare dungeon. Întorcându-ne la ei, Ginuț stătea și cugeta. Păi ce naiba fac, mă, eu am uitat în ce lume trăim. Efectiv, e lumea în care supraviețuiește cel mai puternic. Îi apare iară quest-ul pe ecran și acum nu-i mai zice că primește o pedeapsă, îi zice direct, dacă nu faci quest-ul, o să-ți oprească inima. Sistemul îi spune să-i omoare. Are nevoie de mine ca stres pentru nu știu ce motiv. S-a trezit Ginuț, Yojin zice, oh, boss, bine că te-ai trezit. Dacă sistemul vrea să mă folosească, zice Ginuț, atunci o să-l folosesc și eu pe el. Uitase Ginuț că de la cei slabi mereu se fură chestii și acum începe să iese fumul din el. În timp ce mergea pe ăștia și le spune, deci înțelegeți, nu? Celor mai slabi li se iau chestiile. Cred că sunteți pregătiți să fiți voi cei de la care se iau chestii, nu? Și se trezește unul mai breaz printre ăștia, zice, e bă, Ginuț, tu cred că nu înțelegi cum stă treaba. Vine Lea de gât pe Ginuț și zice, ce o să faci tu, mă, vânător de rang E? N-ai ce să faci. Ești cel mai slab vânător din toată lumea, dar n-apucă să zică, pentru că Ginuț i-a dat cuțit. Instant, n-a stat la discuții cu el. Gata, capul jos, corpul jos, inamici bătuți, 1 din 6. 1 jos, zice Ginuț. Echipa de cazanea lui ăsta, bă, ce s-a întâmplat? Când și-a scos arma? Unde avea arma? Nu știam care armă. Junta E, ăsta care murise, era de rang D. Cum naiba l-a bătut 1 de rang E pe 1 de rang D? Păi, cu cuțitul, n-ai văzut? Bă, ăsta n-a fost atent. Ginuț se gândea, bă, tocmai ce a omorât pe cineva, un om, dar problema e că dacă nu face ce-i spune sistemul, moare el. Și acum nu mai poate să dea înapoi. Asta înseamnă că trebuie să meargă să-i farmeze și pe ăștia. Bă, și s-ar ăștia pe el. Ce mi s-a părut dubios e că băiatul ăsta are o arbaletă care de fapt e pistol. Da, e arbaleta pistol. Trage după Ginuț, dar degeaba că se ferește, aparent deșul ăla de level 1 e extraordinar de puternic. L-a înțepat pe ăsta aici și pe ăsta aici. Când se întoarcă ăștia să-l bată, degeaba, pentru că are cuțitul ăla cu debuff-uri, cu paralizie și cu drain de HP. Morți instant, mai bate doilea și pe ăsta cu arbaleta. Celălalt care avea el magie trage după Ginuț, dar Ginuț se ferește, apare în spate, îi dă fatală. 5 din 6 a mai rămas bossul, Dong-Suk ăla. Yojin, uimit iară. Bă, ăsta e mai puternic acum decât atunci când s-a bătut cu bossul. Ce s-a întâmplat cu Ginuț? Nu pot să cred, mi-a bătut toată echipa. Zice Dong-Suk ăsta. Bă, sta mă, tu de fapt ai bătut bossul, mă. Ok, oi fi o rang C, dar să știi că eu sunt mult mai bun decât aia. Și folosește abilitatea și se gândea, bă, după ce s-a bătut ăsta cu bossul și 5 vânători, n-are cum să mai fie la putere maximă, mă. Trebuie să-l fac acum pe fraier. Problema e cuțitul lui și cât de rapid e. Dacă eu îmi folosesc skill-ul ăsta de reinforcement, corpul meu devine strong ca oțelul. Cuțitul ăla nu o să mă afecteze. Da? Păi n-are nevoie de cuțit. Ai uitat că Ginuț are strength 40 sau 40 și ceva? Doar a venit cu mâna, l-a luat pe fraier de cap și l-a pus jos. Easy. Nu cuțin nimic. În tot acest timp îi spunea lui ăsta, bă, oi fi tu puternic, dar eu mi-am dat level up. Omul s-a antrenat și la el chiar funcționa antrenamentul. Ce s-a întâmplat? M-a pus jos. Cum naiba? N-are cum să fie rang E, imposibil. Stai, zice ăsta, stai. O să te plătesc, nu mă omorâ. Îți dau toate cristale de mana, bă, îți dublez, îți triplez totul. Păi, tu ai încercat să mă omori de 3 ori, zice Ginuț, și acum vrei milă? Nu tu ai zis că ce se întâmplă într-un dungeon nu iese afară de aici? Păi și atunci a încercat ăsta să spună că, bă, că știi cine-i frate, că ia-te acap. Instant, jos, mort. Quest complet, 6 din 6, ai bătut toți inamicii și începe să distrugă dungeon-ul, pentru că dacă bați boss-ul, dungeon-ul se distruge. După aia tipul asta se uita pe foaie și zice, bă, deci tu vrei să-mi zici că toți vânătorii de rang C au murit și singurii supraviețuitori sunteți voi, rang D și rang E? Păi, da, așa a fost. Și după aia se uita asta la armura lui Yoji și zice, sta mă, pe la ce echipament ai tu pe tine? Gat, mi-am dat seama, am înțeles, deci tu ai făcut totul. Ginuț a primit acum recompensele pe quest, full recovery, 10 puncte de abilitate și un skill nou, intenție ucigașă, care are următoarea chestie. Debuff de panică, toate abilitățile minus 50%, e o aură puternică care spune inamicul într-o stare de panică pentru 1 minut și poți să alegi tu mai multe ținte dacă vrei. E destul de șmecher. Și e numai level 1, gândește-te. Yojin îi zice lui Ginuț, boss, bună treabă, foarte bine. Începe să plouă și acum Ginuț ne zice o chestie din episodul trecut, bă, bine că i-am dat umbrela lui sora mea, că uite chiar s-a pus ploaia. Nice. Și apoi la final mai vedem ceva. Un tip maxat. Și atât. Aie. Deci ăsta, domnule managerul, puteți să vă uitați puțin la chestia asta? Este despre raidul de rang C, unde 6 vânători au fost omorâți și au supraviețuit doar 2. Unul de rang D și unul de rang E. Pe probabil că au fugit din dungeon sau ceva. S-a mai întâmplat din astea. Nu. Nu doar că n-au fugit, au bătut și bossul înainte să iasă. Iar vânătorul de rang D, Yojin-ho, avea niște echipament foarte scump la el. Poate se explică de ce au reușit să nu moară. A, păi și atunci dacă știi la ce mai vii să mă băzi pe mine cu foile tale, pleacă-mă de aici. Da, dar vedeți dumneavoastră, domnule managerul, unul din ăia doi care a supraviețuit este fraierul de Ginuț care a supraviețuit la Double Dungeon. Atunci în primul episod când Ginuț trebuia să moară. Mă rog, toți trebuia să moară de acolo. Și atunci zice ăsta, Ginuț, dar noi l-am reverificat pe Ginuț și avea putere 10, tot ultimul plebie. Nu știu ce să zic de asta. Lăsați, domnule managerul, în afară de asta, unul din cei 6 care au murit, Hwang Dong-Suk, este fratele mai mare al lui Hwang Dong-So. Deci ăsta e fratele mai mare, mă, și ultimul gunoi de om, lol. Înțeleg de ce ai venit la mine cu această problemă. Între timp, Ginuț, care făcuse cumpărături, a fost omul pe la KFC, iar la lui Solsa niște găini, că era super fericit și zice, chicken nuggets, mâncăm bine. Seara asta, Ginuț, se duc ăștia să mănânce și îl întreabă sora sa, bă, raidul de data trecută, bă, că ai luat ceva bănuți pe el, cum a fost raidul? Și nici nu te-ai rănit, că de obicei venea acasă, îți dai seama, leșinat sau nici nu venea acasă direct spital. Cred că partiul tău a fost super puternic. Într-adevăr, chiar a fost puternic. Înseamnă că a fost ușor să-i bați pe tipii răi. Bă, într-adevăr, a fost ușor. Și acum Ginuț se gândea la ce a făcut, bă, când a fost nevoie să-i omor pe fraieria, n-am ezitat deloc. Cum eram eu înainte să mă ia sistemul și să fac level, cu siguranță aș fi căutat o cale de scăpare. Dar acum că fac levelele astea, oare am devenit mai curajos? Pentru că aia nu erau bestii, erau oameni. Și acum strigă sora sa, bă, Ginuț, ești ok? Văd că te-ai cam pierdut în gânduri. Nu, mă gândeam numai dacă mi-o dată la restul corect la magazin. A, ok, mă îngrijorasem puțin. Și acum se întâmplă ceva cu Ginuț, bag o gură de bere și primește mare notificare. Atenție! Substanță dăunătoare a fost identificată în corpul dumneavoastră. Debuff, viață și longevitate, 3, 2, 1 și își dă heal. Omul nu mai poate să bea bere și să se îmbete, că-l vindecă sistemul. Na, ca să vezi. Și eu în locul lui mă duceam acum și făceam pariu pe băut cu toți ăștia șmecheri pe care îi prindeam la baruri. Hai fraiere, vrei să arăt că beau 10 beri și n-am nimic? Du-te mă, că n-ai cum. Ia joacă cu asta. Și atunci Ginuț vrea să facă el un experiment, ia tot pachetul ăla de bere și lui Solsa, bă, vezi că eu plec. Bă, du-te, vezi că eu mănânc toate găinile dacă pleci. La, nu e nicio problemă. Se duce Ginuț, bagă 6 beri talpă și nu se putea îmbăta. Și acum se uită să vadă de unde naiba are el abilitatea asta. Și aparent era recompensa de la quest-ul secret pe care l-a primit când a murit, curajul celor slabi, marele vrăjitor Candiaru l-a binecuvântat pe Ginuț cu imunitate și capacitate de regenerare îmbunătățită. Și toate astea ca să trăiască el o viață lungă și fericită. Frumos din partea lui Candiaru ăsta, ce să mai... Gândindu-se Ginuț la dungeon-ul ăla, zice, bă, stai mă, că poate de-aia mi s-au vindecat mie mâna și piciorul. De la binecuvântarea lui Candiaru ăsta. Frumos din partea lui. Bă, și dormea Ginuț și vine sora sa și zice, bă, vezi că te sună unul, Costel Lemne. Răspuns sau nu răspuns? Ok, hai că mă duc. Și vede că a băut alea 6 beri și zice sora sa, bă, nu mai bea mă alea că s-o travă. Las că n-ai tu treabă. Se duce ăsta, se întâlnește cu Yojin-ho și Yojin-ho îi zice: bă, fii atent, eu îți sunt dator cu viața mea, boss, Aniki. Păi ok, bă, faptul că mi-ai dat și mie din bolovăni, din bolovănile din peșteră, m-a ajutat. Îți dai seama că le-a schimbat pe bănuși Jinuț. Presupun că n-ai spus la nimeni ce s-a întâmplat în dungeon, nu? A, nu! Tai ci la mice, eu știu că tu ai omorât pe ea doar pentru că au încercat să ne moare pe noi. Nu par genul de om care sare așa la bătaie neprovocată. Și mă gândeam să fac și o echipă din asta de atac. No, îi zice Jinuț, sta mă, disperatele, unde te grăbești? N-am eu timp mă să stau cu tine. Ajută-mă mă să fac 19 raiduri. 19 raiduri? De ce? Vrei să devii guild master? Bă, da! Și spune Yojin acum tot planul. Fii atent. Vreau să obțin aprobare ca să devin guildmaster. Ca să fac asta am nevoie de 20 de raiduri pentru experiență. Primul raid l-a făcut deja și mai are nevoie de 19. A studiat tot ce se poate studia, deci examenul scris cu siguranță nu o să fie o problemă. Mai trebuie examenul practic aștia 20 de dungeonuri. Baza e că Tasu voia să facă un guild din ăsta pentru că ar fi super profitabil pentru compania lor. Ei au o firmă de construcții, ok? Acum Jinuț gândindu-se la lucrurile pe care le iei din dungeonuri, tot felul de chestii care sunt foarte utile, ni s-a explicat în primul episod. Gândește-te dacă tu ca și companie de construcții ai avea și un guild unde tot ce se farmează în dungeon vine la direct la tine, știi? Păi asta ar merge foarte bine, compania beneficiază 100% aici. Problema e că Tasu vrea un vânător de rang S ca să fie guildmaster. Jinuț îi zice, păi da mă, dar numai 7 de rang S în toată țara. Bă, da! Și problema e că singurul vânător de rang S care nu e afiliat cu niciun guild s-a retras ăsta, deci s-a bătea atunci cu furnicile în primul episod. Păi și atunci ce faci, bă, Yojine? Vrei să cauți pe altcineva de la altă ghildă? Vezi că s-ar putea să răzbune ea pe tine după aia, nu prea se merită. Problema e că frate meu nu s-a retrezit, știi? Și nu poate să devine guildmaster, că rang S nu poți să faci decât dacă te retrezești sau, nu știu, prin ceva noroc să te naști direct cu rang S în tine, dar nu cred că s-a întâmplat asta. Bă, Jinuț, ascultă-mă, și are dreptate Yojin, zice, dacă tu vrei să faci raidurile alea, trebuie să le faci cu mine. Plus că merge bine și pentru Yojin că Tasu o să fie mult mai convins de faptul că el a făcut dungeon-urile cu un aventurier de rang E și e clar că ăsta de rang E n-avea cum să-l ajute. Deci, practic, Yojin le-a făcut mai mult singur. Asta doar îi căra bagajele, când de fapt ar fi invers. Că Jinuț dă tot damage-ul. Dar na, Tasu de unde să știe. Și scoate ăsta un contract. Ce-ți oferi eu ție? În schimbul a 19 raiduri îs 30 de miliarde. Na, 30 de biliarde, mă. Bă, nu știu ce să zic. Aș vrea să mă bag, se gândea Jin, dar acum că pot să fac level, după mult timp și tot fac eu level, cu siguranță o să ajung rang S. Nu? Poate și mai sus. Da, penta rang S. Și, na, luând asta în considerare, 30 de bulioane nu mai e așa mult. Plus că e și riscul. Că 19 dungeon-uri nu știi de ce dai acolo. Bă, și refuză Jinuț, mă. Îi zice nu, pleacă și strigă eu Jinul la el. Bă, fii atent, dacă lucrezi cu mine, secretul tău îl iau în mormânt. Nu spun la nimeni. Și așa se termină conversația asta. Din ce știm noi din manga, Jinuț ar trebui să accepte oferta. Dar, na, deocamdată mai se gândește și el un pic. Trecând timp, Yami Taicho, zis și Sukuna, zis și Grimjo și orice personaj șmecher din orice anime șmecher apare. Este fratele lui Dong-Suk, mă! Supărat ăsta, nevoie mare, vine asistenta, îi zice, bă, fii atent, am adus lista cu cei care au participat în dungeon cu frate tu. Ia ăsta lista și o întreabă pe doamna asistentă. Laura, ce se întâmplă dacă omor pe cineva în altă țară? Bă, depinde! Îți două variante. 1. Poți să fii judecat la ei în țară sau 2. Poți să fii judecat la noi în țară. În funcție dacă au tratat din a de extradare sau nu. Și dacă e să fii judecat la noi în țară, ai șanse foarte mari să primești o pedeapsă redusă. Ok, bun, perfect, gata, așa facem, notează în calendar, mă duc să-l bat pe fraier. Nu poți pentru că avem treabă. A, și câtă treabă avem? Bă, e destul de multă treabă. Firea să fie, atunci las că eu mor eu mai târziu. Și cam asta e treaba cu băiatul ăsta, cu fratele lui Dong-Suk. Fiindu-i năcaz acum că nu poate să ajungă Japonia să-l bată pe Jinuț, zice, bă, sper să supraviețuiți până vin la voi. Ei, clar că o să supraviețuiască. Dar interesantă chestie. Și acum îl vedem pe Jinuț alergând cu sora sa. Că și zice, bă, dar tu nu prea ieși afară să alergi. Păi da, mă, dar cât să și înveți, zice sora sa. Și începe ăștia să alerge, Jinuț o întreabă, bă, ce zice dacă, așa, vorbind și noi ipotetic, ai avea 30 de bulioane? Ce zici? Bă, nu știu ce să zic. Păi, în primul rând, trebuie să o ajute pe maică sa cu facturile la spital, după aia să-și pună pentru facultate și cu restul? Bă, cu restul nu știu, mi se pare că am mult 30 de bulioane, sincer, ce să facem noi cu atâția bani? Și atunci o lasă frate să în urmă. Zice, bă, să nu te ții după mine că eu mă duc. Și s-a dus nebunul. Firar să fie rang E sau nu, ăsta tot e vânător, ia ce vitezare. Și aici vedem o chestie. Quest info, s-au făcut bam, bam, bam toate chestiile și la alergat avem 11 km din 10. Deci poți să te duci peste cât îți dă el. Și acum se uită Jinuț, zice, bă, reward-urile nu vreau să le iau. Dar cum adică 11 km din 10? Ăsta mi-adună și peste? Sunt curios oare cât de mult mi-adună peste. Mai face Jinuț două flotări, hop, 102 flotări din 100. Opa. Eu o să vedem cât de mult merge chestia asta. În sfârșit ajunge sora sa din urmă și Jin-Woo îi zice, vezi că mă duc mai... și s-a dus iar. Și acum a băgat 20 de kilometri, se pare că dublu e maximul unde poate ajunge și le face pe toate, acum are dublu la toate și atunci primește notificare. Quest secret strength training has arrived. Dă-te încolo, daily quest a devenit secret quest și acum primește reward-uri. Pe lângă full recovery și 10 puncte de abilitate, primește loot box binecuvântat și un loot box blestemat, pe care vrei să-l iei. Îți dai seama că pe ăla binecuvântat, zice Jin-Woo, și ia cutia mare cheie ce îi dă din cutie. Ia numai, dar arată și frumoasă cheia asta. E cheia pentru un dungeon pe numele lui Castelul Demonului, dificultate S-Rank. Un pic așa fericit Jin-Woo, zice, ia mă că mă bag să văd ce e aici. Pentru că nu s-a băgat așa degeaba, în acest dungeon poți să găsești elixirul vieții care vindecă orice. Și asta e foarte bine pentru Jin-Woo, că na, mama lui în spital, cu acest elixir ar putea să o trateze de tot. Și se duce direct cheia, deschidem poarta și eu mă gândeam, cu siguranță pe aici suntem pe la final, nu mai apucăm să vedem episodul care vine să vezi ce șmechere se bate cu ăștia. Nu, se bate în același episod. De apreciat asta. Intră Jin-Woo în dungeon, se uita la piatra aia lui de teleportare, zice, lasă-o că dacă e ceva spar piatra, mă întorc acasă, nicio problemă. Și apare Kerberusul la poartă, paznicul iadului, câinele cu 3 capete peste tot, are viață cu roșu pentru că n-a e clar peste el. Și acum Jin-Woo cu titlul lui de vânătorul de mâțe scoate cuțitul și sare să-l bată pe Kerberus, îl atinge, îl taie, bam bam bam, 0 damage. Folosește Jin-Woo skill-ul pe care l-a primit data trecută, intenție ucigașă, no efect. Debuff-ul a fost cancelat. Bun meci. Sare Jin-Woo pe el, îi dă cuțit în nas, debuff, paralizie, drain, anulat și ăsta. Mam, pe ce facem aici? Și sare câinele pe el, mă, și ne întoarcem iară la primul episod din Solo Leveling. Ia cum l-a mușcat câinele de braț, direct, nicio șansă. Bam, s-a adus viața, s-a adus 1000 viață. Îl pune pe jos, îl calcă pe cap. Bă, deci nu lasă deloc, începe să primească numai notificări din astea. Al băiat, vezi că mori, mai puțină viață. Firea să fie, începe Jin-Woo să fugă și acum câinele folosește skill, furie. Toate abilitățile plus 100% pentru 3 minute. Bun meci. Bă, și intră draci în câine. Și le ia pe Jin-Woo, ți-i dă o paletă. Bă, ține numai în palme. Numai în palme îmi ține. Folosește total recovery de la quest-ul lui zilnic și sare pe câine. Îi dă direct în ochi cuțit, dar bineînțeles, notificare nu merge și după aia sare câinele pe el și îl aleargă și dă-i, și îl aleargă și dă-i. Băi, deci Jin-Woo aici s-a luptat ca să nu moară rău de tot. Îi tot scădea viața, până când la un moment dat, alergând câinele spre el, Jin-Woo îi dă cu nisip în ochi. Mai dă-te acolo de câine. Și aici mai avea 742 viață, tot primea notificări cu, bă, Jin-Woo încetează că o să mori. Dar dacă aș putea cumva să trec de statusul ăsta de furie, mă, să rezist 3 minute, ce naiba să fac? Neștiind ce să fac, că voia să folosească piatra ca să se întoarcă înapoi. Aha, că sare câinele pe el, îi scapă piatra din mână la prost și dă și fugi. Viață 511. Mamă, ne apropiem de moarte aici, ce să mai... Nu știu ce să mai fac, zice Jin-Woo. Și atunci primește el shop-ul. Primește în sensul că poate să și cumpere, că shop-ul are de mai de mult, dar putea doar să vândă că era de level mic. Ei, acum poate să și cumpere. Și și-a 3 poțiuni din asta de vindecare. Din păcate nu dau multă viață. L-a vindecat de la 511 la 811. Fumăm o viață și atunci se gândește că după ce a bătut șarpele la, a primit o sticluță pe care a zis, lasă-mă că o folosesc eu mai încolo, că cine știe ce face. Pentru că asta îți dă o travă. E, noi am aflat astăzi că Jin-Woo e imun la o travă datorită pasivei de la questul secret Curajul celor slabi. Și se gândește Jin-Woo, bă, dar nu beau eu mă o trava asta, că dacă nu mă afectează și iau numai baful de la ea, e perfect. Bagă Jin-Woo o trava. Notificare. O substanță care îți face rău a fost detectată în corp, dar datorită abilității de regenerare și viață lungă, detoxificarea a fost completă. Debuff, physical damage, minus 20%. Perfect, super, doamne. Și începe câinele să sară pe el, că l-a simțit pe fraier când a băut țuica și îl mușcă, apare notificare, skill-ul de furie al bestiei s-a dus și atunci zice Jin-Woo, bă, gata mă, e șansa mea, dă-te încolo de câine. Și sare pe el, clasicul Jin-Woo care sare pe monstru să-i dea cuțit în nas și îl prinde ăsta, bă, dar îl prinde între dinți. Avea HP 79 și rodea câinele pe el, mă. Rodea câinele pe el cu dinții băgați aceștia pe la coaste și Jin-Woo ce face? Ia cuțitul și dă-i la câine în ochi. Bă, și dă-i la câine în ochi și dă-i la câine în ochi și dă-i la câine în ochi și dă-i la câine în ochi. A dat în el până a ieșit toți dracii din el. Atât de mult sânge a ieșit din câinele ăsta că s-a stins și focul care ardea pe aceea. Cad amândoi pe jos, Jin-Woo cu 2 găuri de la colții de câine în el. Notificare. Felicitări, l-ai bătut pe Kerberus, level up de vreo 4-5 ori și a primit niște chestii acum. Cheia ca să intre în castel, că pe asta o primeai după ce îl băteai pe cel care păzea poarta, Kerberus în cazul lui, un colț de-a lui Kerberos și un colier care îți dă agilitate plus 20 și per ăsta plus 20 nu mai știu ce naiba era. Cred că e abilitatea lui Ginus de se uită așa la distanță și vede inamicii și ăștia, dar nu mai știu cum îi zice. Știți voi, lăsați în comentarii dacă știți. Și acum mai primește o chestie care e numai cu semnul întrebării. Este o formulă, formula elixirului vieții și aparent îți trebuie 3 ingrediente, ingrediente pe care le găsești în Castelul Demonului. Problema e că dacă s-ar duce în castel acum, cu siguranță ar muri Ginuț. Gen, maică sa să revină de la poțiunea vieții o să trebuiască să fie pusă pe pauză deocamdată, că n-are cum să treacă de castel, că era să moară de la paznic, îți dai seama cine untru. Și zice Ginuț, lasă că mă întorc. Nu, vă faceți voi griji că mă întorc. Ginuț care direct la spital, clasic Ginuț, dar de data asta nu pentru el, era pentru măsa, se uita la elixirul vieții de care are nevoie și se gândea, bă, da, ăsta chiar vindecă orice boală, mă. Problema e că din 3 ingrediente de care am nevoie, n-am niciunul. Dar știu unde sunt, dar n-aș putea să mă duc acolo, pentru că la nivelul lui actual, nicio șansă. Trebuie să devine neapărat mai puternic. Și după aia ne bagă opening-ul. Iar după opening, Jin-Woo se întâlnește cu Yojin-ho și zice, bă, m-am hotărât să facem alea 19 raiduri. Nice, super. Yojin-ho super fericit, dar am o condiție. Ok, ce condiție? Le facem numai noi doi. Păi, cum bă numai noi doi să facem dungeon-uri de rang C? Că le facem, dar ca să intrăm avem nevoie de 8 oameni. Păi și ce? Ia oameni random ca să avem cum făcea Dong-Suk ăla. Păi da, mă, dar nu-i prea periculos să fim numai noi doi? Nu e, mă, nicio problemă, e ok. Și imaginează-ți să facem 19 dungeon-uri fără probleme, numai noi doi. Asta cu siguranță l-ar face pe taică-tu să te recunoască că ești șmecher. Ai dreptate, zice Yojin-ho. Hai să o facem. Gata. Mă ocup eu de dungeon-urile pe care le facem și de restul băieților pentru echipă, numai să mergem. Perfect. În altă parte era tipa asta de ranghez care alerga, se oprește să bage niște apă și se apropie un pleb de ea, dar nu ne arată fața lui. Și ăsta îi zice, bă, fii atent, scuze că te deranjez, dar e această carte de vizită. Dar ce fain, mă, că a pus-o gen cu tot, cu telefon, cu adresă de e-mail, e foarte detaliată. Și compania, e compania lui Yojin-ho. Asta mă face să gândesc că tipul ăsta îi fratele lui, că știți că ei au nevoie de vânători de rang S ca să-i pună ca și conducător la guild. Ăsta să fie frasul care face manevre. Cine știe? Vom afla în viitor. Dar apropo de frasul Tasu și Yojin-ho, ia-l pe Tasu și Yojin-ho. Tasu îi zice, bă, fii atent, au trecut 10 ani de când s-au deschis porțile, lumea s-a schimbat foarte mult, acum infrastructura, economia, media, politica, totul depinde de porțile astea. Fără resursele pe care le adunăm din dungeon-uri, ne-ar fi foarte greu să existăm. Și cei care aduc acele resurse înapoi sunt vânătorii. Cei care au grijă de acei vânători sunt asociațiile de vânători. Asociația de vânători clasifică și administrează, după aia îi trimite în funcție de nevoie să se țină la porți, dar în cele din urmă asociația asta e doar o agenție a guvernului. Și cine controlează ghildele are cele mai multe resurse. Asta e faza, că de-aia vor ei să-și facă ghild, că na, ghildele obțin profituri masive și acum cele mai tari ghilduri sunt ghildul de vânători, White Tiger, Pained, Fame și Knights. Și acum vrea să se bage ăsta. Trebuie să ne facem neapărat un ghild. Și Yojin-ho acum se gândea cum el și frasul, amândoi caută vânători de rang S ca să le conducă gilda asta. Dar vezi că nu i-a zis lui Tasu că vrea să facă la 19 raiduri, ca să devină el guildmaster. Poate vrea să zică după ce le face. Cine știe, că după aia îl vedem pe Ginuț care alerga prin parc și Ginuț dezamăgit că nu-l mai lasă să facă antrenamentul peste, gen să le dubleze ca să primească iar recompensele ale bune. Mai merge. Se gândea că bă, poate mai primea și eu o cheie, cum am prins-o pe aia de la Castelul Demonului, să mai antrenez un pic. Îi disperat să facă level Ginuț. Și n-are unde. Când dungeon nu poți să te bagi singur, trebuie să pleci cu mai mulți oameni, dacă pleacă cu mai mulți oameni, ăia văd că e puternic și nu-i bine și singur unde, decât dacă e să primească de la sistem ceva cheie. Ia lutul pe ziua de azi și ce crezi că-i dă? Bingo. Dar-s curios dacă primea bănuți sau ceva dacă rezolva asta. Mergând Ginuț și uitându-se la statusul lui, au level 26. 3 puncte de abilitate deja nu mai sunt suficiente. Am nevoie de mai multe. Trebuie să fac cumva să fac level mai repede, dar nu prea am ce să fac decât să-l aștept pe Yojin-ho cu dungeon-urile lui de rang C. Și după aia se gândește la penalizare. Gen, dacă nu-și făcea quest-ul zilnic, ajungea să fugă prin deșert, urmărit de un centipid din ăla gigantic. Dar problema e că acum, la cât de puternic e, s-ar putea să scape prea ușor și să nu primească nimic. O prea se merită. Și apoi primește mesaj pe telefon de la Asociația de Vânători dacă vreți să participați la un dungeon de rang D. Dacă mă duc înseamnă că nu pot să lupt singur. Pe de altă parte decât nimic, tot e bine. Adevărat și asta. Și s-a hotărât Ginuț să se ducă. Aici la dojo îl vedem pe cel mai șmecher om de până acum, Mr. Song. Bă, omul ăsta e prea șmecher. Se antrena aici cu un pleb care i-a zis, domnule maestru, eu aș fi vrut să mă antrenez cu dumneavoastră când erați în cea mai bună condiție. Lasă-mă, ce dacă nu mai am mânuța asta. Au trecut câteva luni de atunci. Primește și el mesaj pe telefon, același mesaj ca și Ginuț, iar ăsta îi zice, da, v-ați gândit să vă retrageți? Mă retrag, dar de ce? Crezi că dacă n-am o mână, nu pot să mai bag cu ei? Nu, asta ziceam. Mi-am pierdut o mână, dar am supraviețuit. Măcar până mor, sper să fac ceva pentru lumea asta. În altă parte era celălalt, pentru că, v-am zis, se reunesc toți de la primul raid. care mai trăiesc, să meargă la alt raid. Și ăsta se uita la fata lui, nevastă să-i zice, băi, nu vrei să te lași din a fi vânător? Ăsta îi zice, da, vezi televizorul ăla, îți place, a? Îți place să te uiți la o căsă pe televizor, a? De unde crezi că am avut bani de el, hai? Lasă vrăjeala. Da, bă, dar multă lume a murit la dungeonul anterior pe care l-ai făcut. Au nevoie de bani pentru copiilor că îți la școală. Plus că asociația nu se trimită pe ăștia de ranguri mai mici în dungeonul periculoase. Data trecută a fost ghinion. Și chiar a fost ghinion. A dreptate, baftă sa în dungeon, îi zice nevastă sa. Și apoi la asociația de vânători se certau băieții ăștia doi. Că ăsta, Baek San, făcea toate interviurile pe care ăsta trebuia să le facă, ochelaristul. Și s-a luat de el, ăsta i-a zis, pă da, mă, da, lasă că te-ai descurcat și tu. După îi spune că Yojin Construction vor să-și facă și ei o ghildă și că încep să vorbească cu vânătorii de la ei, ăsta zice, bă, știam deja de asta. A, da, știam că știai. Păi și dacă știai că știam, la ce mai întrebat? De ce m-ai chemat aici până la urmă? Și nu ne zice de ce l-a chemat aici până la urmă, dar o să vedem mai încolo. Apare și Joo-Hee, o suna măsa, o întreabă ce mai face, că ea e vânător de rang B, dar e cam slabă, că mai bine s-ar întoarce acasă, să nu se mai ducă să facă dungeon-uri. Asta îi zice, bă, știi ce? Las, n-ai treabă. Facă-te dungeon-uri, vreau eu. Și aduce aminte de Ginuț când l-a văzut la spital că era viu. Și după primește și ea același mesaj. Apoi vine timpul de rangă S, se duce la ochelaristul ăsta și zice că, bă, cineva de la firma de construcții Yojin a venit și m-a întrebat dacă vreau să fiu guildmaster la ei. Păi și? Ce ai zis? A zis că nu mă duc. Și de-abia acum ne arată ce a vorbit el cu Baek San ăsta. Era despre insula aia, când a început atunci episodul, primul episod, de se băteau pe insula aia cu furnicile, bă, se pare că insula aia e prea puternică. După al treilea raid pe insula aia, s-a dat mare ordin să nu se mai apropie nimeni de ea. Deci n-ai ce să-i faci, mă. Și ăsta nu e mulțumit. El vrea neapărat să se întoarcă și să facă insula aia. Și de asta tot îl pune pe ăsta să facă interviuri, să stea mai mulți cu oia care sunt noi veniți, să-i antreneze bine, că vrea să-și adune mare armată, să facă numere cât mai multe și să se întoarcă pe insula aia să o termine. Nu știu cine e ăsta, dar zice, bă, ajută-mă să-i omor. Pe cine, dice, nu știm, o să vedem probabil mai încolo. Ginu se îmbrăca să plece, sora sa-i zice, bă, ce fabă, lucrezi și când e liber? Da, mă, înainte veneai mereu julit când făceai dungeon-urile astea, acum nu mai e, cred că e de la antrenamentul ăla. Dar cum? Și pleacă Ginuț, pe drum îl vedem pe domnul Song care zice, bă, dar ce ghinion am avut cu trezirea asta mea ca și vânător. Pentru că el e mare maestru spadasin. Problema e că trezirea lui a fost pe magie. Omul s-a trezit ca și vrăjitor și nu l-a ajutat cu nimic. Ca să vezi ghinionul maxim. Bă, și mergând îl vede pe Ginuț că îi trece prin față și zice, hop, ia stai pe loc, mă. Mă, tu ești Sugiuc? Eu sunt, mă. Bă, ce fac? Ce-ai mai crescut de când nu te-am mai văzut? Piciorul ăsta al tău, ce s-a întâmplat cu el? Când m-am trezit în spital, piciorul meu era acolo. Cred că a venit ceva healer de level mare și te-a vindecat de acum. Fix așa a fost. În fine, ce mai contează? Mă bucur că ți-ai revenit. Bă, domnul Song e o rază de pozitivitate în acest anime. Pe de altă parte, când Jin-Woo se uita la mâna lui, ăsta zice, ai, la mine n-a venit nimeni ca să mă vindece. Trist. Dar nu contează. E bine că ești ok. Și mergând amândoi în aceeași direcție, îl întreabă Jin-Woo, bă, domnule Song, de ce ai venit aici? Păi, am misiune. A, păi și eu. Nice. Și ajung la poartă și acolo ce să vezi, îi așteptau ceilalți membri. Îl vede Joo-Hee pe Jin-Woo și zice, Jin-Woo, ce fabă? Oh, Joo-Hee, salut, salut. Domnul Kim, domnul Kang, ăștia le cam era rușine să se uite la el. Îți dai seama că până la urmă toți au plecat și l-au lăsat pe Jin-Woo să moară. Și acum le e cam rușine așa. Dar hei, cei 5 care au supraviețuit sunt din nou împreună. Să vedem cât mai supraviețuiesc de data asta. Pentru că la orice dungeon unde participă Jin-Woo, mă, ceva se întâmplă. Joo-Hee super fericită, zice, mamă, Jin-Woo, dă-te încolo de când nu te-am mai văzut, ești ok, nu ești doar ok, te-ai schimbat. Apucat de antrenamentul site mai aute. Merge foarte bine. Și apoi dintr-o dubă ies 3 condamnați cu Megumi Fushiguro care îi ținea pe ăștia la respect și apoi le explică tipa asta, bă, fiți atenți, din lipsă de oameni o să aveți acești 3 prizonieri care merg cu voi. Sta, bă, mergem cu criminali în dungeon. Păi da, domnul Song foarte dezamăgit. Cum? Bă, cum am ajuns în halul ăsta? Iar apoi Kang, ei cu Megumi din Jujutsu Kaisen, e un vânător de rang B de la Asociația de Vânători care o să aibă grijă de ăștia 3 să nu facă figuri. O să vedem noi numai cum evoluează acest dungeon. Jin-Woo zice, bă, ceva nu e ok, Joo-Hee, tu n-ar trebui să vii. Ok, dar tu vii? Păi eu vin. Păi atunci vin și eu și merg toți. Vine Megumi să se prezinte, îl cheamă Kang, o să zice Megumi. Se prezintă Megumi și întreabă care o să fie liderul pentru această misiune. Și domnul Song îl întreabă pe Jin-Woo, bă, pot să fiu eu capitanul? Desigur. Mamă, și ăsta se apleacă așa în fața lui Jin-Woo și zice, bă, mulțumesc că îmi dai încă o șansă. În ziua aia, din cauza greșelii mele, deși n-a fost prea mult greșeală, pentru că omul a supus la vot ca să meargă în dungeonul celălalt sau nu. Și au fost mai degrabă ceilalți de vină, dar whatever. Din cauza greșelii lui, 7 oameni au murit. Dar, datorită lui Jin-Woo, 6 oameni au supraviețuit. și dăm voie să-ți mulțumesc pentru asta. Domnule Song, stai, nu mai te-a plecat atâta, e ok. Și ăsta Megumi se tot uita la Ginuț. Oare simte că este puternic? Cine știe? Și acum gata, s-a făcut echipa, s-a ales liderul, hai, let's go into the dungeon. Direct cu goblini, bam, goblin la pământ, se băteau prizonierii cu ei. Și apropo de animație, cred că goblinii ăștia cei mai frumoși goblini pe care am văzut într-un anime vreodată, sincer. Domnul Song, uitându-se la prizonieri ăștia cum se luptă, zice, bă, nici nu-mi dau seama care-s bestiile magice, ori goblinii, ori pușcăria și ăștia. Pe de altă parte, zice băiatul ăsta, da, și domnul Song e puternic ca un monstru, da, cum bă? Ginuț și el cu cuțitul lui super șmecher, domnul Song îi zice lui Ginuț, bă, da, ai devenit mai puternic, bă, de unde ai luat cuțitul ăsta? Nu îi zice nimic, se bagă repede Joo-Hee, bă, Ginuț, bă, încă nu te-ai lovit astăzi, e ceva. Să sperăm că nu o să ai nevoie de mine să-ți dau heal mai încolo. Se uita Mr. Song la el, îi vede aura și zice, bă, da, s-a schimbat Ginuț ăsta, nu doar la față, că uite cât i s-a scuțit fața lui Ginuț, dar și aura lui s-a schimbat. Pare mult mai încrezător, mă. Șarpele de Megumi, ia uite-l, zice, haideți să continuăm cu dungeon-ul ăsta. Ne bagă opening-ul și după opening ajungem la 3 intrări. Apropo de labirintul pe care l-am făcut aseară pe live, ne-am stat o grămadă să trecem pe cele 4 nivele. Ia, șarpele de Megumi zice, bă, ar trebui să ne despărțim, deși o să fim mai puțin, avem șanse mai mari să terminăm misiunea cât mai repede. Ginuț, uitându-se cu abilitățile lui, simte că bossul e pe stânga. Gândindu-se că nu prea face bănuți omorând goblini, îi zice lui Song, domnule Song, nu vrei să mergem noi pe stânga? Bine, o mergem noi pe stânga, ăștia două iau pe mijloc și Megumi cu prizonierii pe dreapta. Dar uite ce se uită șarpe la el, mă, nu l-a lăsat deloc. Mai bat iar niște goblini, apoi vedem pe ăștia care au luat-o pe mijloc. Se pare că dungeon-ul ăsta o să fie ușor pentru că l-avem pe cel mai slab vânător cu noi. Da, așa am crezut și data trecută, dar n-a fost chiar așa. Bă, eu m-am decis. După ce terminăm misiunea asta, o să cer scuze domnului Sung. Cu siguranță nici tu n-ai uitat. Noi am fugit atunci. Un om care are mândria asta de a se numi vânător a fugit. Și deși am făcut asta pentru familia mea, nu schimbă faptul că mi-am abandonat un coechipier. Fratele meu, mă, bă, Ginuț. Dacă vreau să continui să mă numesc vânător, trebuie neapărat să-mi recunosc greșeala. Dar crezi că o să ne ierte? Bă, cu siguranță nu o să ne ierte, dar chiar și așa tot trebuie să-mi cer scuze. Extraordinar, abia aștept să văd cum își cere scuze, bă, la Ginuț și dacă Ginuț îi iartă sau nu. În partea altă, la Megumi și ceilalți trei, îi întreabă Megumi, bă, da, văd că nu prea vă place să omorâți goblini, dar oameni, ce ziceți de oameni, eu? V-ați băgat pe oameni? Puteți să omorâți oameni în același fel cum omorâți goblinii? Da, cum, bă, da, oamenii nu-s diferiți de bestile astea. Și acum revenind, dacă mai țineți minte din episodul trecut, a fost un singur cadru cu un tip care a zis, bă, omoare pentru mine. Și acum vedem care e faza cu tipul ăla. Trei bărbați i-au nenorocit fata lui ăsta și după aia de năcaz și-a luat viața. Nevastă sa e la spital, care are traume pe cap, dar ăia trei o să fie eliberați în câteva zile de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Mai au și licența de vânători, plus că vânătorii pot să aibă sentința redusă dacă participă la misiuni. Nu e corect că na, fata lui nu o să revină, dar atația o să scape liber și atunci a desface ăsta sacul. 3 bilioane avea aici în sac, 3 miliarde de ce monedă o folosește? Nu cred că sunt ieni, nu sunt Japonia, sunt Corea. În fine, 3 bilioane de ale lor și zice, bă, nu vrei tu să-i omori pe aia pentru mine? Ăsta e fix cadru din episodul trecut. Pentru că nimeni din afară nu o să știe ce naiba se întâmplă într-un dungeon, nu? Te rog, ajută-mă. Și acum Megumi te-ai gândit, bă, ce băiat bun, mă, uite, face dreptate. A zis că după ce pleacă de aici o să raporteze că ei trei au fost omorâți de 100 de goblini. Problema știi care e? Că băieții ăștia doi, cărora le părea foarte rău că l-au abandonat atunci pe Ginuț și voiau să se căiască într-un fel, îl văd pe șarpe cum îi omoară pe ăștia. Și știți că odată ce ai văzut șarpele, te vede și șarpele pe tine. Era cu ăsta aici, al ținea de gât și zice, o să te torturez cât de mult pot până mori. Pământ de bustat. Și se uită șarpele aici, zice, hopa, cărările astea două sunt conectate. Cu alte cuvinte, stânga pe unde s-a dus Ginuț e camera bossului. Bun, și așa. Asta, bă, ajutați-mă și pe mine, ia tăia capul șarpele. Deși n-am mers cum am plănuit eu, acum schimbăm direcția, suntem aici la Ginuț. Și se pare că Megumi ăsta, Kang Tae-Shik, a fost la spital atunci când l-au măsurat pe Ginuț a doua oară, să vadă dacă s-a retrezit. Sper că nu mă ține minte, zice Ginuț. Aha, sigur nu te ține minte. Și dintr-o dată simte Ginuț. Zice, bă, domnule Song, hai să ne întoarcem înapoi. Se întoarce înapoi, îi vede pe criminal morți și un pic mai în față băieții ăștia doi. Bă, cât de trist. Ce năcaz mi-a fost pe episodul ăsta. Nu știu dacă am mai avut un anime să-mi fie așa năcaz. Pentru că își reveneau ăștia. Trebuia să-și ceară scuze la Ginuț. Mai ales lui Ginuț i-a fost năcaz de omul ăsta. Domnul Kim. Îi zice, Joo-Hee, dă-i drumul și dă-i heal. Asta... Cazancă, nu mai putea ea iară să plângă. Bă, dă-mă heal, mă, cine ești tu, Sakura, nu mai fi inutilă. Încearcă să-i dea heal, dar ghiși ce, nu merge. Healer de rang B, nu știu ce, da, da, sigur. Domnul Song zice, bă, da, rănile astea nu s-au uzate de monștri, se vede clar că s-a dat cuțit aici. Și se vede că inamicul a evitat să facă răni fatale ca să-l chinuie pe ăsta cât mai mult. Domnul Kim zice, bă, degeaba, Joo-Hee, nu mă pot salva. Dar cum, bă, că trebuie să trăiești, că ai o familie, nu? Trebuie să trăiești cât de mult ca să poți să ții ura asta pe tine, zice Ginuț. A, mi pare rău, Ginuț, am vrut să-mi cer scuze, dar nu așa. Voiam să mă plec capul în fața ta, știi cum fac ăștia când își cer scuze, îmi pare rău și moare, mă. Mă de anime, cum bă l-a lăsat pe ăsta să moară? Păcat de Kim, mai ales că a avut înainte conversația cu nevastă sa când a zis că le trebuia bani să-și țină copiii la școală și acum a murit. Numai din cauza lui ăsta, mă, care sărise direct, bă, da, direct să-i dea cuțit lui Joo-Hee, dar l-a prins ginus de mână și s-a zis, am vrut neapărat să omor healerul prima dată, dar nu mă așteptam să mă blochezi. Păi dar nu ești, mă, de la Asociația Vânătorilor? Păi și ce? Stai că m-am gândit ce să le spun Astora după ce vă omor. Fii atent. Am vrut să zic că v-au făcut goblinii pe toți, dar am o idee mult mai bună. Ăștia trei criminali au vrut să scape. În încercarea asta de a scăpa, v-au omorât pe voi și după aia m-au atacat și pe mine în timp ce băteam bossul. Bineînțeles că i-am omorât, la cât de șmecher sunt, rang B. E o poveste foarte bună, nu? You piece of shit, zice Ginuț. Lasă-l, bă, Ginuț, lasă-l în pace, zice Song. N-ai cum să-l bastu, lasă-mă pe mine. Mă duc eu să vezi ce dau. Ia sabia lui Kim și deși a trecut mult timp de când am mai folosit sabia împotriva unui om, mai e și rang B, mai sus decât mine. I-a zis lui Joo-Hee să-i dea o incantare de strength, dacă se poate. Îi dă asta. Gândindu-se aici, domnul Song, că asasinii de obicei nu prea sunt buni pe apărări. Asta e slăbiciunea lor. Ei pe viteză. Degeaba, zice fake Megumi ăsta. Problema e la Mr. Song că el fiind spadasin, puterea lui e pe magie. Și e foarte rău. Că ai crede că a, ce tare că e și spadasin și mag. Nu prea l-a ajutat deloc. Și încep să se bată. Bă, și l-a tăiat aici Song direct. Joam pe jumate. Deci, what the fuck? S-a terminat așa, one hit? Nu. Era ceva clonă. Ginuț, analizând situația, zice, bă, pentru o secundă domnul Song se cam apropiase de viteza lui. Dacă ar putea să fie un pic mai rapid, ar face pe fraier. Între timp, îl ataca ăsta ca disperatul și îl taie puțin aici la umăr, dar să vezi, bă, că s-a băgat Joo-Hee, bă, am un heal frumos, nu cred, în sfârșit a făcut și ea ceva, s-a enervat și Megumi, zice, bă, healerul ăsta este foarte enervant, a trebuit să scap de ea. Aha, vezi să nu, că se bagă fraierul, dar îl oprește Mr. Song. Cum să-ți întorci spatele unui spadasin? Se pare că nu ești doar un bătrân obișnuit. Nu, sunt maestrul unui vânător de rang S. Și începe ăsta acum să se miște cu toată viteza lui de asasin, nu-l mai vezi, îl taie pe Song destul de mult. Joo-Hee voia să-i dea heal, nu mai poate, ghișe. Rang B, healer, nu știu ce, dar nu poate să dea heal de mai mult de 2 ori. Și vine ăsta să-i dea fatala, dar cumva Mr. Song îl prinde capcană. El că ridică să dea cu sabia, ăsta pune mâna jos, bam, lavă. Dar degeaba, că s-a ferit. Ăsta stă bine pe viteză. Clasa asta de asasin cred că e cea mai rapidă clasă. Nu-i rea tactica, dar degeaba că n-a mers. Bineînțeles că nu lăsa Jin-Woo să-l bată, s-a băgat repede peste. Tu, mă, iară, cine ești tu? Mă numesc Sung Jin-Woo, un vânător de rang E. Deja mi-ai blocat atacurile de 2 ori. Cumva ți-a ascuns adevărata putere? Clar nu ești un false ranker din ăla, pentru că se pare că te cunoști cu healerul și cu Song ăsta. Dacă era să fie așa, atunci i-ar fi omorât când au aflat de tine prima oară. Asta înseamnă că te-ai retrezit. Și dacă ăsta e cazul, să se fi întâmplat atunci după incidentul cu Double Dungeon. Să fie ăsta de atunci, de când i-am măsurat puterea și avea numai 10. Dar ce naiba că i s-a schimbat complet aparența, totul. Să se fi retrezit fraierul după aia și cum naiba de a supraviețui la Double Dungeon. Chiar și cu toate astea, foarte încrezător ăsta de rang B. Tu n-ai experiență. Degeaba ești puternic, că n-ai experiență și nu mă poți face. Jin-Woo se întreabă, bă, dar de ce ai făcut asta? Cine mă ia 3 prizonieri? A, păi familia victimei mi-a zis să-i omor. Nu-i păsa lui Jin-Woo despre ea. Lui păsa de Kim și de Kang. De ce i-a omorât? Că dacă era gen să-i omoare pentru că l-a văzut atunci, putea să-i omoare direct, nu se mai chinuie. Problema e că i-a torturat foarte mult. Și acum ne mai arată din conversația lui cu tatăl tipei. Până ăsta a zis că îi dă banii ca să-i taie, ăsta a zis că e un vânător de rang B pe care multe ghilde îl caută. De ce crezi că îl caută? Și de ce crezi că s-a băgat în asociația de vânători? Pentru că lui îi place să omoare oamenii mai mult decât bestiile magice. Adică dacă le iei din cadrul ăsta, să vezi pe fața lui. Trebuie să zici de 2 ori, șarpele, șarpe. Și deși te-ai retrezit, bă, Jin-Woo, un vânător de rang N are cum să fie puternic. Și îl taie Jin-Woo în 2. Țapă, era iar o clonă de aia. Încep să se bată Song și cu Joo-Hee, amândoi super uimiți. Cum naiba de se mișcă atât de bine? Ăsta nu mai e Sung pe care îl știam eu. Nope. Se bat foarte mult aici. Între timp, Megumi comenta că, bă, deși, na, viteza noastră e cam egală, experiența lui împotriva oponenților de nivel înalt e foarte mică în comparație cu mine. Și îl taie ăsta un pic pe Ginuț și Ginuț îi zice, bă, ai putea să-ți oprești puțin intenția ucigașă. Pentru că se activează sistemul. Zice, hei, sunt oameni care vor să-l omoare pe jucător. Omoare. Atenție, dacă nu faci acest lucru, vei primi o penalizare. Inamici bătuți până acum, 0 din 1. Și zice lui ăsta, gen, îi zice cu voce, bă, vezi că sistemul te-a văzut. Și acum trebuie să-i mulțumesc sistemului că am un motiv în plus să te omor. Ce? Sistem? Ce sistem, mă? Și acum începe Jin-Woo să sară stânga-dreapta. Activ skill. Dash. Dispare și apare spatele lui ăsta. Ce neba s-a întâmplat? A devenit și mai puternic. Și l-a atins pe fraier pe față și știți care e cuțitul lui cu poison. Direct o travă. Și încep să se bate iară. Bam, 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 bam. Și atunci zice șarpele, hai mă să arăt o schemă șmecheră. Și dispare. Jin-Woo panicat, ăsta și-a ascuns complet prezența, mă. Skill, stealth. Îți ascunde mirosul sunetul, orice. Nu-l auzi, nu-l vezi, nu-l miroși, nu nimic. Chiar și printre asasini sunt foarte puțini care pot să aibă skill-ul ăsta. Și bineînțeles, cei care știu că am skill-ul ăsta nu mai trăiesc acum. Și îl taie la picior, pentru că, na, fără picioarele lui, Ginuț cum ar putea să mai fugă? Ca asta zice, fraiere, ți-am sigilat viteza, gata, te-ai dus. Joo-Hee, Ginuț, să te ajut, stai acolo. Stai pe loc, nu te băga. După ce-l omor pe el, o să te omor și pe tine. Păi dacă mai continuă lupta asta, Sung s-ar putea să moară. Ce crezi că face Ginuț acum? Full recovery? Bă, ce bine că nu-și mai are reward-urile pe daily quest. S-a panicat ăsta. Stai mă, păi cum, alo? Băiatul ți-ai dat heal? Păi nu erai luptător? Ce luptător își dă heal? N-am auzit în viața mea de așa ceva. Și dacă și-a dat heal, de câte ori mai poate să-și dea heal? Aici Ginuț l-a spart. Pentru că astea sunt întrebări foarte legite. Da, bă, că la ce mai bag ăsta dacă își dă heal oricând? Nu-i bine. Și acum Ginuț se pare că și-a mai pierdut o emoție. De fiecare dată când devine mai puternic, își pierde din emoții. Gunoaie ca tine, oare e o pierdere de timp să mă enervez? Cam da, Ginuț. Înțeleg, tu ai mai omorât oamenii înainte. Bă, da! Domnul Song zice, bă, probabil că tipul ăsta a avut de făcut o grămadă de alegeri dificile într-un timp foarte scurt. Pe da? Cu ratația atunci cu păianjenul. Și nu doar aparența lui s-a schimbat. Megumi zice că, bă, indiferent, până la urmă doar cei mai puternici supraviețuiesc. Păi da, și ghișe, tu nu ești. Tu nu ești ăla. Te face iar invizibil fraierul, dar Ginuț se apără acum, pentru că îi simte intenția ucigașă. Și apropo de intenție ucigașă, știți că Ginuț are skill, intenție ucigașă, îl folosește. Intră frican ăsta, se vede ca și cum ar fi în apă, deasupra. Ia uite ochii ăștia mari, vine Ginuț lângă el, jap, sabie în piept, numai cum se uita la el, mă. Sit down, boy, și gata, la spart. Dar într-adevăr ești puternic, amândoi am devenit mașini de ucis, pierzătorii pierd, eu o să mor, dar cine ești tu, Ginuț? Un asasin capabil să folosească și debuff, și healing, și naiba să te ia? Bă, nici eu nu știu, zice Ginuț. Mi-ar plăcea să știu. Din moment ce m-ai omorât pe mine, nu mai poți să-ți ascunzi identitatea. Dacă aș fi genul de vânător care crește constant în bătălie, bă, vezi că umbra ta e conectată la întuneric. Puterea ta o să devină extraordinar de mare din cauza asta. Dar problema e că atunci când te uiți în abis, abisul se uită înapoi la tine. Ei, dar ce mai contează? Notificări de la sistem, quest făcut, ai primit 5 ability points, accept sau nu accept, mă sună ability points, răspuns sau nu răspuns. Și după aia ce am mai primit Ginuț aici? Runestone Stealth, care stealth e fix schema lui ăsta de te făcea invizibil. Extraordinar. Să vedem în ce situație o să folosească. Zice Ginuț că cu cât devine mai puternic, cu atât o parte din el se duce. Oh, Ginuț, mulțumim că ne-ai ajutat. Da, bă, nicio problemă. 10 lei că v-am ajutat. Puteți să plecați acum. Stai, ce? Vrei să te duci singur să faci boss-ul? Păi da, ok, o să plecăm. Și se duce Ginuț, bă, singur la boss, dar nu ne arată tot fight-ul ăsta. Păcat că voiam să văd. Pe de altă parte, nu mai e mult din episod. Apare băiatul ăsta, i-a explicat tipul asta. Bă, hai să-ți arăt ce s-a întâmplat. Nu mă așteptam ca Kang Tae-Shik ăla, Megumi, să fie implicat în crime, deși auzisem niște zvonuri despre el și îl suspectam ca și superiorul lui ameșuat. Uite pe cei trei supraviețuitori. Hopa, pe băiatul ăsta nu-i era vânătorul ăla, mă? Ce diferit arată acum. Salutare, nu ne-am mai văzut de mult. Salutare. Cine ești tu? Păi eu sunt Yoo Jin-Ho. Se pare că subordonatul meu va cauza niște probleme. Dar înainte de asta hai să vă întreb ceva. Care din voi l-a omorât? Ginuț gândindu-se, bă, nu mă mai pot ascunde. Aia e. Păcat. Colaborarea mea cu Gino s-ar putea întrerupe aici. Pe la 19 dungeon-ul s-au cam dus, dar se bagă Mr. Song, mă, și zice, eu l-am omorât. Tu, mă? Păi cum l-ai omorât? Tu că ești un vânător de rang C. Păi da, dar m-a ajutat ea. Naruhodo, naruhodo. Ai putut să-l bați pe fraier cu ajutorul healerului. O să avem nevoie de un raport complet, veniți cu mine. Ginuț uitându-se la ăsta zice, mamă, frate, ăsta e vânător de rang A, nu cred că aș putea să-l bat acum. Almează-te, Ginuț, nu e momentul. Eu știu că tu trebuie să ai un motiv pentru care ți-a ascuns puterea. Consider asta ca un mod de a-ți mulțumi că mi-ai salvat viața. 3 ore mai târziu, omul care l-a pus pe Megumi să-i omoare pe ea s-a predat și s-a încheiat cazul. Ginuț era în parc cu Joo-Hee. Asta îi dă cristalul ăla de l-a dat el atunci în primul episod și zice, bă, Ginuț, mai ții minte asta? Vezi că mi-ești dator cu meniu de la KFC. Și zice lui Ginuț, bă, Ginuț, ce te-ai schimbat, bă, de că nu te-am mai văzut? Eu nu m-am schimbat deloc, că-s la fel. E, aia e, zice Ginuț. Unii se schimbă, alții nu se schimbă, fiecare cu norocul lui. Da, mai ai dreptate. Eu cred că sunt prea timidă, mă, ca să fiu vânător. Am încercat să mă schimb, dar nu merge niciodată. Ar trebui să particip în dungeon-uri de rang A, de B sau măcar de C. Dar eu m-am dus pe D și pe E. Da, măcar partea bună e că așa te-am găsit pe tine și tot îți dădeam heal. Prima dată mă cam enervai așa că îți dădeam heal toată ziua. Da. Cred că era Joo-Hee în gândul ei, bă, dar poți să nu te mai rănești, că m-a săturat să-ți dau heal toată ziua. Dar până la urmă a început să-mi placă despre tine, mă. Că cumva nu mureai, mă. Te răneai tu super mult, dar nu mureai. Și nu o să uit niciodată cât de plin de viață era ochii tăi. Na, ia cristalul ăsta înapoi. Eu îmi dau demisia. What? Joo-Hee se retrage, mă. De asta ziceați voi că, bă, o mai vedem pe Joo-Hee episodul ăsta și după aia nu mai. Pentru că Joo-Hee iese, mă. Se mută înapoi cu părinții ei. Le pare că i-au venit mințele la cap. Oricum nu făcea față. Dacă vreodată ești pe la mine pe acolo, dai un semn, ok? A, desigur, bă. Mergem și mâncăm atunci, dacă îi zice Ginuț. Și ia cristalul, Joo-Hee pleacă. Și Jin-Woo uitându-se la Cristal și aduce aminte că a vorbit cu băiatul ăsta și cred că Jin-Woo i-a zis aici că el l-a omorât pe Kang Tae-Shik ăla și ăsta îi zice, bă, nu cred că cineva de rang ca tine ar putea să-l omoare pe ăsta. Plus că te-am reexaminat după ce te-ai retrezit, dar n-aveai nimic, adică frate, putere 10, ești ultimul gunoi. Dar fii atent că am ceva să zic, dacă vrei să trăiești mult, ai grijă. Cum adică? La ce te referi? Păi după incidentul cu Hwang Dong-Suk ăla, tu și cu celălalt vânător de rang D sunteți singurii care a supraviețuit. Fratele lui Dong-Suk, Dong-So, s-ar putea să vină după voi. Cum adică Dong-So, vânătorul de rang S, vine după mine? Păi da, lui nu-i pasă ce s-a întâmplat acolo. Tot ce-i pasă lui este că frate s-a murit și voi doi a supraviețuit. Nu-i bine. Și se pare că legea n-are ce să le facă la ăștia de rang S. Pentru că sunt atât de puternici că ori aduc miracole pe pământ, ori calamități. Depinde cum joci cu ei. Cu alte cuvinte, un monstru care bagă frica în monștri îi după tine. Așa că ai grijă, Jin-Woo. Îți recomand să-ți iei familia și să pleci în altă țară. Da, asta e încă un motiv în plus ca să devii și mai puternic. Pentru că dacă nu, n-o să supraviețuiesc. Și a cine bagă opening-ul. Și după opening începe farmarea, mă. Bă, farmarea agresivă de porți. Jin-Woo îi zice lui Yojin-ho, bă, la ce mă uit aici? Asta e echipa noastră? Păi da, ce zici? Ia uite, ăsta rup de beată, ăla încârje, tipa asta tânără aici, ăla stătea pe telefon. Nimeni n-avea nicio treabă cu nimic. Păi sta, mă, Yojin-ho, mi-a adus toți bețivii și toți răniții. Păi da, ce treabă? Ne avem nevoie de 8 oameni ca să intrăm în porți. Dar ei nu trebuie să vină cu noi. Trebuie să stea aceea la poartă. Da, mă, dar și copilul ăsta. Lasă-mă că n-are nimic, atât timp cât e trezit, nu e împotriva legii să băgăm minori în dungeon. Vine asta, zice, ce faceți, bă, cum adică, ce credeți că eu nu sunt vânător ca voi și știți cine e asta? O să aflați mai încolo cine e asta. Poate v-ați dat seama deja după față, dar eu m-am prins mai târziu. Și le zice Jin-Woo, bă, nu contează, voi stați aici, eu și cu Yojin-ho intrăm în dungeon singuri. Ce, bă, cum adică? Sunteți sigur că puteți face față numai voi? Și jobul ăsta plătește 3 milioane doar pentru stat afară? A, da, zice Yojin-ho, da, 3 milioane pe raid. Destul de bine, nu? Bă, da, destul de bine, știi toată lumea, nu? Îmi place. Faza e că, după cum specifică în contract, n-aveți voie să vorbiți ce se întâmplă aici. Pentru că dacă faceți asta, trebuie să plătiți de 10 ori suma. Aha, de unele că ăștia erau pe sărăcie maximă. Jin-Woo uitându-se la piatra lui, cu skill-ul ăla de stealth achiziționat după ce l-a bătut pe Kang Tae-Shik la Fake Megumi, zice, bă, poate e momentul să-l folosesc acum. Și sparge piatra, achiziționează skill-ul. Ia uite aici. Felicitări, ai învățat skill stealth și în spatele lui Yojin-ho. Bă, tank! Diferența dintre Jin-Woo și Yojin-ho e că Jin-Woo ești tu care te bagi pe un MMO, faci grinding și Yojin-ho e băiatul ăla care are cardul. Tu de chinui să faci nu știu cât, 3 zile să farmezi, să spice nu știu ce item de care ai nevoie să treci mai departe. Între timp Yojin-ho cu 4 battle pass-uri, toate alea cumpărate, ultimile armuri. Au, ce facem? Mai ne jucăm sau sal? Problema e că armura e atât de grea pentru el că Jin-Woo îl împinge cu un deget, cade ăsta și nu mai poate să se ridice. Îi zice, ma, nu, nu vreau să fiu rău cu tine, dar dă-ți armura aia jos. Și încerca să se ridice, dar nu mai putea. Boss, poți să-mi dai și mie o mână de ajutor? Și pe bună dreptate, adică el l-a împins. Ar trebui să-l ajute să se ridice, nu? Și după aia când vine momentul să intre în dungeon, Yojin-ho mai rămăsese numai cu casca pe cap. Jin-Woo îi zice, bă, vezi că ai ceva pe cap. Lasă-mă, mă, măcar să țin casca asta. Păcat de armura aia, că a dat banii pe ea, nu? Și intră ăștia doi în dungeon și care au rămas vorbeau, bă, da, cum să intre ăștia amândoi, mă, numai ei doi în dungeon? Îți dai seama, un vânător de rang D și E ca să facă un dungeon de rang C, când vreodată? Săracii începători, nici măcar nu știu ce așteaptă. E și acum vedem la școală pe sora lui Jin-Woo care zice, bă, dar Song Yi nu mai vine astăzi la școală, pentru că Song Yi s-a retrezit ca vânător și în echipă cu frasul. Bam! Dar oare Song Yi știe că frasul lui asta e acolo? Că știe că e vânător, dar oare știe că arată așa? Nu cred. Cine știe? Poate după aia se întâlnește la un moment dat cu sora sa și zice, bă, ata de tipul ăsta șmecher face dungeon-uri singur. Cine, mă? Unu, bă, Jin-Woo. Sugiug, mă? Song Jin-Woo al meu? Da, mă, îi frate tu. Oa, ce jmechere. Îmi dai și mie numărul lui de telefon? Dar vedem noi dacă se întâmplă așa. Ăștia afară după o oră se gândeau, bă, uite că a trecut o oră. De obicei echipele astea de atac cam în vreo 2 ore termină un dungeon, așa că mai avem de stat. E, nu mai au de stat. Apare Yojin-ho, super viteză, asta zice, a fugit, mă. Lasă, e bine că au rămas în viață. Nu, n-au fugit, au ieșit pentru că se închideau porțile. What the fuck? Ăștia au bătut bossul singuri. Jin-Woo direct zice, băieți, hai că mergem. Mergem în altă parte că trebuie să facem 3 dungeon-uri pe zi. Speedrun farming. Deci Yojin-ho, deci asta e bine, nu? Că puteți să faceți câte 9 milioane pe zi. Mergem, ce să mai stăm? Asta, șocată, mirată. Bă, și cu tipii ăștia nebuni. Și acum vedem și puțină acțiune din dungeon, că la primul n-a apucat de nimic. Jin-Woo care se bătea cu goblini aici, țin mâna în buzunar, deja nici nu mai băga în seamă. Săracul ăsta pe minat, Yojin-ho la târnăcop. Se bate Jin-Woo cu un goblin din ăsta mai mare, dar îi dă no div. Mare notificare de level up. Apoi acasă, direct Jin-Woo zice, bă, vezi că trebuie să plec. și mai multă muncă, da, nu uitați să-mi cui ușile că ne aleargă un vânător de rang S. În alt dungeon, Yojin-ho alergând aici și adu un șarpe cu toate cristalele în spate și să vină Jin-Woo să salveze. Și asta mi-aduce aminte de Saitama cu King, când s-a bătut cu dita mai mireapodul ăla centipit ce naiba era și King stătea în fața lui ca să-l atragă înspre el și ăla l-alerga și King se gândea, halo, Saitama, vino că mă mănânc ăsta. Băi, exact același vibe. Level up notificări, ieșim din dungeon, intrăm în alt dungeon, batem niște scorpioni, level up iară, mergem în alt dungeon cu niște căței, Jin-Woo stătea invizibil și hăcuia pe ăștia. Impresionant. Ăsta și ascundea un skill atât de șmecher. Yojin-ho, taci din gură și de la târnă cop acolo. Lasă vrăjeala. N-a fost ușor de obținut skill-ul ăsta, dar e foarte util. Îți dai seama să stai invizibil, să ataci din orice direcție, da, bravo. Mai primești iar o notificare de level up, plus notificare skill-ul dash a crescut la level 2. Frumos, apare o mâță în spatele lui, bam, se întoarce Jin mare gaură ce face prin el. Jin-Woo aici cu o grămadă de skill-uri, le citea, dar are prea multe skill-uri și prea puțină mana, se gândea, bă, nu am atâta mana ca să le fac pe toate. Ținând cont că lucrurile merg atât de bine, oare să mă duc să fac Castelul Demonului? Eu acum sunt undeva între rang B și rang A. Oare aș putea să fac eu dungeon-ul ăla? Nu cred că ai putea, Jin-Woo. Poate măcar dacă ar fi rang A între rang S, știi, între A și S poate acolo. Și acum primește o mare notificare. Jucătorul a ajuns la nivelul corespunzător. Corespunzător pentru ce? Uite, pentru un quest de a schimba jobul. De aici devine Jin-Woo Monarhul Umbrelor. De aici o ia Jin-Woo cu Arise. Bă, să ajungem noi și acolo, dar e episodul 10 și mai avem 2 episoade, oare apucăm să le facem pe toate. Apoi la ăștia tigri albi, ghildă din asta de vânători, vine unul și se plânge că, bă, apropo de porțile de rang C, îi unul care bagă 150 de milioane ca să ne ia nouă toate porțile. Cine-i mă ăsta? Unul, mă, Yojin-ho. Cine-i naiba Yojin-ho, mă, că n-am auzit niciodată de el. Vezi că e de la firma de construcții Yojin. A, ok, înțeleg de unde are banii, dar nu-i cam mult să cumpere atâtea dungeon-uri, cine le face cu ele? Și după aia se uită pe foaie să vadă cine mai participă și îl vede pe Jin-Woo. Rang E. Nu, ia stai așa, mă, că eu am mai văzut numele ăsta lui Jin-Woo pe undeva. Nu era ăla legat cu incidentul de Double Dungeon? Ceva e aici, că simt eu. Bă, și simte bine ăsta, să știi că pe intuiție e forță. Între timp ai lui Jin-Woo ăștia, ia uite, picnic, tată, stăm pe spate. Deci de aici era picnicul, mă, cu titlul episodului, nu că iasă el cu Joo-Hee la picnic, nu, mă. Echipa lui, mă. Echipa lui de făcut dungeon-uri stăteau la picnic, mă. Și ei lucrau singuri, ăștia luau câte 9 milioane pe zi. Forță. Bă, cel mai bun job. Unde mă înscriu? Particip. Iasă ăștia din dungeon, Yojin-ho zice, bă, mă scuzați că am întârziat. Aparent să sap singur după cristalele de mana durează destul de mult. Că na, Jin-Woo l-a ajutat, nu prea. Dar hei, pe de altă parte bătea moștii, nu? Se uită asta la Jin-Woo, Jin-Woo zice, ce ai, mă? Nimic, era puțin îmbujorată. Și apoi ăsta iară de la Tigru Alb îl întreabă partenerului, bă, crezi că Jin-Woo ăsta s-a retrezit? Bă, da, bazat pe ce? Păi Jin-Woo ăsta a avut 3 dezastre majore în care a fost implicat și a supraviețuit. Prima oară, Double Dungeon-ul. A doua oară, cu echipa lui Dong-Suk. Și a treia oară, cu Kang Tae-Shik ăsta. Cum se face că de fiecare dată au murit mulți oameni și Jin-Woo a supraviețuit? Singura explicație e că s-a retrezit. S-ar putea să ai dreptate. Și unde mergem? Păi mergem să luăm pe ăsta la noi în echipă, nu? Tu n-ai vrea așa ceva în echipă. Și ajung ăștia la dungeon și văd pe băieți cum stăteau pe jos. Mă, ce ăsta? Picnic. Se bagă repede asta, ce domnule, știi că n-ai voie să vii aici? A, ne uitam și noi că am văzut o grămadă de vânători și am zis, hai să vedem ce e aici. Mă tratați ca pe un copil, vedeți că sunt și eu vânător. Vrei să spui că faci parte din echipa asta? Și acum ăsta direct se gândește, bă, nu zic că Jin-Woo i-a lăsat pe ăștia și s-a dus să facă dungeon-ul singur. Creier, v-am zis că sta pe intuiție forță. Dacă intuiția mea e corectă, cred că am dat lovitura cu Jin-Woo ăsta. Ne scuzați că v-am deranjat, noi plecăm. Și după aia iese Jin-Woo, îl întreabă pe Yojin-ho, bă, ce avem pe mâine, că mâine am treabă. Păi rezervasem niște porți să le facem, dar dacă vrei poți să le anulezi. Nu le anul ăla, că e o pierdere de bani. Bine, atunci le mai țin pentru vreo 2 zile. Ok, hai să le amânăm deocamdată. Aici cineva avea un coșmar cu furnicile astea de pe insula aia de atunci, din primul episod, și era băiatul ăsta, ochelaristul, Aizen. Ia uite-l, fake Aizen. Și își făcuse el, mă, mare plan aici, ia uite, top secret de pe Jeju Island, să meargă să o facă până la urmă. Se face seara și vin ăștia la Jin-Woo. Oh, bună seara, domnule Jin-Woo. Mă numesc A. Sangmin, managerul de la White Tiger Guild. Da, o să zicem domnul managerul ăsta. Aveți 2 minute să vă vorbim despre ceva. Desigur, merg aici la o cafenea, începe să se explice, bă, că știi că gilda noastră e una dintre cele mai bune, hai că trec direct la subiect, cu cât te plătește pe tine firma de construcții Yojin, că dublez. Gândindu-se ăsta că, bă, oferta e prea bună pentru cineva care de rang E, hai să fim serioși, 100% acceptă. Moment în care Jin-Woo îi zice, bă, cât costă sediul vostru? Cam vreo 50 de miliarde. Și mi-l dai mie? Cum adică să ți-l dau ție? Yojin Construction? Îmi dau 30 de miliarde. Va? Tu dacă ai zis că îmi dai dublu, să-mi dai sediul vostru de 50 de miliarde. Da, nu-i dublu, da, e pe acolo, știi? Și arată asta pe telefon că, uite, am aici actele, să vezi că chiar atât îmi dă Yojin-ho. Ma, Păi da, nu pot eu să... Cum să-ți dau, adică, sediu de la noi? Nu se poate. E bine, atunci am terminat conversația asta, se ridică Jin-Woo să plece. Ăsta gândindu-se, bă, că m-am grăbit, trebuia să mă fi interesat mai întâi să văd cu cât îl plătește Yojin. Și Jin-Woo zice, bă, dar-s curios, de unde ai auzit despre mine? Pentru că nu mi-ai dat târcoale. Și dispare. Își folosește skill-ul de stealth și îl taie pe ăsta pe față aici. Zice, mamă, un om retrezit cu skill-ul de stealth. What the fuck, păi eu pe Jin-Woo ăsta, mă. Acum înțeleg de ce l-au plătit ăștia de la Yojin Construction cu atât de mult bănuți. Și acum Jin-Woo n-a plecat, e tot aceea lângă el. Și începe asta să-i spună, bă, nu e ca și cum te-am căutat eu, dar problema e că noi, începătorii, îi antrenam în dungeon-uri de rang C. Voi ați rezervat prea multe dungeon-uri și nu mai avem unde să-i antrenăm pe ăștia. Și după aia când s-a uitat pe foaie să vadă cine, a văzut numele acolo. Și cine mai știe despre mine? Decât eu și cu plebul ăsta de afară. Ok, n-aș prea vrea să ies în evidență. Dacă cineva întreabă despre mine, eu o să asum că tu și cu plebul de afară sunteți principalii suspecți. Am înțeles, o să vorbesc cu subordonatul meu să nu zică mai departe. Și atunci se întoarce Jin-Woo înapoi la masă, zice, bă, cred că am luat și noi prea multe porți și asta vă facă probleme, dar asta este. Am luat, dar aveți și noi nevoie de ele. Ce zici să facem o înțelegere? Ce înțelegere? Îți vând 3 porți de rang C, fix alea de la mânase cu Yojin-ho, să vezi ce creier are Jin-Woo aici. Ok, cu cât? 300 de milioane fiecare. Bă, păi mult. Într-o zi bună faci 200 de milioane dintr-un dungeon. Cum naiba cu 300? Nu vrei să mi le lași măcar la 200? Bun, perfect, așa facem. Ok, e bine. Deci 3 porți cu 600. Da. Bată ăștia palma și după aia zice Jin-Woo, băi, închide ochii și deschide gura. Și îi toarnă niște poțiune ca să-i se vindece rana de pe față. Și apoi dă să plece, ăsta îi zice, bă, dacă mi-arăți atât de multe chestii să înțeleg că ai încredere în mine, atâta timp cât îți sigur a închisă, da. Vine ăsta, bă, cum a mers? L-ai recrutat pe ăsta? Ce să recrutez, bro? Se pare că am dat de ceva mai șmecher decât mă așteptam să fie. Acasă Jin-Woo vorbea cu Yojin-ho, ăsta îi zice, bă, am confirmat transferul, 600 de bulioane la noi, dar cum naiba de-ai vândut dungeon-urile la prețul ăsta incredibil de mare? Secretul meu. La guildul ăsta de White Tiger, vine subordatul ăsta și zice, boss, știi că dungeon-urile alea de fapt se vând cu 70 de milioane? A? Cum adică? Păi eu am dat 200 pe una. Aia te-a făcut fraierul. Nu doar că n-am putut să le iau la noi în echipă, m-a mai și memat fraierul. Mare schem ce a făcut Jin-Woo. Și după aia primește și mesaj de la Jin-Woo, zice, bă, acum suntem egali. Asta e pentru că m-ai spionat. Ok, deci așa e, am înțeles. Poate că m-ai făcut de data asta, Jin-Woo, dar am numărul tău de telefon. True, true. E bine, deocamdată o să mă mulțumesc cu asta. Și apoi îl vedem pe Jin-Woo conducând un jeep aici, un Arrow lui Styles din Teen Wolf, dacă țineți minte. Și voia să-și facă quest-ul care poate duce la Monarhul Umbrelor, cine știe, vedem. Jin-Woo era în părculeț. Zice, bă, cred că-s destul de departe de civilizație, deși nu știu neapărat ce o să se întâmple. Mare notificare, doriți să acceptați quest-ul de schimbare a jobului? Desigur, bineînțeles. Aducându-și aminte că a primit notificarea asta când a făcut level 40 și l-a mai intrat în 2 dungeon-uri înainte cu chei. Dar singurele quest-uri unde a fost forțat să le facă a fost ăla de penalizare, când îl aleargă Mirea Podele și atunci când a trebuit să-l bată pe Dong-Suk și pe Fake Megumi, că na, ăștia încercau să-l omoare. Ăsta e opțional, că vezi că îl întreabă, vrei să accepti quest-ul sau nu? Mă sună Moni Calling, răspuns sau nu răspuns? Oare înseamnă că e mult mai periculos dacă mă lasă să aleg? Logic ar fi să presupun că ăsta e un event care o să mă facă mult mai puternic. Aoleu, Jin-Woo, dacă ai ști tu cât de puternic te va face. Și ce tare, v-am zis că a schimbat cameramanul, ia uite cine arată aici, umbra lui Jin-Woo. Pentru cei care știu, ăsta deja e un hint. Ha, mă, zice Jin-Woo, vreau. Perfect, începe quest-ul. Mă, și se întâmplă acolo nenorocire. Ia uite aici așa. Polo parpălul lui Gojo. Ies astea din pământ, zice. Bă, ia stai mă așa. Eu mi-am făcut mă daily quest-ul. Ăla cu alergarea, flotările și de cele. Hai, lasă că-l fac când mă întorc. Se pare că de aici începe jocul. Mă întreb oare ce mă așteaptă în partea cealaltă. Ar trebui să fie interesant. Bă, intră Jin-Woo, ce să vezi? Marmură, gresie, faianță și băiatul ăsta aici care aștepta. Ne bagă opening-ul, iar după opening cineva bea o țuică. Nimeni altul decât tatălui Yojin. Apare băiatul ăsta și zice, mă scuzați că am întârziat. Nu, ba, ai venit la fix. Jin Sung. Oh, Jin-Ho. Te-am mai văzut de mult, mă. Oh. Nissan. Era frasul, mă. Tasu avea mare cină cu copiii lui. Cui pasă? Hai să mergem înapoi la Jin-Woo să admirăm marmura de pe pereți. Zice Jin-Woo, bă, dungeon-ul ăsta pare destul de normal. Notificări. Ai intrat în dungeon. Notificare mai inutilă ca asta nu există, sincer. Notificări iară. Aici nu poți să folosești poțiunile, magazinul și nici nu o să-ți revii când faci level. Și nici nu poți să ieși din dungeon până nu termin quest-ul. Atunci trebuie să fiu mai precaut. Dintr-o dată sau de sunet de inamic, Jin-Woo deschide inventarul și scoate cuțitul. O bestie cu armură, se gândea Jin-Woo. Cadre aici filmate de sus, cu capul în jos. Bă, păstrați cameramanul ăsta că știe ce face. Jin-Woo pregătit, samuraiul pregătit, sare pe el, bam, dash, 0 damage, n-a mers. Ok, îl atacă ăsta, parează Ginuț, folosește Fatal Strike, lovitură fatală pentru cuțit, care dă critică. Bă, și dă Ginuț în el. Dar bineînțeles, 0 damage, că nu poate să treacă de armură. Bam, 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 îl atacă ăla. Bă, eu m-am mai luptat cu inamici din ăștia puternici pe care n-am putut să-i străpun cu cuțitul, gândindu-se la șarpele ăla de atunci, de la strâns de gât. Ia dă-te mă așa. Bă, și aruncă cuțitul și le ia pe ăsta de gât și de umăr. Trage cât de tare poate până îi rupe capul ăsta. Na, da drumul la brațe. Nice, felicitări, notificare, ai bătut un cavaler. E păcat că am folosit lovitură fatală de la cuțit și mai costă și 70 mana ăla și nici măcar nu i-a dat damage. Nu prea s-a meritat, sincer. Dar nu cred că inamicilor mei le pasă. True, nu le pasă deloc și uite cât mai sunt. Între timp, luați această friptură de miel. Yojin-ho nu prea a mâncat mielul. Nu-i place mielul, cred că. Și zice Tasu, bă, nu-ți place mâncarea? După aia întreabă pe frasul, ia zi mă, Jinsung, ce zice gildul ăla, să formează sau nu se formează? Am auzit că toți vânătorii de ranges cu care ai vorbit sau că am respins ofertele. Mă, este adevărat că Ming Bing Gu și Cha Hae m-au refuzat, dar asta nu e o problemă. Eu am niște negocieri cu unii din Europa și unii din Orientul Mijlociu. Da, dacă e Orientul Mijlociu, e și Orientul Mare și Orientul Mic? Întrebare. Cu siguranță o să semneze ăștia. Și o să fie la fel cum a fost și cu Hwang Dong-Su. De a plecat el în America, eu o să vină încoa. Așa credea ăsta. Frate mi caută vânător de peste mări și țări. An laiba. Și strigă ăsta mă la zice, bă, Yojin-ho, eu știu că tu faci dungeon-uri în secret, dar să nu te bagi în calea mea. Ia, l-a amenințat ăsta. Dacă ar ști el despre Ginuț, se gândea Yojin-ho, și așa rămâne toată faza asta. Între timp Ginuț, care bătea cavalerii cu picioarele, îi lua de cap, le smulgea fața. Mă, se pare că până și eu obosesc de la atâta luptă. Ar fi bine să stau puțin să mă odihnesc. Hop, asasinul invizibil. What the fuck, ăsta folosește stealth? De unde, bă? Trebuie să mă bat și cu bestii care folosesc stealth acum. Dintr-o dată, bam, magie. What? Nii, bă, un mag. Aci fain arată ăștia. Mai bine că nu le-a făcut fața, arată așa mai misterioși. Ce se întâmplă aici? Ăla cu armură mi-aduce aminte de șarpele la asasinul de Fake Megumi. Uite, și arcaș. E ca și cum mă bat cu toți mobii cu care m-am bătut până acum. Pentru cavaler are nevoie de putere, pentru asasin are nevoie de percepție, pentru arcaș are nevoie de agilitate, că fără destulă putere nu poate să bată cavalerii. Fără destulă percepție nu poate să vadă asasinii când vor să-l asasineze. Problema sunt magii. Magii secretul gustului. Pentru că au nevoie de intelect ca să le dai counter, dar Ginuț nu prea și-a băgat puncte în intelect. Că el s-a gândit întotdeauna că e asasin sau warrior, n-are nevoie. Ce trebuie lui creier că dă drumul la brațe? Ei, lasă că vezi tu că ai nevoie. Că intelectul, cu cât băgai în el, cu atât aveai mai multă mana. Trebuie să-mi păstrez abilitățile. Noi, aseară când am ajuns la capitolul 134 și am văzut câtă mana are Ginuț acum, mamă. Problema e că îi crește fatigul ăsta, care înseamnă oboseală. Și când ajunge la 100 moare, îți dai seama, nu mai poate să miște deloc. Trebuie neapărat să mă odihnesc, să-mi scad oboseala. Aici îl vedem pe Aizen, super fericit, se întâlnea cu toți acești vânători, le zice, bă, ați venit, gata, dar cum să nu venim, mă? Este momentul. Momentul să ce? Să ne întoarcem înapoi la Ginuț să vedem ce mai face. Băga aici o țuică, zice, bă, ce bine că dropează ăștia chestii din astea, că am nevoie de ele. Uite, armură, care reduce daunele cu 7%, 10.000 de bănuți și acum se gândea Ginuț, bă, dar eu nu prea am folosit echipament, ia să vedem. Și acum vedem echipamentul lui Ginuț, bam, bam, pe picioare, pe mâini și ăsta pe piept aceea. Și zice, oh, ce tare, pot să le fac invizibile. Nice! Practic, efectul rămâne, dar nu le vezi. Da, e aparență off, știi, ca pe Black Desert sau alte jocuri de genul. Oh, e fain, e fain. E cam greu să-mi dau seama dacă am crescut sau nu, fără să-și dea full recovery, cum primea la fiecare level up, dar îmi dau seama că am crescut în level. Am o grămadă de bani și iteme în inventar. Acum că mi-a trecut și oboseala, e timpul să mergem mai departe. Dă de camera bossului. Aude cât au ușa aici. Pare cât de rău o să fie dincolo de ușa asta. Și deschide Ginuț ușa, iese așa un val de energie și zice, mamă, mi s-a ridicat părul pe spate, e ceva aici. Intră Ginuț, se închid ușile ca la perii singure. Aute aici candelabru. Băi, v-am zis, cameramanul ăsta e șmecher. Acum filmează fiecare torță din asta în parte pe laterală. E nebun, mă. Iau filmează printre picioarele lui Ginuț. Bă, unde mai vezi asta? Camera tronului, mă. Unde sunt aici așa? Și hop, scoate repede cuțitul, zice, mă, sunetul ăsta. Cum se simte. Priveliștea, totul. Eu am mai simțit asta în Double Dungeon. Atunci, a primul episod. Și îl vedem pe Igris în toată splendoarea lui. Și toată intensitatea asta vine de la tipul acesta. Hop, comandantul Igris. Fac, are numele cu roșu. Cred că o să fie mai puternic decât toți inamicii pe care i-am înfruntat până acum. Un cavaler care protejează un tron gol. Fix ăsta e titlul episodului. Și să înceapă bătălia, nu ce să ne o mai lungim. Bam, sare Igris pe el. Cumva Ginuț a avut timp să se ferească, dar dintr-un singur strike din ăsta a tăiat stâlpul, toată marmura și gresea. Zice Ginuț, mamă, a tăiat prin stâlpul ăla de parcă era crenguță, vreasc, copăcel. Bam, 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 dă cu Ginuț de toți pereții. Vine lângă el, vum, să-l taie, dar vezi că Igris își taie doar faianța lui, nu-l taie pe Ginuț. Mă, ăsta e mai mult decât puternic. Bam, iară l-aruncă pe Ginuț în Japonia. Bă, dar nu lasă deloc, gen, când dă Ginuț și l-aruncă, până Ginuț cade jos, ăsta deja e lângă el să-l mai pălească o dată. Și uite aici, bum, Strike. Să te miști atât de repede cu armura aia grea pe tine. Ce monstru. Și acum na, sare Jin-Woo pe el, bam, bam, bam. Dar faza e că la fiecare atac ăla se ferea și Jin-Woo, el încerca să lovească. Că uite aici a dat cu cuțitul pe armură. Nu merge. Degeaba. Bam, Igris să-i dea capac cu sabia. Norocul lui Jin-Woo că a pus repede cuțitul să se protejeze. Și îl împinge Igris. Într-un fel i-a zis, ia mai dă-te mai încolo. Ia uite, dă cu el pe aici. Au, mi-e rău, vreau acasă. Se pare că suntem egali în ceea ce privește viteza. Dar el e mult mai puternic decât mine. Și din cauza armurei nu pot să dau cu cuțitul. Nu mai aș putea să-l bat pe ăsta. E mult mai periculos decât credeam, dar, și acum, aducându-și aminte Jin-Woo de ce a făcut cu cavaleria, că n-a putut să-l dea de meci cu cuțitul, nu mai bine aruncăm noi cuțitul și ne batem cu mâna goală. Și aruncă cuțitul, zice, bă, nu știu dacă pot să-l bat cu mâna goală, dar las că vedem acum. Și ce crezi, mă, la Igris? Îi zice, da, ești șmecher? Ia, bagă sabia în pământ și aruncă parpalacul, aruncă și cuțitele. No, dar ce cavaler sunteți, domnule monstru, zice Jin-Woo. Am! Azi te văd. Și nu-l vedem pe el, vedem președintele asociației pe Go, vine să alea și zice, domnule director, n-ați mai plecat acasă. Nu, mă, că e mai cald aici ca acasă. Vă înțeleg, și eu am mai avut treabă până acum. Deci în sfârșit se întâmplă. Și ce se întâmplă? Că îl sună Aizen la telefon și zice, ăsta, ce faci, mă, plecați? Da, domnule, o să plecăm chiar acum. Dar am vrut să vă mulțumesc. Vă bucur că ați fost de acord cu această operațiune. Desigur, bă, nicio problemă. Dar e datorită ție că tu tot vorbeai despre Jeju Island prin toate interviurile pe care le-ai dat și cumva ai ținut interesul acolo. N-au uitat oamenii de acel incident. Eu doar te-am ajutat puțin. Să ai grijă. Jeju Island este foarte periculoasă. Oho, și încă cum. Dar până ajung ei acolo mai durează o grămadă. Dar ce l-au animat aici pe domnul director e 10 din 10. Da, mă, știu, zice Aizen. Noi mergem doar ca să vedem ce naiba mai se întâmplă pe acolo, să vedem cât de puternici sunt amicii și cât de repede răspund la atacuri. Practic un fel așa de scouting, nu neapărat să le facem invazie. Al treilea raid pe Jeju Island nu o să-l ui niciodată, zice Aizen. Pentru mine nu s-a terminat niciodată. Bătălia încă continuă. Apropo de bătălii care continuă, iau-te-l pe Jin-Woo aici. A venit Igris direct, mare pumn în stomac, bam, da cu el în pământ și după aia l-aruncă în perete, după aia sare pe el. Bă, v-am zis, nu-l lasă. De la fiecare atac care l-aruncă undeva, când Jin-Woo aterizează acolo, Igris e deja acolo, se mai dea o bucată și dă un pumn, aparează Jin-Woo și după aia dă mai mulți pumni, până iară crapă marmura cu el și ce Jin-Woo, mam, deși am blocat lovitura aia, pare că mi-a luat 500 de viață. Dacă n-aveam armura asta pe braț, da, na, ne-a arătat atunci, nu ți-o mai arată acum, cred că aș fi murit. Să dea atâta damage fără armă, mă, cât de puternic e asta. Între timp Igris. Au, ești pe interval, dacă ești mecher. Dacă nu poți să-l faci pe putere, poate-l faci pe viteză. Și își dă Jin-Woo dash level 2 și acum începe să-i dea târcoale, cum îi dădea Rock Lee lui Gara. Dar degeaba, că el credea că îl face pe viteză, dar nu-l face nici pe viteză. Îi dă un pumn aici, îl pălește bine, dar după aia la fiecare încercare a lui Jin-Woo să-l lovească, tot ăsta îl prindea pe el. Că îi pune piedică, dă cu el pe jos și bam, bucată. Era să fie noroc cu skill-ul meu pasiv. Skill-ul pasiv e voință. E gen la fiecare procent din viață care scade, devine mai rezistent. Mare noroc am avut cu skill-ul ăsta. După aia sare Igris pe el, lovește din aer, dă cu el pe pământ, Jin-Woo iară se întoarce, bam, bam, karate, dar nu merge. Ia-te! Cum l-a prins ăsta de picior, aoleu, dăm drumul Igrise că rup picioarele. Și îl pălește Jin-Woo aici cu niște învârteli. Bam, direct picior după gât. Mă, nu crezi că s-a supărat Igris? E, fă-mă, mă, Jin-Woo, bă, și le-a la niște combo-uri în aer. Bam, 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 dă cu el de pământ, îl aleargă și bam, îl lovește, bă, lovește super agresiv, gen, dă cu el de perete la un moment dat și după aia le ia cu capul și îl târă așa pe perete. V-am zis, marmura aia n-a avut nicio șansă. Și după aia l-aruncă fix pe tron. El cu Anos, cu Rimuru și cu Ainz, ce mai stăteau așa pe tron. Și acum Jin-Woo răsufla de-abia să nu moară. Apoi vedem pe sora sa, care aparent i-a făcut de mâncare lui Jin-Woo, i-a lăsat cina în frigider, după aia s-a dus aici și să învețe. Sora sa vrea să facă medic. Ei, o mai țineți minte pe doamna asistentă care a cerut numărul lui Jin-Woo? Oare e asta? Nu mai țin minte cum era tunsă. Dar uite-l pe Neji. Hei, apare Neji aici. Mi se pare că mama lui Jin-Woo seamănă puțin cu Neji, sincer. Și apoi Igris folosește Dominator Staci ca să-și cheme arma la el. O cheamă. Jin-Woo tot era la modul, stai bro, să-mi trară suflarea că nu mai pot. Mi-ai dat la operație. Și când se dea cu sabia în cap, prinde Jin-Woo sabia cu mâna și zice, eu încă nu am pierdut, mada. Bam, își cheamă cuțitul și îi dă cuțit, bă, l-a pălit acum, îi dă cuțit fix în ochi și după aia le-a în brațe Jin-Woo și îl împinge, bă, dar îl împinge super rapid până dă cu el de perete. Și în perete, Igris scoate cuțitul din ochi, dar Jin-Woo zice, nu, cuțitul ăla nu e altă, e al meu și dispare de la Igris, apare la el în inventar și după aia la el în mână și cu tonă cazul și toată furia din lume, Jin-Woo îi bagă cuțitul în gât, bă, și dă-i și dăi și dădea numai skill-ul ăla, lovitură fatală de la folosit atunci pe soldat la început de episod, de dă critică. Și dăi critic. Uite ce fain arată aici animația. Ba, da cu el în manga. Da cu el în creion. Bam! Am câștigat, mă? Pe da, ni notificare, 2 secunde mai târziu. Felicitări, l-ai bătut pe comandantul Igris. Nice. Uite cum stau acum jos amândoi, zici că beau țuică sau ceva. Bă, a fost destul de aproape. Am câștigat mai mult din noroc, zice Ginuț. În ceea ce privește abilitățile, skill-urile, experiența, forța, el era la orice peste mine. O singură mișcare greșită și aș fi murit. Și acum Ginuț primește 4 recompense. O mare pușculiță cu 1.500.000 forță, casca lui Igris cu vitalitate 20, strength 20, damage redus cu 20%. Frumos, zice Ginuț, mamă, e prima chestie de ranghez pe care o primesc. Bine, pe care poate să o folosească în afară de cheia către Castelul Demonului, că și ăla e tot item de ranghez, da, ce faci cu el? Stai, domne, că am o cheie de ranghez la mine, poate bat monstrul ăsta cu ea. Frumos, frumos, arată fain cu cască. Și apoi echipament aici, vedem tot echipamentul lui Ginuț, cu ce are pe mâini, pe picioare, inel și toate cele. Și apoi piatra asta, care în manga îi zicea Dominator Staci, aici îi zice Ruler's Hand. Da, face același lucru. Nu știa ce fel de skill, dar o să afle mai încolo. Și mai primește o chestie, piatra de teleportare. Se gândea Ginuț, bă, da, de ce am primit piatra asta acum? Că dacă am bătut bossul, nu se deschide dungeon-ul să ies și acum îi pică fisa, știi? Mă, nu s-a terminat quest-ul. Notificare. Supraviețuiește cât de mult poți. Vei primi puncte în funcție de cât de mult supraviețuiești și ai șanse să te clasezi într-un rang mai mare sau o clasă mai mare. Baftă. Ce baftă, mă? Și deschid o grămadă de rifturi din astea, portaluri. Apare counter-ul aici sus. Bă, ce naiba, mă bat cu valuri infinite de inamici? Ceva de genul. Și încep să iasă soldați. Mă, dacă ar fi fost la fel de puternici ca Igris, atunci aș fi pierdut în câteva secunde, dar ăștia, îi fac pe ăștia, mă, că slabi. Dar e mulți și începe Ginuț să sară pe ei. Acum vedem elicopterul cu ăștia de rang S care pleacă la Jeju Island și înapoi la Ginuț. Îi tot bate, dar naiba să ia, că tot ies ăștia prin porți. Cred că scopul acestui quest e să vadă cât de mult pot să rezist. Oare dacă îmi folosesc eu stealth-ul să stai invizibil printre ei? Că na, costă 200 mana ca să-l activez și după aia 1 mana la fiecare secundă. Și se uita aici că mai are mana 190. E bine, o să trag de timp cât de mult pot. E, dar ce să vezi, apare un mag care folosește ochii din ăsta și îl vede, îi se sparge stealth-ul. Ah, fuck, m-au văzut și am mai pierdut și mana pe stealth, știi? Și încep ăștia să-l atace. Folosește intenție ucigașă ca să le scadă statusurile și după aia îl pălește unul pe spate. Bam! Păi nu-i bine, e rău, e foarte rău. Cât timp a trecut de când stai aici? Numai 5 minute, mă! Exact ca la muncă, știi? Când ți se pare că au trecut ore, te uiți la ceas și tot 8 și 10 minute. Bă, fă-mă de ceas. Ei bine, n-aș vrea să fac asta, dar mai bine folosesc piatra asta decât să mor. Ce să vezi că vine omul cu ciocanul și dă peste mână, îi sare piatra din mână. Na, mai folosește piatra, Ginuț. Și acum rămâne el așa, cu nimic versus toți soldații ăștia o iau la fugă înspre el. Și se gândea, bă, mi-am pierdut piatra de teleportare, că l-a lovit la atunci cu barusul peste mână și nici n-are timp să o caute, că ăștia nu stau după el. Singurul mod în care mai pot să supraviețuiesc e să-i bat pe toți acum. Bă, și se bate cu ei destul de mult, fiind cu mâinile goale, dar trebuie să obosești până la urmă, câtă stamina să-și ai. Nu mai putea să folosească modul stealth, gen să stea invizibil sau intenție ucigașe, că le-a folosit atunci și s-a dus toată mana pe degeaba, că l-au văzut magii ăia când se ascundea, dar chiar și așa nu o să renunț. Normal, mada. Vedem statusul lui Ginuț, viață nu prea mai avea, mana nici atât. Oboțeala e la 87 și v-am zis, dacă ajunge la 100, deja gata, nu mai avem ce să mai facem. Și orice ar fi, Ginuț vrea să supraviețuiască și iar începe să bată cu ăștia, dă cu mâna, dă cât poate, zice, bă, întotdeauna am fost jos, de jos am plecat, dacă nici Ginuț n-a plecat de jos, că era ultimul vânător, bă, că în rang E mai erau, dar el era ultimul vânător din ultimul rang, adică cel mai de jos de tot, cum ai fi ultimul player din divizia Iron, pe LOL. Nu-ți dai seama, e ceva și aia, că nu oricine poate să ajungă și până acolo. Dar hei, chiar și așa n-am renunțat niciodată, mai bate niște cavaleri aici. Era super julit la mâini, i s-a luat pielea rău de tot, era numai carne. Începe să audă pe cineva cum vorbea despre el. Cine, mă, ăsta, cel mai slab vânător din întreaga lume? Cum, mă, slab? Nu era cel mai puternic? Callback la primul episod. Dar îmi place cum au băgat toată chestia asta, că în manga efectiv ți arată un panel în spatele lui Ginuț cu o recapitulare. Și aici a băgat oamenii ăștia efectiv în spatele lui, prin soldații ăștia, cum vorbesc așa de printre ei. Extraordinar. Nu, mă, e cel mai slab, vorbea asta în continuare. Adică ultima oară când a mers cu el într-o poartă de rang E, s-a trezit în spital, bă. Și apare Sung lângă el și zice, bă, Ginuț, gata, suficient, nu trebuie să te forțezi atât de mult. Apare și Joo-Hee, zice, gata, mă, Ginuț, suficient. Să ajungi. Cât vrei, unde vrei să te mai duci. Și după aia apare ăsta și îi spune, de ce vrei, mă, să faci tu chestii periculoase? Uite, erai un vânător de rang E și ai ajuns destul de bine, nu? E suficient cât te ai, de ce vrei mai mult? Ia uite-l pe ăsta. Ce cap are, mă, nici nu mai vine să cred că așa arăta Ginuț în primul episod. Nu mi se pare că seamănă puțin cu protagonistul din Ridu of a Healer, dar nu așa un pic. Și acum ne bagă opening-ul după ce Ginuț al bun l-a văzut pe Ginuț al rău și după opening era Go, cu marele plan pentru misiunea de pe Jeju Island. În al treilea raid, Go nu s-a mai dus, că na, corpul lui face figură. singur și n-a mai fost capabil să se lupte acolo. Dar tu, îi zice lui ăsta, bă, eu am fost pe acolo prin perimetru, mă ocupam de securitate, nu m-am bătut neapărat. Multe vieți s-au pierdut acolo și cei care au supraviețuit încă mai au rănile, răni mentale din astea pe care toți vânătorii le poartă. Dar hei, aia e, trebuie să facem cumva să trecem peste durerea asta sau distrugerea ne va acapara pe toți. Și mereu când Go a vorbit în anime-ul ăsta era, bă, în paralel cu ce se întâmplă cu Jin-Woo, legat de rănile mentale pe care le poartă vânătorii cu ei, păi efectiv al lui Jin-Woo e viu și e în fața lui și zice acum Jin-Woo înapoi. Bă, nu vine să cred. Ăsta Jin-Woo al rău se uita la Jin-Woo al bun și zice, bă, nu vine să cred, ăsta se omă, nici nu o mai recunosc. Ia uite, mai înalt, mai făcut, arăt și destul de puternic. Dar diferența, păi doar în aparență, mă, pe interior ești tot slab, adică sunt tot slab că e același om. Și se pare că o să mor iar. Ba, mare sabe peste ochi și a Jin-Woo, tu întotdeauna o să fii Jin-Woo vânător de rang E. Atât. Niciodată mai mult. Deci doar un visător care nu știe unde este locul în lume. Face Jin-Woo un pas în spate, vine ăsta gigantul și îl presează cu fața de pământ. Bam, aproape mort. Deja nu mai vedea în ceață și prin ceața asta îl vede pe Jin-Woo care îi zice, bă, nu-i suficient. Dar asta meriți pentru că te-ai gândit, nu mă, că sunt pregătit, că uite cât am evoluat, să vezi ce fac eu, n-am mai făcut ceva acum. O să mori. Nu vi se pare că are fața lui Bachira acum? Asta e mai multe personaje într-un personaj. Și Jin-Woo se gândea, băi, la fel ca atunci cu Double Dungeon, când l-au omorât statuile alea. Cineva s-a mai întâmplat după aceea. Și acum, spre norocul lui, o să vedeți de ce zic asta, îi apare notificare. Bă, nu ți-ai făcut antrenamentul ăla zilnic. Atenție! Dacă nu faci asta, vei primi o penalizare. Mi se termină quest-ul cu antrenamentul. Bă, poate că și norocul ăsta e un fel de skill până la urmă, zice Jin-Woo. Notificare, vei fi transferat către zona de penalizare și bam, și a sabie. Dar nu l-a pălit pentru că s-a dus în zona de penalizare. Ca să vezi, bă, norocul lui. Deci chiar norocul lui aici, că nu și-a făcut antrenamentul. Și uite-l pe Jin-Woo în deșert. Apropo de Jin-Woo al rău care apărea lui și mereu îi zicea că, bă, uite că puteai să renunți, să nu mai faci, să nu mai asta, poți să ajungi la un moment dat să ai genul ăsta de mentalitate, dar la fel ca Jin-Woo, nu te lua după gândurile tale negative. Tatacaie și mada întotdeauna. Ce asta, mă, zona de penalizare? Da, bă, stai că am uitat să-mi fac daily quest-ul. Ei bine, mare noroc am avut cu penalizarea asta că mi-a salvat viața. Atât de greu, mă, să fie quest-ul ăsta, cum naiba să-l fac, mă? Sau sistemul de fapt mă ajută să supraviețuiesc, mă? Mă, Jin-Woo, o să afli tu mai încolo că cineva undeva ținea cu tine într-adevăr. Ei bine, ce mai contează? Hai să deschidem magazinul. În quest-ul acolo n-avea voie, dar aici limitările le are date jos, cum ar fi. Ai voie să folosești tot ce ai. Iar repede țuica asta, o bea, zice, mamă, oboseala mea niciodată n-a ajuns până la 90, dă-te încolo. Și în timp ce bea din țuică îi scade până ajunge la 0. Vrea să bage o poțiune de viață, dar primești notificare, nu poți să bagi poțiune de viață dacă ai viață sub 10% sau ceva de genul. Trebuie ori să aștepți ca să ți se refacă viața normal, ori să faci level, că na, când făcea level primea binecuvântarea de viață. Bă, se pare că făcea în griji, degeaba așa apar miriapozii. Deci Jin-Woo, ei bine, o să supraviețuiesc eu până îl văd eu pe el iară. Atâta timp când nu mă omoară, orice durere prin care trec mă va face mai puternic. Și începe Jin-Woo să bată miriapodele, bam, 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 le bate atât de repede că ajungem aici și la soră sa, care s-a trezit, s-a dus la baie, vede mâncarea pe masă, zice, bă, Jin-Woo n-a venit acasă, mă? Cine aiba lucrează atât de târziu, nici numai cât e ceasul? Poate și-o fi făcut vreo gagică. Ne, nu cred. Jin-Woo niciodată. Și am zis, bă, că mâine trebuie să vină că avem ședință cu părinții. Și din moment ce mama lor era în spital, Jin-Woo avea grijă de ea și trebuia să ducă el la ședință. Oare va avea timp să vină? Notificare, level up, Jin-Woo a bătut miriapodele, zice, bă, destul de convenabil că pot să refac viața făcând level. Mai am 10 minute. Haide să-mi pun repede echipamentul în ordine, că na, se întoarce înapoi să se bată cu ea. Se uită prin shop. Bă, ce aș putea eu să cumpăr pe aici? Nu știu dacă vă face cu ochiul ceva din shop-ul ăsta, dar lui Jin-Woo ți face. Mai exact, un cuțit din ăsta. Hop, cumpără ăsta cu 2.800.000 și zice, bă, eu mă bag cu cavaleri. Cuțitul ăsta se numește ucigașul de cavaleri. Eu zic că cuțitul ăsta o să fie foarte bun versus cavalerii ăia. Night Killer dă 25% mai mult damage versus bestile cu armură pe ei. Ce convenabil. Cam scump, dar e foarte bine. A, și mai e și piatra asta pe care am luat-o după ce m-am bătut cu Igris. Sunt sigur că abilitatea pe care mi-o va da va fi super utilă. Sparge Jin-Woo piatra. Direct, skill, ruler's hand. Dacă citiți manga să nu vi se pară că ar avea dominator staci altceva, nu e aceeași abilitate, doar că i-au schimbat numele. Nu costă mana, ceea ce e foarte fain și utilizatorul poate să manipuleze obiecte fără să le atingă. Telechinezie, practic. Dar nu costă mana, bă, asta e cea mai tare chestie. Și se gândea Jin-Woo, bă, oare cum a făcut el atunci de și-a chemat sabia, mă? Ia să încerc. Și încearcă Jin-Woo pe o miriapodă, de asta notificare. Nu poți să muți obiecte atât de mari, bro, că ce facem? Dacă ridici miriapode de la leveluri, nu-i bine. Te pare că nu poți să mut chestii atât de mari. E bine, hai că m-am pregătit suficient, quest info și s-a mai gândit Jin-Woo, bă, ca să nu mai cadă mie cuțitul din mână, nu mai bine leg eu cu un bandaj din ăsta. Gata, Acum restul mai ține și de noroc. Eu am făcut tot ce puteam să fac. A ajuns timpul la zero. Între timp soldații ăștia pe aici, zice Ginuț, bă, am stat și eu câteva ore pe bară și v-ați înmulțit ca iepuri. Dar ce contează? Ginuț era pregătit și gata de luptă. Apoi vedem un elicopter. În elicopter, Cahe cu Aizen, cu toți vânătorii. Uite doamna asta, maid, de zici că e maid-urile lui Ainz din Overlord, le zicea capitanul, bă, o să ajungem cât de curând în spațiu aerian de la Jeju Island. Ok, am înțeles. Bă, îmi pare rău, Cha Hae, cred că asta e destul de aiurea pentru tine, că tipa cu mirosul avea mari probleme. Nu suporta mirosul de vânători. Ai, ok, nu nicio problemă, aia e. Eu n-am fost un vânător în al treilea raid pe Jeju Island și n-am putut să vă ajuta. Acum, dacă toți sunt, haideți. Haide să mergem. Capitanul de avion, domnule Aizen, simt multiple surse de mana venind din apă. Oa? Ce? Și ne dă cu zoom să vedem ce vede ăsta prin elicopter, dar nu vede mare lucru. Asta e, luați poza asta. O să aflăm la final care e faza. Dar trecem la Ginuț, care acum că avea cuțitul distrugător de cavaleri, bă, ce bine mergea. Zice Ginuț, băi, mult mai bine decât cu mâna goală, zicea, dar ceva nu e ok. Eu mor, dar ăștia tot vin. Și nici nu fac level, nu e dubios că omor mob și nu fac level. Și se uita la magul ăsta, zice, mă, ce cu magul ăsta? Tot incantează, face chestii, dar nu mă atacă cu nimic, știi? Adică ce magie scoate ăsta de nu mă atacă? Numai cavalerii ăștia mă atacă, e ceva. Și la un moment dat vede porțile, mă. Din porțile astea ieșeau cavalerii. Cavalerii sumonați de vrăjitori. De asta vrăjitorii nu dădeau cu foc, cu gheață, cu altceva, că ei aveau ei treaba lor. De asta nu primeau experiență, că omoram sumonări. Atunci trebuie să bat neapărat magul ăsta. Jbam, dă cu cuțitul, care și skill-ul de aruncare a cuțitului, direct în mag, a trecut prin el. Partea de soldați chemată de magul ăla au murit instantaneu. Notificare, felicitări, ai bătut un mag. Nice. Și Ginuț se gândește, bă, cum să fac eu să vină magii ăștia la mine? Aici e pe repede înainte față de manga, dar încă am tot un cap aici proaspăt, că noi numai ce am citit manga. Și se gândea Ginuț, bă, cum să fac să găsesc pe cei alți magi, știu, folosesc stealth-ul, că el când face stealth-ul, magi automat folosesc ceva magie din asta, detectare cu ochi și Ginuț vede ochi și zice, aha, sunteți aici, v-am găsit mieilor. Și începe să dea în ei. Și ajungem la poza asta epică. De aici era, mă. Eu am asta pe wallpaper engine de când am început cu Ginuț de atunci și aparent am ajuns la ea, e foarte fain. Nice. Încă 4. Și începea să treacă prin cavaleri pe aici, niciun stres, nu mai stătea la discuții cu ei. Folosea Dominator Staci, nu știu, nu vine să zic Ruler Sand, că am citit mai mult Dominator Staci, dar ce fain arată. L-a strâns pe ăsta de cap, efectiv, avea aici o grămadă de cadavre sub el, la un moment dat le-a și pe mag, zice, bă, ce te stai tu și te ascunzi acolo în spate? Bam, Dominator Staci de la distanță, le-a pe ăsta de cap, îl trage la el, îl taie Ginuț și după aia mai rămâseseră 3 și ăștia toți 3 s-au gândit, mă, face și noi o magie împreună. Și fac ăștia o magie împreună, toate corpurile astea care erau aceea sub Ginuț, le une că ăștia într-un golem mai mare și ce Ginuț, what the heck, cât a golemul. Dar Ginuț fiind foarte rapid, sare pe el, peste el, pe candelabru, mă, na, bă, dați mielul jos de pe candelabru. Taie Ginuț lanțul de la candelabru să cadă pe ăsta să-l dărâme. Bineînțeles, scopul lui era, acum că am luat ăștia din soldați, să se ducă direct după magi și zice, bă, ce bine de voi, că acum am mai puține ținte de omorât, că sunt doar cavalerii care nu s-au combinat cu ăla să facă golemul și ei trei acolo. Numai bine că v-ați adunat aceea toți grămadă, că și trece Ginuț, bam, prin toți trei. Și după aia mai rămâne golemul ăsta, dă el, parează Ginuț cu cuțitul lui și zice, bă, da, dacă magii au murit, nu vrei să mori și tu? Și împinge cuțitul ăsta, trece așa un val de energie prin el și cumva îi ies mațele prin spate, dacă vă vine să credeți, la un golem din metal. Bam, rămâne gaură aici și cade și când cade se sparge așa într-o ploaie din asta de armuri. Foarte fain. Mi-a plăcut maxim. Felicitări, bă, uite, 4 ore, 29 de minute și 16 secunde a stat Ginuț aici. Felicitări, ai bătut toți monștrii. Și acum ce zice Ginuț? Stai un pic așa numai să vedem. Pot să trec la o clasă mai avansată cu punctele pe care le-am obținut. Cum adică? Asta am două clase în funcție de rezultatele obținute la acest quest, deci n-am voie să aleg. Notificare, analiză completă. Și acum mai bagă niște poeme lui Ginuț. Unde merge jucătorul, îngerul morții după el. Orice cale ia jucătorul este plină corpuri și mirosul sângelui rămâne. A? Ce asta se gândea Ginuț? Plus, playerul râvnește la o putere foarte mare și își croiește drumul fără să se bazeze pe alții. În setea lui de putere cheamă fantomele care cutreieră Valea Morții. Fantomele sumonate de Armata Umbrei vor urma ordinele jucătorului ca Armata de Umbrei și o să paveze calea jucătorului. Ce, mă, Armata Umbrei? Stai puțin, ce e asta? De ce clasa mea de job e? Și acum vede notificarea Necromancer. Bă, nu-i bine, bă, eu nu mi-am pus nimic în inteligență. Cum naiba? Că necromancerii sunt pe magie, știi, care sumonează nemorți din ăștia, care să-i ajute în luptă. Dar Ginuț e asasin. Toate punctele și le-a băgat pe putere, toate skill-urile lui sunt pe asasin. Dacă mi-au o clasă de asta de necromancer, Necromancer pe atunci nu se pare că mi-am băgat toate punctele degeaba. Nu-i bine. Și apropo de nu-i bine, i-a apărut notificarea asta. Vrei să accepti jobul, da sau nu? Ce bă, pot să-mi aleg? Păi nu prea m-aș face Necromancer că beneficii nu prea sunt. Și dă nu, Ginuț. Și atunci apare altă notificare. Bă, vezi că Necromancerul ăsta este o clasă ascunsă. Mai vrei să renunți? A, păi acolo e o problemă, se gândea Ginuț. Bă, fă-mă, mă, de sistem cu notificările tale. Bă, asta înseamnă că are ceva putere specială clasa asta, mă? Un Necromancer. Dacă aș avea și eu un exemplu, ceva să-mi dau seama de ce face un Necromancer. Merge și dă cu piciorul peste armurile ghișe sumonate de fucking Necromanceri și zice, bă, nibă, summoning magic. Da, mă, uite, toți magii ăștia care foloseau summoning magic, dacă ar fi să compar așa cu Necromancer, e cam aceeași putere. Și toate bătăliile pe care le-am avut eu până să ajung la Igris aici, e ca și cum mi s-au repetat toate bătăliile de până acum. Toată faza cu jobul ăsta, mă, să fi fost aranjat de sistem. N-ai o treabă, Ginuț. Interesant, dar vezi, problema e că tipii ăștia sumonați nu erau atât de puternici. Dar eu sunt. Nu există nicio regulă care să spună că de fapt necromancerii nu pot să lupte, că asta a fost problema magilor, că ei sumonau creaturi. Dacă n-a fost vorba să sară Ginuț pe ei, nu s-au putut ține la el. Dar acum, din perspectiva lui Ginuț, care el e asasin, adică omul dă drumul la armată și nu e ca și cum el stă în spate, bă, apărați-mă că mor. Nu, omul e asasin. Exact cum a fost la Ghetto în Jujutsu Kaisen când s-a bătut cu alt din ăsta care folosea sumonare de spirite, că la s-a gândit, a, ăsta e clar, face summoning din ăsta, sigur nu-i budin apropiere. Și când s-a apropiat, bă, l-a luat Ghetto într-un combo de aruficații. E fix același lucru. Se gândește Ginuț pe stai, bă, că dacă atunci când eu fac level și abilitățile mele fac level, atunci are sens ca armata mea de umbre să devină și mai puternică odată cu mine. Deci, cu alte cuvinte, nu mai e solo leveling. Da, nu prea poți să mai zici solo leveling când omul are armată de mii de umbre. Și acceptă acum, bifează Iesu. Venise ziua, Goku ăsta încă erau aici, zice, bă, iau-te, veni ziua. Vânătorul Cioi și cu oamenii lui a trebuit să ajungă pe Jeju Island până acum. Scuze că te-am ținut până dimineața aici, nu-i bai. Felicitări, jobul tău a fost finalizat, încep să iasă niște umbre și nu-ți mai primești iar notificări. Acum, în funcție de ce ai făcut tu la quest-ul ăsta, poți să progresezi la o clasă mai mare. Felicitări! Ai trecut de timpul estimat de supraviețuire, ai primit puncte. Felicitări! N-ai folosit piatra de teleportare, ai primit puncte. N-a folosit-o că i-a scăpat din mână atunci, dar hei, totul spre binele lui. Viața ta a fost mai mult de 50%, bonus puncte. Ți-ai bătut toți inamicii, bonus puncte. Și ies toate umbrele din Ginuț aici, încep să se suie pe el, să cadă, să naiba, să le ai, se deschid ochii lui Ginuț, ajunge pe pământ și nicum iese umbra din el, mă. Felicitări! Jobul tău s-a schimbat, acum de la Necromancer ești Monarhul Umbrei. Ba, deja, mă, ce rapid. Atât de mult puncte să fi făcut, mă? Păi te-ai stat 4 ore acolo, bă. Am primit skill-uri pentru clasa asta de Monarhal Umbrei, plus 10 puncte de abilitate, plus un nou titlu. Păi înseamnă că dacă mi-am primit recompensele, s-a terminat și quest-ul, nu? Cam asta ar trebui să fie. Și acum încep să iasă umbrele din toți cavalerii ăștia omorâți și zice, mă, ceva, mă, un țipăt, un strigă, ceva de ajutor. Și apar notificări pe fiecare soldat din ăsta. Extragerea umbrei. Notificare. Dă și tu o comandă la skill-ul ăsta de extragerea umbrei. Gândindu-se Ginuț, bă, ăștia sunt umbre, trebuie să-i ridic, ridicarea umbrei, Arise, care în japoneză e Okiru, care în română e ridică-te. Dacă ar fi ăsta dublat în română, ridică-te. Sau scularea, trezirea. Trezirea, amice, îți cubură dimineața. Ăsta, bă, mă, ăsta treia să fie, dacă ar fi dublat în română solo leveling, comanda ar trebui să fie, îți cu bună dimineața. Cea mai tare chestie. Și încep să iasă soldații lui Ginuț, mă. Și îmi place că arată exact ca manga, foarte frumos. Și Ginuț, bă, ce șmecher, dă-te încolo, bă. Skill-urile astea sunt extragerea umbrei și stocarea umbrei. Extragerea umbrei, toate fac ce scrie în titlu, dar o să vă zic oricum. Extragerea umbrei îți permite să extragi umbrele din cadavre. Deci ăștia sunt soldații pe care vedeți acum. Și stocarea umbrei îi permite să stocheze umbrele. Da, și să le scoată când vrea el. Problema e că extragerea de umbre diferă în funcție de puterea oponentului și de cât timp este mort. Bă, că am și magia pe care i-au omorât. Foarte fain. Și vin și rancuri diferite. Și acum se gândea, mă, dar dacă pot eu să extrag umbre de rang A sau S și puterea lor reflectă cât de puternici erau ei când erau vii. Uite-l pe Igris aici care dormea. Skill. Extragerea umbrei este posibilă. Se pare că avea prea mulți. Știi, sumonase gen, nu mai știu câți avea, 20 din 20 sau 30 din 30, dar i-avea prea mulți și le-a dat drumul la 11. A zis, bă, voi 11 acasă. Îmi pare rău că v-am chemat degeaba, să știi că i-a trezit degeaba acum umbrele. Bă, fumă, Ginuț, ne-ai chemat degeaba până aici. Și acum, comandantule Igris, dacă aș putea să te iau în controlul meu, ar fi super fain. Și zice, trezirea. Bă, și se ridică un pic așa Igris, iese umbra din el, se întâmplă chestie. Ce Ginuț, what the heck? Fail. Extragerea umbrei a dat fail. Mai poate să facă de 2 ori, că e din 3. Ok, calmează. minute, Ginuț. Haide, Arise, Fail, mai ai o extragere din 3. Firar să fie. Înapoi la Go, care ne explică chestii, care mereu au treabă cu Ginuț. E de la sine înțeles că dacă vânătorii nu se retrezesc, puterile noastre nu o să crească niciodată. Și de asta ne antrenăm în fiecare zi, de asta adunăm aliați și Ginuț îi zice lui Igris, tu aștepți să revină regele tău, mă, că na, tronul ăsta era gol. Oricum nu știi dacă vine sau nu. Comandantule Igris, ești un luptător și să-ți bați inamicii cu sabia ta trebuie să fie scopul tău în viață. Tu chiar vrei să lași sabia să ruginească aceea? Nu e ok. Dacă ai nevoie de cineva căruia să-ți dedici viața și sabia ta, mai bine mă servești pe mine decât să aperi tronul ăsta gol. I-a zis-o Ginuț aici. Hai, trezirea. Și acum începe umbra aia masivă de, îți dai seama că o să meargă de data asta, plus că era și unul dintre ei. Și uite-l, mă, ia-l că iese. E și cu parpalacul ăsta super lung, notificare, extragea umbrei a reușit. Uite-l pe Igris, fain arată Igris, level 7 cavaler. Trebuia să aleagă un nume, i-a pus Igris. Bă, da, lungă-i parpalacul ăsta, n-o să vă mint. Și vine Igris, se pune în genunchi în fața lui Ginuț, după aia toate umbrele se pun în fața lui. Ginuț, wow, impresionant, îmi place. Uite ce ochi avea nebunul. Acum sunteți cu mine, plebilor, zice Ginuț. Băi, și aici ne bagă outro, dar să vă uitați după outro că mai arată ceva. Mai exact, elicopterul Astora se uitau la o furnică, zice Aizen, bă, din câte știu eu, nu s-a mai întâmplat niciodată asta. Dar acum evoluează furnicile și aici vedem că s-a dat un pic zoom jos pe aripa de furnică, mă. Marea problemă e că furnicile de pe Jeju Island, care ăștia se gândeau, bă, dacă nu putem face raid-ul aia, oricum ei nu o să plece de acolo, mă rog, ele furnicile, ghiși ce? Furnicile evoluează, au început să prindă aripi. Ceea ce e foarte rău, trebuie să facem raid-ul neapărat. Și aici se termină primul sezon din Solo Leveling. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să vedeți reacția la tot sezonul, o găsiți pe Patreon, link în descriere. Tot acolo găsiți și Instagram-ul și TikTok-ul și toată manga lui Ginuț, pentru că noi am citit și manga pe live, o să găsiți acolo clipurile aferente. Iar noi ne audem mâine cu un nou clip.